17. Bine, dacă trebuie să mor, voi muri. Din fericire, starea lui Lucian se dovedea nu fi prea gravă. Două gloanțe nimeriseră număr. Unul îi perforase mușchiul, celălalt îi rămâsese înfipt în carne. Căzând însă, se lovise puternic în ceafă și își pierduse cunoștința. Se trezi vlăguit la un ceas după operație și se uită nedumerit în jurul. În cameră dăinuia lumina slabă a unui bec de serviciu și, pentru un moment, a avut impresia că se află în cușeta unui vagon de dormit. Vrut să se ridice în capul oaselor, îl opri un glas blând de femeie. Nu te mișca! Șezi! Șezi liniștit! Abia acum observă la căpătâiul său o fată într-un halat alb. Încercă iar să se ridice. O durere ascuțită în numărul drept îi smulse un geamă de durere. Vezi dacă nu ești cu minte, îl dojeni fata la fel de blând. Lucian încercă să-și amintească ce se petrecuse cu dânsul. Izbuti cu greu, căci îl durea capul și îl necăja o greață inexplicabilă. Își aminti de întâlnire, de încăierare, de țipetele doamnei Petrescu și neliniștit întrebă. Unde mă aflu? La spitalul numărul 3 al MEAI-ului. Lucian răsuflă ușurat. După o clipă, deveni din nou neliniștit. Cum s-au petrecut lucrurile? Ce s-a întâmplat cu necunoscutul? Dar cu el? Ce-a fost cu mine, se interesă el stins. Un fleac. Fata zâmbi și ofițerul îi plăcu surâsul ei. Te-a nimerit. Două gloanțe ți-au intrat în număr. Două? Unul a ieșit. În celălalt n-a mai vrut să iasă. L-a scos profesorul Avramescu. Am fost operat? Fata încuvință dând din cap. În număr, spuse el și încercă să-și miște umărul. Gemu de durere. Hai, fii cu minte. Sora îi puse mâna pe frunte și Lucian tresări. În palma catifelată și regea fetei îl înfioră. Întrebă. Cine ești? O soră. Cum te cheamă? Lia. E gravă situația mea, Lia? Interogatoriu? Nu, neliniște. Ei, ai scăpat ușor. Nu mă minți? Lia îi răspunse printr-o clătinare a capului. Lucian ar fi vrut să o mai întrebe dacă știe ceva de soarta individului care a tras în el, dacă a fost prins sau nu. Lia, știi, eu trebuie să telefonez cuiva. Cui? Maiorului Panait? Îl cunoști? A fost tot timpul aici. Trebuie să se reîntoarcă. Lie, ciocârlie, se înveselie, aflând că maiorul fusese tot timpul lângă dânsul. Cât e ceasul? 3:30. Hai, dormi, odihnește-te. Ascultă și închise ochii. De adormit însă nu adormi. Îl durea rana, îl supăra o greață inexplicabilă. Vedea în gând întâmplări fără nicio legătură. Își aminti că cel care încercase să-l omoare nu era întru totul necunoscut, că-l mai văzuse undeva. Unde? Își aduna nevoie gândurile. Zise că ar fi trebuit să se scoale din pat, să se îmbrace, să alerge la minister și să-i raporteze maiorului Panait că nu și-a îndeplinit misiunea. Deschise ochii și descoperi că sora continua să-l vegheze. De ce te uiți la mine? Întrebă Lucian intimidat parcă. Încerc să-ți ghicesc firea. Par să fiu un om neliniștit, fără astâmpăr. Nici nu mă miră că te-ai încăierat. Ar trebui să dormi. Lia, e grav? Nu. Lia, știi, nu trebuie să fie grav. Nu te superi că-ți spun pe nume? Nu. Toți bolnavi îmi spun pe nume. Toți? Întrebă Lucian. Hai, dorm. Că de nu, să știi că mă supăr. Mâna fetei se așeză din nou pe frunte și el închise ochii. Ce mână plăcută! A dormit. Când se trezi, o căută pe Lia, dar în locul ei îl descoperi pe maiorul Panait. Tovarășe maior, murmură el. Stai, ce vrei să faci? Stai liniștit! Tovarășe maior, mi s-a spus că ai dormit bine. Cum te simți? Tovarășe maior, l-ați prins? Întrebă Lucian înfrigurat. Nu, răspunse Panait, fără să ascunde tristețea. Nu l-am prins. Da, nu o să ne scape dumnealui. Mai bine, spune-mi cum te simți. Mi-a trecut durerea de cap. Grața. Te simți în putere să-mi relatezi cum s-au petrecut lucrurile? Cum să nu, tovarășe maior? Lucian povesti pe îndeplete tot ce se întâmplase. Eșecul întâlnirii de la cinematograful Republica, discuția cu necunoscutul, încăierarea. Și pe măsură ce povestea, își aminti de unde îl cunoștea pe cel care l-a trăsese în capcană ca să-l ucidă. Când a scos revolverul cu amortizor,
Când mi-a spus că Olariul nu există, am înțeles că în fața mea se afla asasinul lui Olariu, al lui Siegfried. Îmi era foarte cunoscut și nu știam de unde să-l iau. Acum știu. Mi-am amintit, tovarășe major. Da, ce folos. Țineți minte că, după asasinarea lui Olariu, urmele i-au călăuzit pe lucrătorii miliției la un hotel de lângă Gara de Nord. Inginerul de la Brașov. Portarul a dat următoarele semnalmente. Înalt, voinic, statură atletică, față mare, expresivă, blond, foarte elegant, trecut de 40 de ani. Asta e, tovarășe major. Vă dați seama ce ne-a scăpat? Ah, și numai printr-o întâmplare mi-a scăpat. Și dumneata, tovarășe locotenent major, tot printr-o întâmplare ai scăpat. Panait scoase din buzunar o batistă și o despături. Lucian văzu pe suprafața ei albă un glonte cât un bob de mazăre. Știi, continuă majorul, ți-a fost scos plumbul ăsta. În criminalul ți-a căutat inima. Ai avut noroc. Uită-te bine la el. Este identic cu cel extras din inima lui Olariu. Ai dreptate. Ne-a scăpat un as. Am lucrat superficial. Ne-au derutat pe amândoi rândurile acelea cuprinse în scrisoarea adresată lui Olariu. Nu vă cunosc, nici dumneavoastră nu mă cunoașteți. În urma acestei întâmplări, m-a ajuns la concluzia că ne găsim în fața a mai multor acțiuni, separate. Separate? Se miră Lucian. Da. Cum asta? Când a fost ucis Olariu? Acum 2 luni și jumătate. Ucis de mâna acestui individ. Deci, el și puterea străină pe care îl reprezenta cunoșteau sfârșitul lui Siegfried. În consecință, nu mai aveau niciun interes să se ocupe de soarta lui. Iată însă că, prin marinarul Morăreț, am aflat că o altă putere străină se interesează de soarta aceluiași Siegfried și este mulțumită ca dat de dânsul. Nu uita aparatul de radio, problemele de șah. Aveți dreptate, tovarășe major. A, ce pasăre rară ne-a scăpat! Hai, liniștește-te. Am greșit. Trebuia să te lăsăm singur. Acțiunea însă continuă. O să-l prindem. Dar trebuie ca de acum înainte să cumpănim bine fiecare pas al nostru. Uite ce o să facem. Dumneata, tovarășe Lucian, trebuie să mori. Lucian făcu ochii mari, dar, văzând fața maiorului luminată de un zâmbet șiret, înțelese că acesta avea în vedere un alt plan de acțiune. Adică? Glontele te-ai nimerit în inimă și deci ai murit, explică maiorul. Ai înțeles? Bine, tovarășe maior, dacă trebuie să mor, voi muri. Dușmanul trebuie să fie convins că te-a lichidat. Numai așa va mai îndrăzni să iasă la suprafață. Iar noi îi vom întinde o capcană. El știe că dumneata ai reținut semnalmentele și că pe baza acestora el poate fi identificat. Dacă află că ești în viață, se va da la fund. Deci, se interesă Lucian, ce am de făcut? Cum mi-a ordonat să mor? Am vorbit cu profesorul Avramescu. M-a asigurat că rana nu este deloc gravă. M-a îngrijorat era de lovitura de la ceafă. Vei muri în zor și vei fi scos de aici pe o targă, acoperit cu un cearșaf, și vei fi transportat la o vilă de la marginea Bucureștiului. 3 oameni vor cunoaște taina morții dumitale. Profesorul, Lia și cu mine. Lia? Panaite aruncă o privire ștrengărească. Ce? Te pomenești că nu ești de acord? Evitând răspunsul, Lucian spuse. Dar mama? Avem noi grijă de dânsa. Acum, te-aș ruga să-mi spui exact semnalmentele individului. Ce zici? Te simți în putere să o faci? Cum să nu, tovarășe maior? Banait îl văzu cum își închide ochii, încercând astfel să-și adune gândurile. Privindu-l, îl cuprinse deodată un sentiment de duioșie. Ca pentru un frate mai mic, de care îl leagă o mulțime de amintiri și întâmplări comune. Estima colaboratorul și îl prețuia pentru îndrăzneala, devotamentul și logica gândirii sale. Și-l aminti în primele luni ale colaborărilor, când își închipuia că tot ce zboară se mănâncă. Înalt, 180-185 centimetri înălțime, începu Lucian să vorbească cu ochii închiși. Bine proporționat, statură atletică, numai natația, sport complet dezvoltă o asemenea statură. Elegant, costum maro, îndun subțiri, la 2 rânduri. Stofă românească, fața mare, pătrată, energică, expresie inteligentă de intelectual, ochii cenușii. Obișnuiește fie să citească cu ochelari, fie să poartă ochelari de soare. La rădăcina nasului, un nas drept, cu nări prelungi, am observat o dungă vânătă, lăsată de rama ochelarilor. Barba deasă și aspră,
Elea albă, părul blond, des, pieptănat lins peste cap. Buzele nici prea subțiri, nici prea groase. Deasupra sprâncenei stângi am observat o cicatrice cât un fir de ață. Mâinile mari și osoase. Fără inele, unghiile bine îngrijite. La manșeta cămășii poartă niște butoni de aur rotunzi pe care e gravat câte un vultur negru. Lucian tăcu. Deschise ochii. Îl văzu pe maior privindu-l și se bucură. Acum, dacă îi avem semnalmentele, s-ar putea să nu ne mai scape. Te las. Trebuie să te pregătești de moarte. O să ne vedem dincolo, pe lumea cealaltă, în noua dumitale locuință. La revedere. Îi strânse mâna și plecă. A doua zi de dimineață, o veste tristă se răspândi în tot spitalul. Un tânăr ofițer de securitate nu rezistase operației și își dăduse sfârșitul, fără să mai apuce să rostească vreun cuvânt. Către ora prânzului, vestea o află și doamna Petrescu. Izbucni în plâns. Apoi, când se mai liniști, își puse o rochie neagră și se duse la biserica din apropierea casei. Lucian se pomeni într-o cameră nu prea mare, foarte luminoasă, mobilată simplu. De pe patul său de suferință, vedea printr-o fereastră înaltă niște tufe de liliac, câțiva pomi, care, pe semne, alcătuia o livadă în jurul vilei. Mai zărea o fărâmă de cer albastru, punctată în răstimpuri de zborul unor păsări. Privea și se gândea că nu prea era obișnuit să zacă, ci să muncească, să alerge, să acționeze, străduindu-se să facă față tuturor încercărilor. Se învățase cu munca de mic. La București venise desculț și zdrențuit dintr-un sat de pe Argeș. Un frate de-al tatălui său, om bun și inimos, l-a ajutat să intre ucenic la cazangeria uzinelor Vulcan. Din prima zi intrase în clocotul atelierului. Muncea mult, iar trupul ostenit și-l odihnea tot acolo, năpădit de păduchi. Dormea pe paie, la oaltă cu ceilalți ucenici. Îndura multă mizerie, strângând din dinți. Războiul era întoi pe toate fronturile, iar el înțelesese destul de repede că mizeria era starea celor mai mulți oameni din uzină. Totuși, nu dăduse bir cu fugiții. Rezistase, pentru că dorea din toată inima să învețe o meserie, iar cazangeria îl atrăsese dintr-un început. În zilele insurecției, la îndemnul unchiului, ieșise împreună cu alți ucenici să apere capitala. Apoi intrase în rândurile uteciștilor, având întuse cu îndrăzneală învăltoarea vieții politice din uzină. Îi plăcea munca, dar și mitingurile și demonstrațiile de stradă. Roadele acestei lupte se arătară destul de curând. În urma unei acțiuni politice, la care participaseră mai toți muncitorii întreprinderii, administrația se văzuse nevoită să îmbunătățească condițiile de viață ale ucenicilor. Căminul fusese mutat într-o altă clădire unde se amenajaseră trei dormitoare cu paturi, ceașafuri și pături noi. Așa trecuseră anii. Devenise membru al PCR și unul dintre cei mai buni cazangi din uzină, deși era încă foarte tânăr. Organizația sfătuise să se înscrie la cursurile serale. Așa că seară de seară, după terminarea lucrului, se ducea la școală. Profesorii îl apreciau, spunând că are o minte ageră și memorie excepțională. Venise și vremea armatei. Fusese încorporat în rândurile trupelor MEAI și trimis undeva în apropierea hotarelor de apus ale țării. În zilele acelea, înțelesese și mai bine cât de înverșunată era ura dușmanilor împotriva cucerilor revoluționare ale clasei muncitoare. Se afla în munții Semenicului, când dușmanii îl asasinaseră pe comunistul Lazar Cernescu de la Rusca. Îi văzuse trupul răpus. Țăranii din Rusca își conduseseră tovarășul pe ultimul său drum. Înțelesese că visul pentru care Cernescu își dăruise viața era propriul său vis. Unitatea lui pornise pe urmele asasinilor. În primele rânduri se afla și el, fruntașul Lucian Viziru. Tot în armată se făcuse remarcat prin agerime, spirit de observație, memorie și fusese trecut în rândurile cercetașilor. Apoi, îi se propusese să urmeze cursurile unei școli de ofițeri. Refuzase, spunând că nu vede cum un cazangiu ar putea să devină ofițer. Recunoaște, îi spusese locțiitorul politic al comandamentului, că așa cum un muncitor poate să devină un foarte bun inginer, tot așa poate să devină și un foarte bun ofițer. Gândește-te și tu, inginer da și ofițer nu. În cele din urmă acceptase propunerea. La școala de ofițeri se făcuse remarcat prin aceleași calități și ușușumi profesorii prin aptitudinile sale pentru limbi străine. Învățase repede, datorită memoriei sale, franceza și germana. Privea tufele de liliac,
fărâma de cer albastru și se gândea cu recunoștință la acel locțiitor politic al comandamentului care îi hotărâse viitorul. Numai după ce intrase în vâltoarea războiului din umbră, dușmanii țării înțelesese cât de necesar era ca în funcțiile vitale ale revoluției să se afle acei oameni care au trăit pe propria lor piele exploatarea capitalistă, mizeria căminelor de ucenici, obida boierilor. Numai asemenea oameni ar fi putut să reziste până la capăt încordării și primejdiilor iscate de lupta complexă cu agenții puterilor imperialiste. Nu auzi când ușa se deschise. Într-atât era de cufundat în gândurile sale. Tresări însă când un glas îi spunse: "Bună ziua, fiule!" "Mamă!" exclamă el. Scundă, cu o broboadă neagră pe cap, cu ochii umezi, bătrâna se apropie de pat. "Săru mâna, mamă!" "Tovarășul maior mi-a povestit totul," vorbia, abia ținându-se să nu plângă. "Știu, știu, a trimis mașina după mine." "Mamă!" Ea îl sărută, se așeză cu mintea pe un scaun lângă pat și îl privi tot ștergându-și câte o lacrimă furișată fără voie. Când se mai liniști, își dădu broboada pe spate, descoperindu-și părul cărunt, pieptănat simplu și adunat la spate într-un coc bătrânesc. "Cum îți e? Te doare?" "Cum să fie, mamă? Ce-a fost, a trecut. De durut nu mă mai doare. Uite mâna și brațul. Vezi? Nu-i deloc grav." Ea a început să-i povestească întâmplări cotidiene, ce gătise, cum îl așteptase cu masa și el nu venise. "Care mai sunt prețurile din piață?" Lucian îi strângea mâna și închidea ochii ascultând-o cu încântare. "Ți-am făcut niște plăcinte cu brânză, de-alea care îți plac ție. Îți dau de mâncare pe aici? Ai? Azi ce ți-au dat? Ai poftă de mâncare? Tu spune, băiatule, că-ți fac și ți-aduc." "Am de toate, mamă, nu duc lipsă de nimic." Continua să-i strângă mâna și să o asculte, prin câte nu trecuse și dânsa, cât se mai zbuciumase până când s-a văzut la București alături de singurul ei copil și sprijin. O mai ascultă multă vreme, apoi cuvintele ei începură să-l legene ca o melodie potolită și odihnitoare. Simți cum îl cuprinde somnul și a dormit cu un surâs copilăresc în colțul gurii. 18. Fantoma raportează și dispare. Maiorul Panait ridică receptorul. De la celălalt capăt al firului îi se raportă: "Tovarășe maior, postul de goniometraj numărul 3 înregistrează în momentul de față emisiunea unui post clandestin. Vin imediat la voi. Calculați în același timp coordonatele. De voi depinde acum totul." "Am înțeles, tovarășe maior, să se calculeze în același timp coordonatele." Panait se uită la ceas. Acele arătau orele 21 și 30 de minute. Nici că se putea o oră mai potrivită pentru o emisiune clandestină. Deschise dictafonul. "Tovarășul locotenent major Frunză?" "Ordonați, tovarășe maior," răsună glasul energic al lui Frunză. "Ordonați! Pregătește mașina! Plecăm imediat!" "Am înțeles, să trăiți!" 10 minute mai târziu, mașina maiorului gonea pe străzile capitalei. În spatele șoferului, lângă Panait, se afla unul dintre cei mai buni ofițeri calculatori ai postului de goniometraj și explica în timpul drumului particularitățile postului clandestin. Emisiunea a fost scurtă, nici 4 minute. De altfel, acest lucru se vede și după textul trimis la descifrat. Infractorul sau infractorii s-au folosit de un aparat de radioemisie foarte puternic. Calculul nostru a fost făcut în mare viteză. Ofițerul cercetă harta pe care o ținea pe genunchi, iluminată de o lanternă. Emisiunea a fost făcută din acest punct, de la întretăierea străzilor Epureanu, Calea Văcărești, Negru Vodă, Jigniței. Un unghi, după părerea noastră, bine ales. Mașina se apropie de țel, trecu de piața 1848, străbătu în viteză strada Bărăției și intră în Calea Văcărești. "Ne apropiem," zise ofițerul de goniometraj. Maiorul îi făcu semnul Frunză să încetinească viteza, apoi îi ceru să oprească în fața unei săli de cinematograf. Coborâră toți trei. "Cât timp a trecut de la emisiune?" se interesă Panait. 8 minute," raportă ofițerul de la goniometraj. Ajunseră la punctul indicat de calculatori și marele fumirarea când se pomeniră în fața unei cooperative de reparat aparate de radio. Unitatea se afla exact la întretăierea străzilor indicate. Se apropiară și constatară că atelierul era închis, dar nu și cufundat în întuneric. Un bec răsfrângea o lumină palidă. Văzură la ușă programul de lucru al atelierului. Conform acestui program, cooperativa se închidea la orele 19:30. Emisiunea însă fusese făcută la 21:30. Cercetarea în tăcere împrejurimile. Trecătorii erau din ce în ce mai rari.
Căutăm un ac într-un car cu fân, zise Panait, cuprins de un sentiment de amărăciune. Ar putea oare să existe vreo legătură între cooperativa asta și emisiunea interceptată? Da și nu, își răspunse Panait. Poate că emisiunea a fost lansată chiar din atelier, dar tot atât de bine ar fi putut fi făcută dintr-o locuință oarecare. Dușmanul, recunoscu Panait, și-a ales bine această întretăiere de străzi. Peste drum de cooperativă, Panait văzu un centru de răcoritoare. Făcu semn celorlalți să se retragă, iar el trecu strada, îndreptându-se către chioșc. Ceru un pahar de sifon. Îl servi un bărbat scun și gras, cu o față bolnovicioasă și obosită. După ce înghiți câteva sorbituri, Panait întrebă. N-aveți idee? Cooperativa a închis de mult? De mult, răspunse în silă vânzătorul, în timp ce se ocupa cu spalatul unor pahare. Ba nu de mult, îl contrazise glasul unei femei. Din spatele unor stive de lăzi se arătă un cap prelung. Să fie vreo 10 minute de când l-am văzut pe tovarășul responsabil plecând. L-am văzut când închidea atelierul. Da, da, încuvință și bărbatul la fel de plictisit. Uitase, nevastă mea are dreptate. Păcat, l-am pierdut. M-o fi așteptat. A plecat singur? Singur, răspunse femeia. Maiorul plăti. Trecu din nou strada, de asta dată urmărit de privirile curioase ale negustorului. Se opri în dreptul atelierului și citi la ușă un alt anunț. În caz de incendiu, telefonați la 61, responsabilul unității Traian de Cuseară, strada T, numărul 81. Panait memoră numărul de telefon, adresa și se depărtă în susul căii Văcărești, urmați la distanță de ceilalți doi. Când se văzură ieșiți din raza vizuală a vânzătorului de răcoritoare, maiorul îi făcu semnul Frunză să se apropie și îi ordonă să-i telefoneze responsabilului unității. Vezi dacă e acasă. Dacă este acasă, cheamă-l urgent la unitate. Frunză intră într-o dungerie și telefonă. După câteva minute o raportă. Mi-a răspuns soția lui. Traian de cu seară nu e acasă. Să mergem. Nu mai avem ce căuta pe aici la ora asta. Urcară în mașină și ceru lui Frunză să gonească spre minister. Maiorul părea abătut, descurajat. Pe drum, mulțumi ofițerului pentru operativitate și exactitate. Apoi, până la minister, nu mai scoase o vorbă. La despărțire, încredința lui Frunză o altă misiune. Traian de cu seară să fie pus sub supraveghere. Află pe unde a întârziat. Urcă în cabinetul lui de lucru și se așeză la birou. Închise ochii și rămase așa câteva minute gânditor. Puțin mai târziu îi deschise și văzu pe birou un dosar. Îl deschise și găsi în el textul descifrat al emisiunii Fulger. Citi. Sunt prezent. Acționez cu succes. Sunt șanse serioase. Voi reveni. Fantoma. Iată deci și o fantomă, gândi Panait, clătinând din cap. Asta ne mai lipsea. O fantomă. Câtă slăbiciune mai au oamenii ăștia pentru denumiri strani. Spionii fantomă? Superspionii? S-a moare de-a face cu unul din categoria asta? Acționează cu succes. În ce direcție? Să existe oare o legătură între acțiunea lui și a celor din Pireu? Își aprinse o țigară și rămase împovărat de gânduri, privind într-acolo unde obicei știa că îl găsește pe Lucian. Îi resimțea lipsa, mai ales acum, când apariția unei fantome complica și mai mult lucrurile. Acționez cu succes. Deci, dumnea ei n-a părăsit capitala. Unde să-l caut? Hotelurile au fost puse sub supraveghere. Semnalmentele transmise în toată țara. Naiba și-o fi găsit fantoma asta, adăpost. Suna telefonul. Panait recunoscu glasul răgușit al generalului, care se interesa de evoluția cercetărilor. Tovarășe general, se văzu maiorul nevoit să raporteze. Deocamdată nimic nou. Da, da, am înțeles. Să trăiți. Noapte bună. Își mai aprinse o țigară, trecu la fereastră și văzu pe cer o lună care parcă lâmbia șoptindu-i. Măi, omuleț, mai ieși tu nițeluș la plimbare. Și plecă de la minister, călăuzit parcă de această șoaptă siderală. În ziua următoare, Panait îl vizită pe Lucian. Nu-i spuse nimic de cele petrecute în ajun. Se bucură găsindu-l acolo și pe profesorul Avramescu, asistat de sora Lia. Profesorul, numai ce își terminase consultul și, parcă mulțumit de constatările sale, se adresă maiorului. Băiatul are un organism de invidiat. Peste 2-3 zile ar putea să-și reia activitatea. Bineînțeles, fără a-și forța brațul. Trebuie să evite încăierările. Lui Lucian îi se lumină fața. Îl bucura că aprecierea profesorului fusese făcută nu numai față de Panait, ci și față de Lia, care se tot prefăcea că nu-l observă. O să urmeze apoi un tratament, adăugă profesorul. De altfel, sora Lia va veghea în continuare ca pacientul să respecte prescripțiile medicale.
Tovarășe Elia, vă rog să aveți grijă de acest flăcău. După câte știu, dumnealui a jurat în fața istoriei să rămână celibatar, glumi maiorul. Tovarășe maior, interveni Lucian, oarecum stânjenit. Lia însă, având în ținuta sa ceva din aerul grav și academic al profesorului, nu zâmbi, ci răspunse ca și când ar fi fixat un diagnostic. Și cred că va rămâne, tovarășe maior. Deci un caz incurabil, continuă Panaiță glumească. Da, răspunse Lia, ferindu-se de privirile lui Lucian. Greșiști, draga mea, interveni profesorul, întreptându-și ochelarii pe nas. De moarte și de însurătoare, omul nu prea scapă. Iată, dragii mei, cum trebuie înțeleasă problema. Panait se uită ștrengărește, când la Lia, când la Lucian, apoi îl luă de braț pe profesor. Să mergem, tovarășe Avramescu, vă conduc. Și ieșiră, lăsându-i pe cei doi să descopere singuri dacă profesorul avea sau nu dreptate. La birou îl aștepta locotenentul major Frunză. A executat ordinul? Întrebă Panait, așezându-se în fotoliu și poftindu-și colaboratorul să se așeze. Executat, tovarășe major. Raportează. Traiandicu Seară este de 4 ani responsabilul unității. Este o unitate fruntașă. Are 38 de ani, născut în București, căsătorit. Soția lui este casnică. Are 2 copii. Nu este membru de partid. Nici în trecut n-a făcut politică. Înainte de a deveni membru cooperator, a avut un atelier micus pe Apolodor. A fost printre cei din tâi meseriași din breasla sa care au intrat în cooperație. Aseară a întârziat la un pahar de vin la restaurantul Unirea de pe calea Văcărești. Era cică, a bătut. Cum stă cu gestiunea unității? Bine, este apreciat ca un om cinstit. De altfel, l-am văzut. Toată înfățișarea lui este a unui om cinstit, cum se cade. Uitați-vă cum arată, tovarășe maior. Frunză îi întinse maiorului o fotografie. Panait o cercetă și împărtăși părerea colaboratorului său. În tipul lui de cu seară avea ceva blajin, îngăduitor. Mai cu seamă buzele pline, senzuale, îi dădeau această înfățișare. Ce mi-ordonați, tovarășe maior? Continua supravegherea lui de cu seară și a unității respective. Am înțeles, să trăiți. În seara aceleia zile se petrecu un alt eveniment. Exact la orele 21:30, un alt post de goniometraj îi raportă lui Panait interceptarea unei noi emisiuni radio. Caracteristicile emisiunii erau identice cu cele de ieri, numai că textul se arăta a fi mult mai complicat, iar coordonatele calculatorilor indicau un alt cartier al capitalei. Și tot ca și în ajun, Panait însoțit de Frunză și un ofițer de la goniometraj zburară în direcția coordonatelor stabilite. Marele fumirarea când se pomeniră în dreptul unei alte unități aparținând aceleiași cooperative de reparat aparate de radio. Atelierul, spre satisfacția maiorului, era încă deschis. Panait nu ezită să se apropie și să se uite în atelierul plin cu aparate vechi de radio. Văzu prin vitrină un băiat de vreo 17 ani, chinuindu-se lângă unul din ele. Răsucea încorda niște butoane, lipindu-și mereu urechea de difuzor. Panait mai zări pe masa lui de lucru o coală de hârtie și un creion. Se hotărâ să intre, dar ușa era încuiată. Tânărul sări speriat și strigă de la locul său. E închis! Deschide! Strigă maiorul. Vreau să te întreb ceva. Se vedea că băiatul șovăie. La stăruințele maiorului se ridică și veni la ușă, nu înainte de a ascunde în sertar hârtia și creionul. Ce doriți? Întrebă el. O să vezi. Deschide. E tulburat băiatul, constată Panait. De ce oare? Intră în atelier. E închis la ora asta. Nu mai primim comenzi, îl întâmpină băiatul. Ce doriți? Panait se hotărâ să treacă la un atac frontal și se prezentă anume ca să-l impresioneze pe băiat. Sunt ofițer de securitate. Tânărul luă cu mâinile cuprinse de un tremur ușor legitimația întinsă de Panait, o citi și înapoi îndozise. Mă și așteptam într-un fel. La ce te așteptai? Întrebă Panait cu aceeași gravitate în glas. Tovarășe maior, știți, se fustăci el. Mai întâi să încui ușa. Îmi dați voie? Panait încuvință printr-un semn din cap. Tovarășe maior, continuă băiatul după ce răsuci cheia în broască. Vă așteptam. Ba nu, mint. Am presupus că o să se întâmple așa. Te cam bâlbâi. Cum te cheamă? Popescu Mircea. Ia spune, ce tot așteptai? Ce tot presupuneai? Și apoi, ce cauți la ora asta în atelier? După câte știm, atelierul se închide la orele 19:30. Așa e? Ăsta-i programul. Să vedeți, tovarășe maior, început tânărul apropiindu-se de masa de lucru. Îmi place tare mult meseria asta. Responsabilul unității este un cumnad al meu. De la el am învățat meseria. El mi-a dat voie să rămân astăzi mai târziu și să repar Philipsul ăsta vechi.
Însă, să vedeți ce mi s-a întâmplat. În timp ce lucram, mi s-a făcut foame. Îmi zic, mi-e foame. Să mă duc să-mi iau ceva de mâncare. O chiflă, un covrig. Ce-o-i găsi? Închid, dau o fugă până la simigeria din colț, îmi cumpăr niște covrigi. Panait zări pe masă un covrig mușcat și mă întorc. La înapoiere văd o mașină. Un Wartburg se oprise ceva mai încolo, în întuneric. La volan, doi bărbați. Le-am văzut bine fețele. Nu le-am dat nicio atenție. Am intrat în atelier și mi-am reluat lucru. Uitați-vă, aici. Tânărul se așeză pe un scaun în dreptul aparatului. L-am deschis să-l ascult, să-i controlez sunetul. Când, deodată, mi-a fost dat să prind un post puternic. Ei, drăcie, mi-am spus. Semnalele nu erau întâmplătoare. Cunosc alfabetul Morse. De mai bine de 2 ani sunt membru al AVSAP-ului. Am luat repede un creion și am început să notez. Punct linioară, punct linioară. Aproape 5 minute a durat treaba asta. Eram atât de emoționat de descoperirea mea, încât am simțit nevoia să ies în stradă, să văd vreo cunoștință, să-i spun ce auzisem. Uitasem de Wartburg. Când am ieșit, am văzut din nou mașina. O pornea cu viteză. Am stat în stradă puțin și am revenit. Am încercat eu să descifrez, dar... Radiofonistul scoase din sertar hârtia pe care înainte o ascunsese. Panait aruncă o privire fugară peste semnele convenționale ale mesajului, împături apoi hârtia și o ascunse în buzunar. Tovarășe Popescu, nu cumva era o altă marcă? Mă pricep la mașini, tovarășe Maior. Nu mă înșel niciodată. Când eram puști, câștigam toate concursurile pe tema asta. Crezi că există vreo legătură între mașină și emisiune? Nu știu. Ce culoare avea mașina? Culoarea bej, tovarășe Maior. Au apărut multe de-astea în ultima vreme. Numărul mașinii nu cumva l-ai observat? Nu, însă am observat altceva. Când am plecat, am văzut că aripa din dreapta, din spate, fusese lovită și reparată. Urma reparației se vedea bine. Panait se uită lung și admirativ la băiat. Era înalt, cu trăsături frumoase. Te-ai speriat? Da, mărturisi băiatul, mai cu seamă în clipa când ați apărut dumneavoastră. Nu știu de ce, dar m-a cuprins teama. Panait îi puse prietenește mâna pe umăr. Tânărul se ridică respectos în picioare, iar la sfatul maiorului însemnă numărul său de telefon. Mă chem mâine la orele 11 și te rog să nu mai povestești nimănui istoria cu mesajul pe care l-ai recepționat. Mașina. Panait îi făcu strângărește cu ochiul. Priceput ai? Nici cum natului? Întrebă băiatul și, după intonația glasului, se putea ghici că-și iubește ruda. Nici. Rămâne secretul nostru. Secret de stat, înțelegi? Și Panait îi făcu din nou un semn cu ochiul. Aștept să-mi telefonezi. Ieșirea amândoi. Strada era pustie și slab luminată. Uitați-vă, acolo a staționat mașina, lângă stâlp. Se apropiară de stâlp. Era prea întuneric ca să poată descoperi vreo urmă. Nu cumva băiatul se înșală. La vreo 20 de metri se profila în întunecimea străzii mașina securității. Vezi mașina aia de acolo? O să-mi spui ce marcă este. Radiofonistul se uită într-acolo. Cum să nu, tovarășe Maior? E un Renault de tip vechi, 45-46. Are un motor puternic, dar și un consum mare de benzină. Exact, exclamă Maiorul mulțumit. În seara asta nu mai luaseră pobeda, ci un Renault. Îi strânse mâna bărbătește. Îmi placi, te pricepi. Telefonează mâine, să nu mă las aștept. Se poate, tovarășe Maior? Panait se depărtă în direcția mașinii, urmărit de privirile înflăcărate ale lui Mircea Popescu. Ați stat cam mult, tovarășe Maior, îndrăzni Frunză să constate. Însă cu folos. Ce ordonați? Zburăm pe strada T, la numărul 81. La Traian de cu seară? Întrebă Frunză. Exact. Maiorul se așeză în fundul mașinii, lângă ofițerul de la goniometraj, care își trăda foarte rar prezența. După ce mașina porni în viteză, Panait se adresă. Mesajul dușmanului a fost interceptat și de un tânăr de la Cooperativa Progresul. Uite textul, tovarășe capitan. Ia-l și confruntă-l. Se pare că emisiunea a fost făcută nu departe de atelier, dintr-o mașină. Panait tăcu. Îi plăcea întorsătura pe care o luaseră cercetările în jurul cazului Siegfried și se bucura că intrase oarecum într-o luptă directă cu fantoma, dăduse de o urmă concretă pe care în niciun caz nu trebuia să o piardă. Vedem noi care pe care. Și din nou regretă absența lui Lucian. Ne apropiem, anunță șoferul. Oprește la un telefon public. Ai să cobor, tovarășe Frunză, și ai să dai un telefon lui de cu seară. Explică-i că avem nevoie de el pentru niște lămuriri. Liniștește-l, ca omul să-mi se sperie de vizita noastră nocturnă. Ții minte numărul?
Mașina opri în dreptul unui bufet de cartier. Frunză coborâ și după câteva minute se înapoie. Totul era în ordine. De cu seară îi aștepta. Vă însoțesc, tovarășe maior? Întrebă Frunză. Da. Într-adevăr, de cu seară îi aștepta. Se vedea că omul apucase să se bage în pat și că, după telefonul lui Frunză, se îmbrăcase în grabă. Își încheiase strâmb nasturii de la cămașă. Se arătă din calea afară de politicos. Îi pofti într-o sufragerie nu prea mare, dar încărcată de mobilă. Se așezară în jurul mesei, iar soția lui de cu seară, o femeie scundă și bondoacă, dar cu fața jovială, îi servi cu dulceață de trandafiri. Știți, zise de cu seară ca o justificare, nevastă mea e moldoveancă. Dulceața-i datină moldovenească. Maiorul își ceru scuze că îi deranjează la o oră atât de târzie, dar chestiuni urgente solicitau ajutorul gazdei. Soția lui de cu seară se retrase. V-aș ruga, deschise Panait vorba, să ne ajutați să lămurim o problemă importantă. La ce oră ați plecat aseară de la unitate? Gazda se uită în ochii maiorului, de parcă ar fi vrut să dea de rostul întrebării. O să vă răspund, se învoi el. Aseară am întârziat în atelier ceva mai mult. Trebuia să pun la punct o situație contabilă, o situație care îmi dă de furcă. Mă pricep la radiofonie, dar nu și la birocrație, iar birocrația asta mă omoară. Am plecat după ora 9 și m-am dus la restaurantul Unirea și v-ați așezat la masă cu doi prieteni, eu l-o Panait înainte. Întocmai, exclamă de cu seară și ochii se dilatară de uimire. Nu asta ne interesează, liniști maiorul. În timp ce vă mai găseați încă în atelier, ați observat în stradă nimic deosebit? Adică? Nu înțeleg. Nu vă amintiți, cam în jurul orei 9 și un sfert, n-a staționat vreo mașină în fața unității? Un camion, un taxi, un turism? De cu seară căzu pe gânduri. Era un bărbat subțirel la trup, cu o față ascuțită și smeadă. Părul negru și cârlionțat îi dădea un aer adolescent, deși trecuse de prima tinerețe. Da, parcă am zărit ceva. Își înălță privirea și se uită pe rând la cei doi ofițeri. Cunoașteți poziția unității mele? O vitrină o am pe Pureanu, a doua pe Văcărești. Da, îmi amintesc. Da, da. În timp ce stăteam la o teșghea mai apropiată de vitrina din Epureanu, am zărit o mașină, iar apoi mi-am văzut mai departe de lucru. Ce fel de mașină era? Camion, turism, taxi? Dacă nu mă înșel, era un turism. N-ați reținut cumva culoarea mașinii? Nu, tovarăși, n-am reținut, mărturisi de cu seară cu părere de rău. Nici cât timp a staționat în fața unității, nu vă amintiți? Îmi pare rău, dar nu mi-amintesc. În orice caz, foarte puțin. Căci atunci când am plecat, mașina nu mai era în fața unității. Frunză se uită la maior și își dădu seama că era mulțumit de ce aflase. Îl văzu cum se ridică și se sculă și el. Tovarășe de cu seară, vă mulțumesc. Iertați-mă că v-am deranjat la ora asta. Mulțumiți-i din partea noastră soției pentru dulceață. Noapte bună. În ușă, Panait mai puse o întrebare. Pe tovarășul Mircea Popescu de la unitatea numărul 5 îl cunoașteți? Cum să nu? E cumnatul responsabilului. Un băiat foarte talentat. Dacă o să studieze, o să ajungă departe. Are cap. E un radiofonist născut. Trecuse de miezul nopții când Panait îl chemă pe locotenentul major Frunză în biroul său să-i încredințeze o nouă misiune. Te duci încă în noaptea asta la direcția circulației și afli câte varburguri sunt în capitală. Cine sunt proprietarii lor? Ai misiunea să găsești proprietarul unui Wartburg bej, cu aripa dreaptă din spate accidentată și reparată. De pe această mașină au fost lansate două mesaje ale dușmanului. Ele au fost lansate special de lângă niște ateliere de reparat radiouri pentru a induce în eroare goniometrajul și pentru a ne încurca cercetările noastre. Ai înțeles? Înțeles, tovarășe maior. Acționează. Rămase singur. Se ridică și începu să se plimbe încet, îngândurat prin cabinet, cu mâinile la spate, ca și când s-ar fi plimbat undeva pe străzile Bucureștiului. Aștepta să îi se aducă textul descifrat al ultimului mesaj. Ar fi putut să lase treaba asta pentru a doua zi, dar experiența îl învățase că, în anumite împrejurări, orice clipă pierdută nu poate fi decât în folosul dușmanului. Instinctiv, înțelegea că trebuie să acționeze cu viteza dușmanului și chiar să o întreacă. Asasinului Olariu, recapitula el în gând ultimele evenimente, s-a folosit de o identitate falsă. A dispărut fără urme. A ieșit iar la suprafață. A stabilit că securitatea se ocupă de cazul Olariu. Nu i-a fost teamă să-și trădeze prezența. A acționat subapreciindu-ne. După părerea mea, numai un maestru poate să riște așa cum a riscat el, fantoma. Chestia cu biletul de cinematograf o demonstrează.
Se simte tare sigur pe capacitatea lui. A vrut să-l asasineze și pe Lucian. De ce? Care-i logica acestor acțiuni? E totuși un agent deștept, ingenios, periculos. Emisiunea de pe o mașină care circulă prin oraș nu este ceva nou, dar lansată de lângă niște ateliere de reparat radiouri. E o chestie. Dacă ești un profan, te prinzi. Începi să te ocupi de cei din atelier în loc să iei adevărata urmă. Ieri a transmit un mesaj, astăzi altul. Nu-i cunosc conținutul. O să-l aflu. Folosește un Wartburg. O fi a lui sau nu? Se întrebă Panait, oprindu-se brusc în mijlocul biroului. I se aduse textul descifrat. L-ați confruntat cu textul înregistrat de Mircea Popescu? Da, tovarășe major, răspunse ofițerul descifrator. Este identic cu al nostru. Îmi dați voie să mă retrag? Panait încovință. Trecu la birou și citi cu interes. În zorii zilei de 18 am așteptat confirmarea primirii mesajului meu. Din păcate, nu v-am auzit. Ce se petrece? Dispar sau nu? Aștept răspunsul așa cum ne-am înțeles. Fantoma. Panait confruntă cele două mesaje. Se opri asupra cuvintelor. Dispar sau nu? Și înțelese că fantoma nu era un agent de rând, ci un as solicitat să intervină în anumite situații. L-asasinase pe Olariu și dispăruse. Unde? Apăruse din nou, încercase să-l ucidă pe Lucian și era convins că-l lichidase. Iar acum aștepta ordinul să dispară. Unde? Ordinul întârziase. Nu-l primise. De ce oare? Zăbovi multă vreme asupra acestor întrebări, fără să găsească vreun răspuns. Apoi își zise. Primul mesaj l-a lansat seara la orele 21:30 și a așteptat răspunsul în zori. Al doilea mesaj l-a lansat la aceeași oră și deci fantoma va aștepta răspunsul. Panait își cercetă ceasul. În zori. Adică acum va trebui să atragă atenția celor de la interceptări. Și mai departe. De urmărit Wartburgul. Așa voi face. Ridică receptorul și dădu câteva ordine. În jurul orei 8 îi se raportă. În zorii zilei nu s-a semnalat nicio interceptare. 19. Sunt un evadat. Tot în primăvara anului 1956, un turist bucureștean, Vasile Iacoș, plecă prin mijlocirea Oficiului Național de Turism în Republica Democrată Germană. Itinerarul cuprindea vizitarea orașelor Leipzig, Dresda, Weimar. Ajunși la Leipzig, turiștii fură instalați la un hotel din apropierea gării. Într-una din seri, conducătorul grupului constată absența lui Vasile Iacoș, dar nu acordă nicio atenție acestui fapt. Abia a doua zi înțelese că turistul fugise. Într-adevăr, Vasile Iacoș fugise. Își economisise mărcile, cumpărase un bilet pentru Berlin, urcase în tren fără niciun fel de bagaj. Lucrurile și le lăsase la hotel. După o călătorie de câteva ceasuri, ajunsese cu bine în capitala RDG-ului. De acolo, în acea zi, trecuse dincolo, în Berlinul Occidental, unde se prezentase la prima secție de poliție. Acolo declarase într-o germană perfectă. Sunt un evadat. Am fugit din România. Am evadat de dincolo de cortina de fier. Sunt german. De fapt, numele meu este Hans Helmut Wolf. M-am născut în Turingia. Sunt un fost ofițer al armatei germane. Toate acestea fură spuse aproape pe nerăsuflate și, pe semne, evadatul se așteptase să fie îmbrățișat frățește, căci tare se mai întristase, auzindu-l pe polițist întrebându-l plictisit. Și acum ce vrei de la noi? Întrebarea îl derută și se uită cu ochi tâmpli la polițist. Te-am întrebat. Și acum ce vrei de la noi? Bani? Popularizare? Vili, ia vino încoa! Strigă ofițerul după un alt polițist ce se afla în camera de gardă. Condu-l pe dumnealui la Asociația Persoanelor Strămutate. Apoi se adresă iarăși evadatului. Acolo să se aranjeze totul. Dolari, popularizare, declarații. Dacă vrei, poți să ajungi și în legiunea străină. Dă-mi actele. Hans Helmut Wolf se căută instinctiv prin buzunare și își aminti că n-are asupra lui niciun act, că sosise în RDG ca simplu turist pe baza unui pașaport colectiv. N-am niciun act, mărturisi el cu o voce ștearsă. Ofițerul de serviciu își înălță bănuitor o sprânceană subțire și blondă. Evadatului îi se urcă tot sângele în cap. Ăsta e în stare să mă trimită înapoi după acte, gândi el speriat. Dar polițistul nu obiectă nimic. Vili, n-are acte. Du-l așa. Ofițerul căscă, bătându-se cu palma la gură. N-ai acte? Întrebă și Vili. N-am. Să mergem. Nu e prea departe de aici. Rostise cuvintele de parcă l-ar fi invitat pe Hans Helmut la o plimbare prin oraș.
și acesta îl privi cu recunoștință. Polițistul însă îi spulberă orice iluzie. Luă o pereche de cătușe și, răsucindu-i cu dibăcie brațele la spate, îi le prinse ca într-o menghină. Evadatul îngălbeni și încercă să se apere, dar fără vlagă. Sunt și eu german, sunt ofițer. Lasă muzica, îl repezi Vili. Cunoaștem noi cântecul ăsta al vostru. Dă-i drumul. Și-l înghiunti spre ieșire. Hans Helmut Wolf ieși în stradă, însoțit de polițist, la un ceas când străzile cunoșteau o animație intensă. Trecătorii se uitau curioși după dânsul, iar copiii, ceva mai curajoși și mai obraznici, se apropiau și cercetau cătușele întrebând: unde l-ai prins, Herr Willy? Polițistul mai mult grohăia decât vorbea. Îi zgonea pe copii cu niște vorbe pe care nici Helmut nu le înțelegea. Uite, Herr Willy, îi e rușine de ce a făcut. Helmut mergea umilit cu capul în piept. Nu îndrăznea să se uite nici în stânga, nici în dreapta. Își închipuise altfel clipa întâlnirii cu patria sa, cu tinerețea și visurile sale. Iar acum era luat drept un borfaș de rând. El, Hans Helmut Wolf, ofițer german, care a adus patriei atâtea servicii. Merseră pe jos o bucată de drum, apoi intrară pe o stradelă laterală, îngustă, cu case triste și cenușii. Pătrunseră într-una din ele, urcară niște trepte și se opriră la primul etaj, în fața unei uși înalte, pe care o tăbliță modestă indica sediul Asociația Persoanelor Strămutate. Polițistul sună. Se auzi o voce. Cine e acolo? Însoțitorul lui Helmut se recomandă. Ușa se deschise automat și pătrunseră într-un vestibul, întunecos și pustiu. De acolo trecură într-o altă încăpere, unde, la un birou, trona un bărbat de vreo 50 de ani, mic, borțos, chel. La apariția celor doi, el se ridică în picioare, ieșindu-le în întâmpinare. Dar, când îl zări pe Helmut cu cătușele la spate, se înfurie și își arătă fățiș nemulțumirea. Ce e asta, bunul meu, Willy? Ți-am spus de atâtea ori, dă-le încolo de cătușe! Doar omul ăsta nici n-a atacat o bancă și nici la drumul mare n-a jefuit. Ce pot să fac, Herr Gutmann? Se apără polițistul în timp ce scotea cătușele. Spune și dumneavoastră. Instrucțiunile sunt instrucțiuni. Disciplina e disciplină. N-am voie să o calc. Lui Helmut îi plăcu dojana acestui necunoscut, căruia numele Gutmann părea să îi se potrivească. În suflet îi încolți un licăr de încredere. Pot să pleci, Herr Willy. Și să știi că o să mă plâng pentru chestia cu cătușele. Apăsă pe unul din butoanele de pe birou și ușile începură să se deschidă rând pe rând. Gutmann își reluă locul la birou în fața a trei telefoane de culori diferite. Negru, alb, roșu. Helmut privi în jur și găsi încăperea mobilată mai mult decât sobru, chiar sărăcăcios. Se aștepta să fie poftit să se așeze. Cine ești? Întrebă Gutmann, de asta dată cu un glas autoritar, dar fără să piardă nimic din ținuta omului bun și înțelegător. Sunt un evadat, răspunse Helmut, și repetă cuvânt cu cuvânt tot ce declarase la secția de poliție. Când termină, Gutmann, impresionat parcă de cele auzite, îl pofti să ia loc. Helmut se așeză și, amintindu-și cum îl trataseră cei de la poliție, îi spuse că totul n-a fost decât un accident și nu este cazul să se descurajeze. Așadar, sunteți capitan? Da, și am fost camaradului Kurt von Kramer, șeful serviciului german de spionaj din România. Helmut nu și-a ascunse mândria, mărturisind gradul și funcția avută în anii războiului. Herr capitan, sper că nu o să mă refuzați. Un șnaps! Izbucni într-un râs scurt și vesel. Transpirase și ștampona chelia cu o batistă mare și multicoloră. După asta scoase din birou o sticlă și două pahare. E un șnaps foarte bun, aprecie el, în timp ce turna băutura în pahare. Deci, l-ați cunoscut pe von Kramer. Să bem! Se ridicară în picioare și ciocniră ca doi vechi camarazi de arme. Bună băutură! De mult n-am mai luat un șnaps veritabil, mărturisi Helmut încântat. Gutmann îi mai puse câteva întrebări, apoi îl încunoștință că va trebui să treacă într-o cameră alăturată, unde să dea o declarație amănunțită cu privire la persoana și activitatea sa. Înțeleg, se învoi Helmut. N-am nimic contra. Gazda apăsă pe un buton și raftul plin de cărți început să se miște, descoperind o ușă ce dădea într-o garsonieră foarte elegantă. Te rog, Herr Capitan, să te simți ca la dumneata acasă. Poți să-ți faci o baie dacă vrei. Politețea lui Gutmann îl impresionă într-atât pe Helmut, încât ochii, fără voia sa, îi se umeziră. Gazda se retrase discret.
În urma sa, biblioteca reveni la loc. O clipă, Goodman se uită spre ușă, apoi ridică receptorul telefonului alb, formă un număr și vorbi. Raportează Goodman. S-a prezentat un transfunct din România. Se dă drept german. Capitan Hans Helmut Wolf, din aparatul șefului serviciului german de spionaj din România. Cum? Da, am înțeles. Vă mulțumesc. O să am grijă. Lăsă receptorul jos și începu să-și frece nervos bărbia. Declarație. M-am născut în anul 1918 în Turingia. Părinții mei, Friedrich și Annie Helmut Wolf, sunt originari din Turingia. Mama este o descendentă directă din familia baronului von Wenner. Tatăl meu a făcut parte dintr-o familie de intelectual german și este doctor în drept. În timpul Primului Război Mondial a luptat pe frontul de răsărit, apoi pe cel din România, având gradul de major. A mai făcut parte din comisia care a pregătit tratatul de pace de la Buftea. Pentru merite militare deosebite, a fost decorat cu înalta decorație, Crucea de Fier. Tatăl meu, fiind un bun patriot, a cultivat în mine o dragoste profundă pentru țara mea, pentru marile idealuri ale Germaniei. Am fost unicul lor copil, așa că părinții s-au străduit să-mi dea o educație cât mai aleasă. Am învățat la liceul din Turingia. Apoi, după absolvire, la intervenția părintească, am intrat la școala de ofițeri din Tilsit. Tatăl meu a fost un membru marcant al Partidului Național Socialist. A condus mulți ani secția din Turingia. Concepțiile sale patriotice au avut o mare influență asupra mea. Încă din anii adolescenței am năzuit să fac parte activă din Marea Armată care va șterge pentru totdeauna rușina de la Versailles și va reda Germaniei gloria ei străveche. Am primit cu încredere schimbările aduse de instaurarea celui de-al treilea Reich. Am luat parte activă, ca elev al școlii militare, la toate evenimentele care au pregătit anul 1933. În perioada asta, l-am cunoscut și m-am împrietenit cu Kurt von Kremer, fiul baronului Karl von Kremer din Prusia. Era în an și în grad mai mare decât mine. Totuși, ne-am împrietenit. Pot spune că l-am iubit pe acest fiu al Germaniei. Pentru mine, el întruchipa adevărata și nemuritoarea noblețe a rasei noastre. Îl însoțeam peste tot și încercam o mândrie justificată știindu-mă în anturajul său. În anul 1935, el mi-a propus să părăsesc specialitatea de artilerist și să mă dedic, așa cum de altfel a făcut și el, spionajului militar. Mi-am dat asentimentul. Peste câteva zile după convorbirea noastră, m-a prezentat amiralului Canaris. După câtva timp, lui von Kremer i s-a încredințat o misiune grea, organizarea și conducerea rețelei din România. Eu aveam să-l însoțesc pretutindeni. Am început să învăț limba română. Von Kremer o știa. Tatăl meu, aflând că voi pleca în România, s-a bucurat. El luptase acolo și avea numai cuvinte de laudă pentru frumusețile naturale ale României. Mai spunea că, dacă România nu și-ar fi nobilat sângele prin dinastia Hohenzollern, n-ar fi devenit niciodată un stat modern. Am învățat destul de repede limba română, iar în 1937 am plecat împreună cu von Kremer în România, ca reprezentanței firmei Julius Meinl. Am remarcat în această călătorie aptitudinile remarcabile ale lui von Kremer. Era un ofițer de informații și contrainformații înnăscut, un mare talent. Călătoria noastră s-a soldat cu o lărgire a magazinelor Julius Meinl. Tot în această călătorie, von Kremer s-a întâlnit în chilia unei mănăstiri cu una din căpetenile mișcării regionale române. Prin mijlocirea acestuia, a cunoscut pe un ofițer român, Gheorghe Strachină, care mai târziu avea să ajungă un pion important al rețelei noastre. În anul 1938 ne-am înapoiat în România tot ca reprezentanți ai unei firme comerciale. Conform principiilor organizatorice ale lui von Kremer, eu n-aveam voie să mă ocup de altceva decât de cifrul de transmitere a informațiilor. Însă, pe baza a ceea ce cifram și transmiteam, mi-am dat seama că rețeaua condusă de von Kremer era alcătuită din agenți recrutați din medii sociale foarte diferite, de la vânzători ambulanți până la generali și miniștri. În birourile firmei unde lucram, eu treceam drept un funcționar umil ce însoțește șeful pretutindeni. În toamna anului 1940, când glorioasele noastre trupe au intrat în România, von Kremer a răsuflat ușurat. M-a chemat la dânsul. Ocupa un apartament elegant în strada P, numărul 11, în cartierul elitei bucureștene. Era tare fericit.
Am închinat pentru Marea Germanie. Ridicând cupa de șampanie, el a spus: Hans, bunul meu camarad și prieten, dacă astăzi soldatul german a putut să ocupe România fără să tragă un singur foc de armă, aceasta ni se datorește și nouă. Apoi mi-a adus la cunoștință că, începând chiar din ziua următoare, aveam permisiunea să apărem pe străzile orașului în uniforma armatei noastre. Știrea ne-a emoționat pe amândoi până la lacrimi. Într-adevăr, din ziua următoare nu mai eram reprezentanții unei firme comerciale, ci ofițerii Germaniei. Începea în activitatea noastră un alt capitol. Din nou mi-am dat seama de forța organizatorică a lui von Kremer. Ca la o comandă, a început să funcționeze un întreg aparat oficial. Când și cum îl organizase, n-am putut să înțeleg niciodată. Către sfârșitul lui 1940, a apărut în mijlocul nostru domnișoara Gretel Lindenberg, în care a devenit secretară. Era o femeie frumoasă, rece, dar la brațul lui von Kremer devenea cuceritoare. Ea a înlocuit o parte din atribuțiile mele și trebuie să declar că, în materie de cifru, era o ființă înzestrată cu o imaginație bogată. Sediul nostru îl amenajasem în clădirea hotelului Splendid, la un pas doar de Palatul Regal. Deși lucram în apropierea lui von Kremer, ne întâlneam destul de rar, și atunci în apartamentul său, unde redeveneam aceiași vechi camarazi de arme. Aflasem că luase obiceiul să viziteze destul de des castelul Peleș din Sinaia, construit de regele Carol I de Hohenzollern. Într-o zi, întrebându-l dacă este adevărat, mi-a răspuns afirmativ. Îmi place, mi-a mărturisit el, să-mi petrec timpul prin castel. El îmi evocă Germania. Îmi cheamă în minte umbrele strămoșilor. L-am înțeles. Începuse războiul. Aparatul nostru lucra excepțional. Faptul că ne aflam pe teritoriul unui aliat, fără îndoială că ușura foarte mult misiunea noastră. Din ordinul lui von Kremer, am plecat în vara anului 1942 pe front, ca ofițer român, și pentru a constata personal starea de spirit a armatei române. Înapoiindu-mă, i-am raportat că moralul soldatului român este scăzut, că nu trebuie nicio clipă să ne încredem în acest aliat. M-a ascultat cu interes și pentru întâia oară s-a uitat bănuitor la mine. Mi-a răspuns că mă înșel, considerând concluziile mele ca fiind eronate. Mi-a atras atenția că trebuie să știu să deosebesc plebea de aristocrație și că această castă socială reprezintă de fapt cheia care va asigura României o prietenie solidă cu Germania. Ar fi fost însă nedrept din partea mea să nu arăt, în același timp, că von Kremer a fost unul dintre puținii germani care a sesizat soarta ultimului război. Bătălia de pe Volga nu l-a aruncat în brațele disperării. El vedea continuarea războiului anticomunist pe alte planuri. L-am văzut lucrând cu entuziasm la reorganizarea rețelei. Acum era convins că românii nu erau niște aliați credincioși și că va interveni un ceas când armata română va întoarce armele împotriva noastră. O asemenea întorsătură a evenimentelor trebuia să găsească o rețea organizată pe alte principii. Operația de reorganizare el și-a intitulat-o AO3, adică Any Ondra 3. Nu reprezintă pentru nimeni un secret faptul că marea artistă a ecranului german a fost amanta lui și că a iubit-o cu toată sinceritatea. Nici până astăzi nu știu ce reprezintă acel 3 al inițialei AO. Legile nescrise ale spionajului m-a oprit să-l întreb pe von Kremer cum și-a conceput organizarea. Odată l-am întrebat ceva, dar el mi-a răspuns laconic. Viitoarea rețea va avea o altă structură organizatorică. Dacă românii vor îndrăzni să rupă alianța militară cu noi, ei nu se vor mulțumi să se oprească în pragul acestui act, ci vor merge mai departe. Vor putea să treacă la înfăptuirea Revoluției Comuniste. Iar poziția noastră față de România, și nu numai a noastră, ci și a altor puteri capitaliste, va fi fundamental alta. Germania de mâine trebuie să găsească în România o rețea puternică, un izvor serios de informații. Mărturisirea sa m-a convins sincer că von Kremer n-a capitulat și că nici n-avea de gând să capituleze, ci să continue lupta. Am înțeles că eu nu fusesem inclus în operația AO3. Îmi închipuiam însă că mi-a pregătit o altă misiune ce mi-o va încredința la timpul potrivit. Cu atât mai mult am crezut acest lucru, cu cât el mi-a cerut să-mi pregătesc o nouă identitate. L-am ascultat. Am devenit astfel un refugiat polonez care a optat pentru cetățenia română. N-am mai apucat să-mi încredințeze noua mea misiune. Deznodământul României devenise clar. Von Kremer muncea ziua și noaptea din răsputeri.
Și nu numai el, ci tot aparatul nostru. Dar evenimentele ne-au depășit. Capitularea României ne-a luat prin surprindere. După întrevederea Hitler, Antonescu o așteptam mult mai târziu, în toamnă. În ziua de 23 august 1944, mă aflam cu Gretel în birourile din clădirea hotelului Splendid. Știrile erau din ce în ce mai proaste și mai surprinzătoare. Insurecția izbucnise în București, deși ofensiva rușilor se desfășura la Iași. Dintr-o clipă într-alta, am fi putut fi încercuiți și arestați. Von Kramer era calm. Nădăjduia că trupele noastre cantonate la Băneasa și Otopeni vor pătrunde în București și îl vor ocupa, iar forțele comuniștilor vor fi înfrânte. Comandamentul german al aviației din București se afla în legătură cu unitățile sale și von Kramer știa acest lucru. Într-adevăr, aviația noastră a început bombardarea orașului. Din nefericire, bombele care trebuiau să cadă pe clădirea Palatului Regal, unde se găseau insurrecționiștii, au căzut și pe sediul nostru. Am fugit spre adăpost. Prea târziu, totul se prăbușea peste noi. Von Kramer a fost rănit și încă foarte grav. Și-a dat sufletul în brațele mele și ale lui Gretel. Înainte de a muri, acest brav fiu al Germaniei a mai găsit putere să-mi vorbească. Mi-a spus cu buze tremurânde de muribund: "Tu, Hans, preiei comanda. Arhiva reorganizată A03 se află într-o casetă, ascunsă în apartamentul meu. Mai există una, falsă, pe care am făcut-o să ajungă în mâinile englezilor. Tu, la mine acasă, cu fotografia Anei." Atât a mai apucat să-mi spună. A murit pe când încercam încă să-l salvăm. N-aveam decât un singur gând: să ajung la apartamentul lui von Kramer și să intru în posesia casetei. Încheile apartamentului se găseau în buzunarul meu. Pe când ne strecuram printre ruine cu von Kramer în brațe, am fost luați prizonieri. Am fost nevoit să-i las cadavru între ruinele hotelului. Gretel însă a scăpat ca prin minune. Nu voia să cadă în mâinile rușilor. Mă văd acum nevoit să lămuresc un alt capitol al existenței mele. În anii cât am stat în București, am cunoscut la o recepție pe văduva unui colonel român. M-am îndrăgostit și am întreținut cu ea legături sincere de dragoste. Locuiam împreună și eram considerat soțul ei nelegitim. Mă iubea, știa cine sunt și lucra pentru noi, deși în casa ei nu-mi făceam niciodată apariția în uniformă, iar prietenii ei știau că nu sunt decât un refugiat polonez. Îmbrăcămintea mea civilă, în sfârșit, actele mele se aflau la ea. Eu însă căzusem prizonier. Împreună cu alți ofițeri am alcătuit un convoi trist și batjocorit de cei care până în ajun ne-au fost aliați. Nu trebuie să insist asupra sentimentelor pe care le-am încercat în clipele acelea. Orașul ardea. Aviatorii noștri stârniseră panică. Am avut și noroc. Bucureștiul, de fapt, în ziua aceea se afla căzut în încercuirea trupelor noastre. Pe noi, prizonierii, n-aveau unde să ne ducă sau cum să ne scoată din oraș. Noaptea am fost băgați în curtea unei școli. Dumnezeu a fost de partea noastră. Încă în noaptea aceea am izbutit să mă strecor până la locuința prietenei mele. Acolo m-am adăpostit multă vreme. Apoi, când lucrurile s-au mai liniștit, mi-am reluat pe deplin identitatea refugiatului polonez. Situația în România era tulbure. Mă gândeam să fug și să trec linia frontului. Nu puteam însă să uit ultimele cuvinte ale lui von Kramer. Mă gândeam într-una la serviciile pe care le-aș mai fi putut aduce patriei mele salvând arhiva. Dădusem târcoale fostei locuințe a lui von Kramer. În ea însă se mutaseră niște ofițeri sovietici, apoi familia unui cunoscut intelectual. Mă hotărâsem să fug, dar au intervenit alte evenimente. Se zvonea că americanii și englezii vor să pună mâna pe putere în România. În condițiile astea, mi-am spus, trebuie să rămân, să încerc să organizez o rețea. Atunci, pentru întâia oară, mi-am dat seama cât de mult a greșit von Kramer, lucrând într-o conspirativitate atât de deplină și mai cu seamă de unul singur. N-am mai putut să fug. Sfârșitul războiului, capitularea necondiționată a țării mele, m-au zdruncinat puternic. Voiam să plec, dar nu mai aveam unde. Politica americanilor și englezilor față de noi n-am înțeles-o decât mult mai târziu. Procesul de la Nuremberg m-a determinat să rămân ascuns în România. Aveam un adăpost sigur și bun. M-am căsătorit. Conform legislației românești, am putut lua numele soției mele. Devenisem un oarecare Vasile Iacoș. Cunoștințele ei m-au ajutat să-mi găsesc o slujbă. Am devenit casier la întreprinderile comunale București. Așa au trecut zilele, anii. Nici o clipă în acest răstimp n-am încetat să mă gândesc la patria mea. Urmăream îndeaproape desfășurarea evenimentelor. Dar, în același timp,
Nu puteam să nu mă gândesc la caseta ascunsă în apartamentul lui von Kremer, cheia operației AO3. Incursiunile mele în jurul apartamentului s-au soldat cu rezultate lipsite de importanță. Visul meu cel mare acum nu era altul decât de a reda Germaniei caseta lui von Kremer. Din păcate, nu a putut fi realizat. Pe măsură ce anii se scurgeau, viața mea pe meleagurile străine devenea tot mai grea. Mi-era dor de țară, de poporul meu. Pândeam cu nerăbdare clipa când voi izbuti să fug. Așteptarea mea a fost răsplătită. Ocazia s-a ivit prin mijlocirea unei organizații de turism. I-am mărturisit soției intenția mea de a-mi revedea patria. Tocmai se anunțase o excursie în partea de răsărit a Germaniei. În femeie de obârșie boierească, ea nu s-a împotrivit, ci m-a ajutat cu modestele ei economii. M-am înscris și, spre marea mea surprindere, plecarea mea a fost aprobată. Mi-au fost de folos actele poloneze. Așa am ajuns la Leipzig. Acolo m-am convins că pot să fug în vest. N-am ezitat. Așa se face că, după atâția ani, am ajuns din nou în Germania, pe care am slujit-o și visez să o mai slujesc cu același devotament. Nu știu nimic de soarta părinților mei. Nădăjduiesc că mă veți ajuta să-i regăsesc. Hans Helmut Wolf. Declarația lui Helmut ajunse fără niciun alt ocol pe biroul lui Gatland. Acesta o citi cu interes, apoi ordonă ca Helmut să fie adus la dânsul. Nu-i plăceau asemenea cazuri, le suspecta. Îi aminteau de școala diversionistă a spionajului englez, de mult cunoscută afacere Lawrence. Chiar dacă mă manifesta o anumită înțelegere față de un transfug, era și ea plină de rezerve. N-avea cum să verifice toate antecedentele lui și să-i stabilească cu exactitate profilul moral și politic. Dacă ar lua, nu mai departe decât cazul lui Hans Helmut Wolf, fără îndoială, un caz foarte interesant. Auzise de el în anii războiului, dar nu-l cunoscuse personal niciodată. De mai bine de 18 ani, Helmut nu mai avea nicio legătură cu țara și cu camarazii săi. Pretinde că a trăit în România ascuns. Cum ar putea Gatland să verifice dacă minte sau nu? Au trecut doar atâția ani și în acest răstimp câte nu i se pot întâmpla unui om? Gatland nu putea să nu-l suspecteze. De ce n-ar presupune că românii au pus mâna pe el, iar acum încearcă să-l placeze? Totuși, Gatland găsise declarația lui Helmut nu numai interesantă, ci și foarte actuală. Dar tocmai aprecierea asta foarte actuală stârnea în sufletul lui Gatland bănuieli. De ce Helmut a picat acum și nu altă dată? De ce tocmai în momentul când agenții lui se găsesc în căutarea arhivei lui von Kramer? Hans Helmut Wolf sosi în localitatea unde Gatland își avea sediul, pe calea aerului, însoțit de un agent al lui Gutmann, care, cât timp ținuse zborul, se prefăcuse că doarme. Dar Helmut stabili cu ușurință că adormitul îl supraveghea și încă foarte atent. De la aeroport, o limuzină elegantă îi transportase la una din frumoasele vile de la marginea localității. Pe Helmut, confortul vilei îl impresionă plăcut și spuse că, în sfârșit, se găsea pe drumul cel bun. Puțin mai târziu însă își dădu seama că vila și confortul ei nu reprezentau decât un domiciliu forțat. I se interzise să părăsească apartamentul sau să telefoneze. Nu era permis decât să se odihnească, să citească sau să se plimbe în grădină, bineînțeles însoțit de câte un agent. Situația asta nouă îl descumpăni, apoi se liniști, dând dreptate, într-un fel, celor care erau chemați să-i judece cazul. Presupusese că în primele săptămâni va fi supus unor cercetări minuțioase. Totuși, anchetatorii ar fi trebuit să aibă în vedere că el, Hans Helmut Wolf, nu e un transfug de rând, ci e un fost ofițer în armata celui de-al treilea Reich și că se trage dintr-o familie de intelectuali germani cunoscută în toată Duringia. Îi urmăreau fiecare pas și nu se împăca deloc cu acest gând. Până și somnul îi era supravegheat. Nu vedea pe nimeni în jurul său. Simțea însă în permanență ochiul treaz al agentului. Se simțea jignit, dar n-avea încotro și se resemnă. În cea de-a cincea zi de domiciliu forțat, doi agenți foarte tineri se prezentară și-l porfiră într-un Mercedes-Benz de ultimul tip. Helmut nu-i întrebă unde-l duc. Acceptă bucuros invitația. După un sfert de oră se pomeni introdus în biroul lui Gatland. Instinctiv, bătut din călcâie și luând poziția de drept, se prezentă militărește. Actul său spontan trecu neobservat. Drept răspuns, Gatland îi arătă un scaun. Se așeză supus, deși primirea îl revoltase. Mă tratează ca pe o treapă și nu ca pe un ofițer.
Gatlin, încremenit parcă în fotoliu, nu și ascundea disprețul. Dacă nu i-ar fi zărit privirile pătrunzătoare, Helmut ar fi fost convins că se așezase în fața unui cadavru. În fața fostului general era pământie, ca de mort. Numai ochii pierduți în adâncul găvanelor sclipeau asemenea unor steluțe verzi. Pe cine aveți în Turingia? Răsună glasul autoritar al lui Gatlin și Helmut a avut o tresărire. Nu se așteptase ca omul acela să aibă un glas atât de viu. Părinții. Au murit, îl informă Gatlin indiferent. Altcineva? Hans Helmut se cutremură și se uită speriat la Gatlin. Cine era omul ăsta cu capul pleșuv, cu gura subțire, despicată parcă de vârful unui bisturiu și cu fața cadaverică? Cum de l-a lăsat inima să-i comunice cu atâta indiferență moartea părinților săi? Pe cine mai aveți în Turingia? Pe nimeni, răspunse Helmut, stăpânindu-se parcă să nu izbucnească în plâns. Aveți nervii slabi, Herr Helmut, constată Gatlin și în clipa asta, ca și când s-ar fi plictisit de transfug, nu se mai uită la el. Indicați-mi numele unui camarad al dumneavoastră care vă cunoaște mai bine. Leutnant Franz Weber, din Hamburg. A murit la Varșovia. Hauptsturmführer SS Johann Schulz. A murit pe Oder. Majorul Konrad Schöber, din Serviciul de Contraspionaj Balcani, murmură Helmut cu o voce abia auzită. S-a sinucis la Berlin în noaptea de 18-9 mai. Helmut căută disperat un sprijin în privirile celui care îl interoga, dar Gatlin, ca și când ar fi fost singur în încăpere, continua să se uite într-altă parte, fixând un Buddha de pe birou. Și pe cine mai cunoști? Pe cine mai cunoști? Pe domnul general locotenent August Hammer. N-ai noroc, Herr Helmut. Generalul Hammer a știut să moară ca un erou apărând Berlinul. Se lăsă o tăcere enervantă. Helmut își auzea distinct bătăile inimii. În fața ei deveni la fel de pământie ca a lui Gatlin. I se părea că dintr-o clipă într-alta se va prăbuși de pe scaun. Tresări însă, auzindu-l din nou pe Gatlin. Von Kremer mort. Gretel, această fică demnă a Germaniei, s-a sinucis. Baronul Alfred von Killinger n-a ezitat să zboară chererii. Brusc, vinele de la fruntea înaltă și pleșuva lui Gatlin se umflară, transformându-se în niște cabluri de culoare albastră. Iată cum au știut să moară la datorie ofițerii germani, izbuni Gatlin, lovind cu pumnul cristalul de pe birou. Numai dumneavoastră ați rămas în viață. Trăiți! Ați scăpat! V-ați aflat în clădirea hotelului Splendid. Von Kramer moare, dar dumneavoastră scăpați. Gretel se sinucide, dar dumneavoastră mai trăiți. Pun mâna pe dumneavoastră, sunteți luați prizonier, dar scăpați. Fugiți! Nu ajungeți însă în Germania, ci la văduva dumneavoastră. Alții, în aceea situație, au fost prinși de către români după 2, 3, 4 zile, o lună. Dumneavoastră însă a stat ascuns timp de 12 ani și n-ați fost prins. Ați vrut să fugiți, dar n-ați știut pe unde. Ați vrut să vă reluați activitatea, dar n-ați știut cum. Și mai vreți să vă credem, să vă luăm în serios declarațiile. Care declarații? Astea nu sunt declarații, ci baliverne. Vede pe birou colile de hârtie scrise de Helmut și le împinse scârbit într-o parte, de parcă ar fi fost urât mirositoare. Helmut îl privea cu ochi tâmpi, neștiind cum trebuie să-i înțeleagă perorația. Când și cum ați intrat în solda securității române? Întrebarea asta îl trezi pe Helmut. Abia acum se siză toată teoria lui Gatlin. Îl lua drept spion, trădător de patrie. Bănuiala lui întrecea orice măsură. Își îndreptă spinarea, reluându-și ținuta sa demnă și se uită revoltat la Gatlin. Pentru întâia oară privirile lor se ciocniră și ochii verzi, ca de pisică, ai anchetatorului îl revoltară pe Helmut și mai mult. Răspunde! Ișuieră Gatlin printre dinți. Vă atrag atenția, zise Helmut, ridicându-și bărbia, că sunt ofițer al armatei germane. Ați fost. Am depus jurământul pe altarul Germaniei și nici o clipă nu mi-am trădat patria. În declarația dumneavoastră, afirmat că ați fost prietenul cel mai apropiat al lui von Kramer. Bine, vă credem. Atunci, cum vă explicați că von Kramer nu v-a vorbit nimic despre operația Annie Andra? De ce s-a ferit de dumneavoastră, colaborator apropiat al lui? Nu știu, mărturisi Helmut cu sinceritate. Nu știți? Se înfurie Gatlin din nou. Atunci să vă spun eu. Pentru că von Kramer își pierduse orice încredere în dumneavoastră. Pentru că vă bănuia de duplicitate.
pentru că a simțit în dumneavoastră un trădător în devenire. Helmut simți cum îl lasă puterile. Nu, nu se mai putea împotrivi, nici gura nu mai putea deschide. Ani de zile visase clipa când se va întoarce în patrie și își va relua îndatoririle sale militare. Iar acum, fostul general Gedlen, despre care presa occidentală avea atâtea cuvinte de laudă, învăluindu-i viața într-o tainică aureolă, îi spulbera nu un vis, ci o întreagă existență. Când și cum ați devenit agent al comuniștilor români? Tăceți? Tăcerea poate fi echivalată cu un răspuns afirmativ. N-am trădat, se apără Helmut fără blagă. Explicați-ne atunci altceva. Cum de v-a răbdat noblețea dumneavoastră de ofițer al armatei germane să știți de existența unei arhive importante, cheia operației, și să tăinuiți acest lucru timp de 12 ani? Da, gândi Helmut, chiar așa, cum am putut să rabd acest lucru? Are dreptate. Cum îmi pot motiva pasivitatea? Tăceți? Povestiți-mi atunci cum ați devenit agent al românilor. Gedlen nu era convins că Helmut trădase. În schimb, avea multe motive să nu ia în serios declarațiile. Timp de 12 ani se conservase, nu dăduse niciun semn de viață și deodată a ieșit la suprafață trecând în acțiune. De ce? Inactivitatea n-avea cum să-și o motiveze. În același timp, a trece cu vederea declarațiile lui Helmut ar fi fost o prostie. Ele ridica o problemă importantă într-un moment hotărător, arhiva lui von Kremer. Pentru întâia oară, după ani și ani, cineva relata, într-un mod foarte concret, activitatea depusă de von Kremer. Dacă îi puteau să dovedească că Helmut nu trădase, atunci ar fi putut să treacă la folosirea lui. Dar dacă a trădat? Gedlen se împiedica mereu de această întrebare. De ce ar exclude această posibilitate? Căzând prizonier, românii l-au identificat și l-au supus unei anchete severe. Helmut, pe semne că a dat din colț în colț, apoi n-a mai putut să reziste. A spus totul. I-a ajutat pe român să investigheze apartamentul lui von Kremer și să-i descopere arhiva. Apoi, neavând nimic de pierdut, românii încearcă să ni-l placeze. De ce von Kremer, elaborând operația AO3, s-a ferit de dumneavoastră? Își reluă Gedlen interogatoriul. Nu știu. Cum vă explicați că în clipa morții, el totuși v-a mărturisit unde se află arhiva? Nu găsiți că vă contraziceți în declarația dumneavoastră? Pe de-o parte, s-a ferit. Pe de altă parte, v-a vorbit. Unde e adevărul? Nu știu! Nu știu! Nu știu! Se înfurie Helmut, nemai putând să stăpânească nervii. Nu știți? Bine! Tot ceea ce ați înșirat în declarația dumneavoastră, pe semne că ați mărturisit și românilor, însă cu 12 ani mai devreme. Gedlen apăsă pe un buton și imediat în birou își facă apariția un bărbat îmbrăcat civil, dar care în fața lui Gedlen luă o poziție militarească. Ocupă-te de acest transfug, îi ordonă el. Pretinde verzi și uscate. Încăperea era mică, îngustă, cu ziduri negre. O lumină puternică îl orbi pe Helmut pentru un moment. Știa ce înseamnă asta, căci i-a fost dat să conducă de multe ori asemenea anchete. Pe atunci nu-și închipuise că îi va fi dat și lui să treacă prin așa ceva. Nu-l vedea pe anchetator, îi auzea doar glasul, mereu același, mecanic. Când ai devenit agent al comuniștilor? Când ai trădat? N-am trădat, nu sunt trădător, răspunse Helmut înverșunat. Când ai trădat? N-am trădat. Timpul se scurgea încet, greoi. Auzul transfugului era biciuit de una și aceeași întrebare. Luminile îi pătrunseseră în ochi ca niște săgeți ascuțite. Vârfurile acestor săgeți erau gata să se înfigă în creier. Și nu mai aveau mult. Helmut se apăra cu înverșunare. După 4 ceasuri de chin, leșină. Când se trezi, se pomeni în ochi cu aceeași lumină orbitoare. Același glas îi aruncă întrebarea. Când ai trădat? Sunteți niște imbecili, urlă Helmut. Măsoară-ți cuvintele, le avertiza anchetatorul. N-am trădat. De ce von Kremer n-a mai avut încredere în tine? Luminile lor beau. Întrebările îi biciuiau creierul, iar Helmut se mira de rezistența sa. Ce îl făcea să reziste? Nu știa. Dar, pe măsură ce timpul trecea, devenea parcă mai rezistent. Sau, nu era decât o simplă părere?
Apoi i se făcu sete și îl rugă pe anchetator să-i dea un pahar cu apă. Nu primi nimic. În schimb, cineva în spatele său, în întuneric, deschise un robinet și Helmut auzi clipocitul apei. Cunoștea figura. Pe vremuri i se părea firesc. Acum o luă drept un act monstruos. Pe masa anchetatorului apăru o sticlă. Un pahar. Văzu mâna celuilalt turnându-și apă, bând și plescăind mulțumit. Când ai trădat? N-am trădat. Îl chinui în felul ăsta mai bine de 6 ore. În cele din urmă, Helmut izbucni. Apă! Spun tot! Apă! Întuneric! Spun tot! Închetatorul stinse lumină. Helmut închise ochii. Sulițe albe îi înțepeau pupilele. Îi dă dură să bea. Își reveni. Lumina caldă a unei zile însorite se fâșirișa de asta dată în încăpere. Ochii nu-l mai dureau și deodată îl zări pe anchetator. Era același bărbat pe care Gerlen îl chemase printr-o simplă apăsare de buton. Cedea la birou cu mâinile pe masă, încleștate, și se uita victorios la el. Mai vrei apă? Nu. Țigară? Da. I-o aprinse chiar anchetatorul. Intrase un fum în piept și simți că renaște. Prin fumul țigării văzu și mai clar chipul anchetatorului. Aștepta cu încredere mărturisirile sale. Când și cum ai trădat? Când? Se întrebă Helmut. Mai de mult, începu el să mintă. La 23 august 1944, când am căzut prizonier. Ofițerii au fost izolați de ostași și duși apoi pe rând la cercetări. Interogatorul ni-l lua un ofițer român și unul rus. Amândoi tineri, așa ca dumneata. De când m-au văzut, rusul mi s-a adresat. Guten Tag, Herr Helmut. M-a recunoscut. Am fost fotografiat din toate părțile. Mi s-a propus să lucrez pentru ei. Am acceptat. Și capitanul Helmut Wolf îndrugă în continuare o istorioară cu o școală de spionaj, instructori, acte false. În același timp se asculta cu uimire, întrebându-se cum de-i treceau prin cap toate scornelile astea trăznite. Îndruga și ori de câte ori surprindea privirile anchetatorului, îi venea să pufnească de râs. Vezi, glăsuiau scripirile din ochii acestuia, ai încercat să te ascunzi, dar nu ți-a mers. Cu ce scop te-au trimis comuniștii la noi? Cu ce scop? Reluă Helmut întrebarea anchetatorului. Cu scopul de a pătrunde în sediul organizației voastre, de a vă câștiga încrederea și de a obține informații, minți el, aducându-și aminte ca printr-o minune de Mata Hari. Cum urma să trimiți informațiile? Prin mijlocirea ziarului V. Și Helmut indică titlul unui cunoscut ziar de la Bonn. Prin V? Sări în sus anchetatorul. Da, minți Helmut cu satisfacție. Toți redactorii de la V sunt spioni reperiști. Ai înnebunit? Urla anchetatorul. Nu, n-am înnebunit, dar s-ar putea să am nevoie de puțin odihnă. Bine! Cu aceasta se încheia prima mărturisire senzațională a transfugului. I se dădu posibilitatea să mănânce, să se odihnească. Helmut se folosi de condițiile create. Mâncă și dormi bine, iar a doua zi, când îi fu luat din nou interogatoriu, se simțea într-o dispoziție excelentă. I se ceru să repete declarațiile făcute în ajun. Helmut nu se împotrivi, ci se apucă să născocească alte și alte istorioare, care de care mai năstrușnice. De fapt, n-am devenit dintr-o dată spion rus. Mai întâi, și asta s-a petrecut în primăvara anului 1944, am trecut în serviciul englezilor. Și Helmut povesti cu ușurință cum făcuse cunoștință la București, cu câteva luni înainte de capitularea României, cu un coleg englez, parașutat anume pentru el, care i-a propus să treacă de partea Intelligence Service-ului. Englezul i-a înfățișat situația războiului, l-a făcut să înțeleagă că Hitler pierduse totul și l-a convins. În felul ăsta începuse să lucreze pentru serviciul lor. Ofițerii Reichului, își completă Helmut minciuna, trebuiau să opteze pentru modul capitalist de viață. Am optat pentru Anglia, ajutând-o tot împotriva comuniștilor. Von Kramer a aflat. Aha, exclamă anchetatorul. De aici neîncrederea lui. Da, de aici, îl imită Helmut pe anchetator. Da, dar n-avea ce să-mi facă. De ce? Intrase și el în rețeaua englezilor, iar eu îi devenisem șef. Anchetatorul deveni nervos. Și Helmut simți o bucurie sălbatică să-l chinuiască și să-l zăpăcească, scornind minciuni peste minciuni. Și,
întreba anchetatorul stăpânindu-se. La 23 august, agentul englez Harry Peel... Stai? Cum ai zis? Harry Peel. Ăsta parcă a fost actor. Exact. Agentul britanic semăna foarte bine cu Harry Peel și luase numele actorului. Harry Peel, la 23 august, m-a ascuns la el, apoi mi-a furnizat acte în regulă și m-a sfătuit să intru în serviciul comuniștilor. L-am ascultat. Dar caseta lui von Kramer. Care casetă? Întrebă Helmut, ca și când atunci ar fi aflat întâia oară de existența unei asemenea arhive. Arhiva lui von Kramer, operația Any Andra, îi aminti anchetatorul. Helmut izbucni în râs. A fost o minciună de-a mea, Herr anchetator. A fost născocită de mine tocmai pentru a vă induce în eroare. De fapt, românii m-au trimis, însă informațiile urma să le trimite englezilor. Acum se apucă să debiteze o istorioară cu niște englezi care se interesau de organizarea aparatului lui Gatland. Anchetatorul îl lăsă să bată câmpii, apoi suspendă interogatorul. Helmut se pomeni iar la el în cameră, bucurându-se de aceleași bune condiții. Făcu un duș, mâncă bine, dormi și mai bine. Așa că atunci când îl chemară din nou la interogatoriu, se simți întinerit și gata să facă față unor noi întrebări. Spre mirarea sa, anchetatorul fusese schimbat. Noul anchetator se purtă cu el foarte manierat. Îl rugă să nu se supere și să povestească de la cap tot ce relatase în celelalte zile ale interogatoriului. Cu plăcere, se învoi Helmut. Uitase tot ce îndrugase primului anchetator. De altfel, nici nu era interesat să memoreze. N-avea nevoie de jocul ăsta, dar fusese împins spre el chiar de proprii săi camarazi. Se apucă să născocească alte aventuri, care, bineînțeles, intrau în contradicție flagrantă cu declarațiile sale anterioare. Se aștepta să fie oprit, dar noul anchetator nu îl întrerupse măcar cu o întrebare. Ședea moale în fotoliul său, ascultându-l îngândurat. Când Helmut tăcu, se mulțumi doar să-l întrebe. Ai terminat? Da. Bine. Ancheta se termină la acest bine, care lui Helmut îi sună în urechi ca o amenințare. Rămasă însă indiferent, deși n-ar fi fost exclus să fie luat și dus într-o anume sală, a cărei destinație Helmut o știa prea bine. Gândul că ar putea fi torturat nu-l înspăimântă. Indiferența față de propria sa persoană îi intrase în sânge. Fu însă lăsat în pace. Mâncă și dormi pe săturate. A doua zi de dimineață îl treziră doi agenți. Se arătară politicoși față de dânsul și Helmut deveni bănuitor. Ei, acum mă vor duce să mă tortureze, gândi el. Se îmbrăcă încet, dar agenții nu-l grăbiră. Îl lăsară să se bărbierească, să-și îndrepte nodul cravatei. Apoi, când rosti, sunt al dumneavoastră, domnii mei, cei doi îl conduseră în afara clădirii, unde îi aștepta o limuzină. Ceva mai târziu se trezi în biroul lui Gatland. Din pricina uimirii, rămase nemișcat lângă ușă. Fostul general îl privi binevoitor, poftindu-l să înainteze și să ia loc. Helmut se supuse. Ce sunt declarațiile astea copilărești? Îl întrebă Gatland și Helmut își dădu seama că în vocea fostului general intervenise o schimbare. Nu mai era autoritară, drastică, amenințătoare, ci foarte omenească. Nu sunt eu de vină. M-a sforțat să intru în acest joc absurd. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Consider că uniforma mea de ofițer german a fost pângărită și încă într-un mod nedemn, chiar de ofițerii armatei germane. În aceasta și constă marea mea dramă. După o pauză, Gatland se ridică în picioare. Domnule capitan Hans Helmut Wolf. Lui Helmut nu-i veni să creadă. Se pronunțase gradul. Domnule capitan, repetă Gatland. Helmut, ca împins de un resort, sări de pe scaun și luă poziția de drepți ca un vechi militar ce era. Patria are nevoie de serviciile dumneavoastră. Vă mai anunț că, pentru merite deosebite în păstrarea unor secrete militare, pentru devotament față de jurământul depus, vi s-a acordat o înaltă distincție de stat. Gatland li scodi cu ochii săi verzi și neliniștiți. Vă felicit, domnule capitan! La ordinele dumneavoastră, răspunse Helmut cu inima plină de o mare bucurie. 20. Unde duc urmele? Tovarășe maior, îmi permiteți să vă raportez. Sunt aproape vindecat, iar după spusele profesorului, îmi pot relua activitatea. Deși îmbrăcat civil, Lucian rămase în mijlocul biroului neclintit, militarește, privind țintă în ochii lui Panait. Maiorul îi ieși în întâmpinare și îl îmbrățișă.
Bravo, băiete! Îmi place cum arăți. Se vede treaba că ți-a plit patul. Ce mai? Ai venit la vreme. Avem mult de lucru. Panait îl luă de braț și îl conduse până la fotoliu unde de obicei ședea Lucian. Ia loc, să tragem câte o țigară. Așa. Fumară rar, cu plăcere, iar maiorul îl puse la curent cu cele petrecute, împărtășindu-i concluziile. Lucian îl ascultă cu luarea aminte, iar cuvintele, ce bine că ai venit, o să intri imediat în acțiune, îl emoționară. Se aștepta ca maiorul să explice în ce consta viitoarea sa misiune, dar Panait schimbă vorba pe neașteptate. Ce mai face Lia? Cum a fost despărțirea? Lui Lucian i se făcu deodată cald. Ar fi vrut ca maiorul să ocolească această temă. Cum să fie, tovarășe maior? M-a sfătuit să am grijă de mine, să mă feresc, să evit încăierările. Mi-a promis că o să mă caute la telefon. Numărul ei de telefon n-a vrut să mi-l dea nici adresa. De ce? Se încruntă Panait. Ești ofițer de securitate, mi-a răspuns. Dacă te interesează adresa mea, n-ai decât să o cauți și să o descoperi. Frumos răspuns, râse Panait. Ce contează pentru dumneata o problemă profesională în plus? Dar aș mai avea chef să joc la nunta voastră. Sau te pomenești că ai avea ceva împotrivă. Să vedeți, eu... Lucian nu apucă să-și termine fraza. Șeful de cabinet al maiorului intră și anunță că locotenentul major Frunză sosise la raport. Să intre, ordonă Panait. Frunză deducă ochii de Lucian și ceru voie superiorului să-și îmbrățișeze tovarășul. Ai înviat din morți, Lucian, și arăți al dracului de bine, se bucură Frunză, ca un îndrăgostit arăți. Adresându-se din nou maiorului, Frunză ceru permisiunea să-i raporteze. Panait îi arătă un scaun. Se așezară tustrei în jurul unei măsuțe rotunde, joase. Am stabilit că Warburgurile, și începu Frunză raportul, au fost puse în comerț la sfârșitul anului trecut. Numai în capital au fost vândute 100 de bucăți. Din numărul acesta, 60 au fost cumpărate de tot atâția medici. Cei mai mulți dintre ei sunt stomatologi și ginecologi. Celelalte 30 de bucăți au fost cumpărate de cetățeni de alte profesiuni. Din 100 de mașini, 40 au fost de culoare bej, ceea ce, trebuie să recunosc, mi-a ușurat foarte mult misiunea. Pe baza documentelor de la Direcția Circulației, am stabilit proprietarii celor 40 de mașini bej. Luându-i și cercetându-i pe rând, am ajuns la proprietarul mașinii bej cu aripa dreaptă din spate lovită. Mașina are numărul 6 și aparține dentistului Pavel Romanescu, domiciliat pe strada B, numărul 85. Cine conduce mașina? El sau are un șofer? Se interesă Panait. Are un permis de circulație pe numele său. El conduce. Care va să zică, constată Panait cu satisfacție, urmele fantomei duc într-un cabinet dentar. Cine-i Pavel Romanescu? Și ce date ai despre el? Născut în 1902, continuă Frunză, după ce scoase din buzunar un carnețel, la București, într-o familie de negustori. A urmat liceul voievodul Mihai. Studiile universitare le-a continuat în Anglia. În trecut n-a făcut niciun fel de politică. În 1934 se căsătorește cu fica moșierului Penescu Gavrilă. Cu zestra pe care o primește, își cumpără un apartament pe strada B, la etajul întâi al blocului, unde își deschide și cabinetul. Devine un medic foarte căutat al elitei bucureștene. În toamna anului 1940, soția, Sevastița Penescu, moare în condiții destul de suspecte. Obișnuia, ca și fosta artistă, Tița Cristescu, să ronță emigdale amare. Într-o dimineață, camerista a găsit-o moartă. Ancheta a mușamalizat cazul. După asta s-a recăsătorit? Se interesă Lucian, captivat tot mai mult de raportul lui Frunză. Nu, a dus și duce o existență izolată. Are clientelă multă, câștigă bine. Are o amantă, Amelia, dansatoare la estradă. Trăiește o viață de desfrâu. O menajeră bătrână care locuiește în același bloc are grijă de casă. Romanescu a fost pus sub observație. Din păcate, în acest răstimp n-a fost văzut decât singur. Fantoma lipsind de la apel? Lipsind, tovarășe maior, își încheie Frunză raportul. Ce propui? Nu ne rămâne decât să continuăm supravegherea mașinii și a locuinței. Cei trei se priveau îngândurați. Lucian nu mai fuma. Multe se mai întâmplaseră în absența sa. Intrase în scenă și o fantomă. De fapt, fantoma asta l-atacase. Și nu la miezul nopții, ci în faptul serii. O, dacă ar mai avea ocazia să o întâlnească, ce n-ar da să iasă în cale? În concluzie, vorbi Panait privindu-și colaboratorii, s-au ivit alte trei întrebări. A.
Se ascunde oare fantoma în casa lui Romanescu? B. Știm că mașina aparține dentistului. Pe ce bază i-a permis Romanescu fantomei să o folosească? C. Ce legătură există între Romanescu și acest as al unei puteri străine? Măsurile luate de dumneata, tovarășe Frunză, sunt bune și sunt de acord cu ele. Cei doi trebuie să fie prinși împreună. În acest sens, acționăm cu foarte multă grijă. Nu cumva să ne trădăm prezența. Nu cumva să ne scape. Fantoma a lansat două mesaje. Este în așteptarea unui răspuns. Se pare că tăcerea asta îl cam enervează. Cu atât mai bine. Dacă a apelat de două ori la mașina lui Romanescu, înseamnă că va apela și a treia oară. Să-l așteptăm. Totodată, nu trebuie să uităm că domiciliul fantomei nu ne este cunoscut. Unde a dispărut între cele două emisiuni? Se ascunde în casa lui Romanescu sau în altă parte? Sunt mulțumit că tovarășul Frunză n-a propus efectuarea unei percheziții la domiciliul dentistului. E un indiciu că el a aprofundat cazul. Fără îndoială că atâta vreme cât nu avem certitudinea că fantoma se ascunde la Romanescu, orice percheziție în casa dentistului ar fi însemnată îndepărtarea fantomei. Suntem în posesia câtorva date prețioase. Cunoaștem semnalmentele fantomei. Să supraveghem, deci, cu ochii în patru, cine intră și cine iese din acest bloc. S-a înțeles, tovarășe locotenent major Frunză? Am înțeles, tovarășe major. Îmi permiteți să plec? Panait se ridică, urmat de cei doi ofițeri. Frunză își l-a rămas bun și ieși călcând energic. A ce te gândești? Întrebă Panait pe Lucian, după ce rămaseră singuri. Maiorul se oprise la fereastră și privea în stradă fumând. Mi-ar plăcea să mai dau ochii cu cel care a tras în mine. Cu fantoma? Da, să-l prind. Eu să-l arestez. Două fantome față în față. E ceva, glumi Panait. El este convins că te-a lichidat. Și ce-i drept, n-a lipsit mult. Într-adevăr, n-a lipsit mult, în cuvință Lucian, și oftă amintindu-și prin ce trecuse. Știți, tovarășe major, m-am gândit mult la cele petrecute, la nereușita noastră de atunci. Dușmanul ne atacă din umbră, nu-l vedem, dar el urmărește o cotă, un obiectiv. Noi îl știm în atac, însă noi cunoaștem obiectivul. Panait fuma și l-asculta cu interes. Cei din Pireu, continuă Lucian, l-au anunțat pe Siegfried că îi vor trimite o legătură. Legătura trebuie să sosească. O să bată la ușa lui Leonardo Lariu. Cine o să-i deschidă? Cine o să-i răspundă la întrebarea: aveți de vânzare o culegere de partide jucate de Alehin? Nu cumva o să-l întâmpine tot un brunet ca și mine? Dacă cel care va sosi cunoaște semnalmentele lui Olariu, eu cred că trebuie să pregătim un Leonardo Lariu cât mai autentic. Vă văd zâmbind. De ce? Îmi place când discut cu dumneata în contradictoriu, răspunse Panait, dar mai mult îmi place când gândurile noastre se întâlnesc și se identifică. Nu pricep, replică Lucian, înălțându-și sprâncenele în semn de nedumerire. Hai să înțelegi imediat. Panait se duse la birou, deschise dictafonul și ordonă: tovarășe sergent major, comunicați cetățeanului Leonardo Lariu să vină până la mine. Am înțeles, să trăiți! Se auzi glasul gros al sergentului major. E surpriza pe care ți-am pregătit-o. Rămase în picioare lângă birou în așteptarea surprizei. Câteva minute mai târziu, în cabinet, se ivi un bărbat de statură potrivită, blond, îmbrăcat modest. La ordinele dumneavoastră, tovarășe major, se prezentă Leonardo Lariu. Lucian nu și-a ascuns încântarea. Asemănarea între cel ucis și omul care se găsea în fața lor era perfectă. Panait îi întinse fotografia lui Olariu și Lucian se convinse și mai mult că alegerea fusese judicios făcută. Vorbiți nemțește? Îl întrebă Lucian. Oh, desigur, răspunse Olariu într-o germană perfectă. Vă pasionează șahul? Foarte mult. Îmi plac mai cu seamă problemele de șah. Așteptarea, dragi tovarăși, vorbi maiorul Panait, e o realitate care uneori pune nervii omului la oaspră încercare. Știm că acest musafir nepoftit, dar așteptat, trebuie să sosească foarte curând. Nu știm ziua, ora, nu știm pe ce cale va sosi, sub ce mască își va face apariția, ce va întreprinde. Vă voi să recunoască în locotenentul de securitate Pană pe Leonardo Lariu, alias Siegfried? Vom răspunde la toate întrebările acestea numai dacă vom da dovadă de răbdare, voință, nerv de fier. Deci, să așteptăm, tovarăși.
Se întunecase și frunză se pitise lângă zidul unei clădiri cenușii. Strada era pustie și liniștită. Ploase pe semne la munte, căci vremea se răcise brusc. Warburgul stătea în fața casei lui Romanescu, iar Frunză, de la locul său, nu-l scăpa din ochi. După un timp, îl văzu pe dentist ieșind din bloc. Purta un fulgarin negru strâns pe corp. Era singur. Se îndreptă spre mașină și se așeză la volan. Frunză îl văzu trăgându-și pe mâini niște mânuși de piele, după care porni. În aceeași clipă, ofițerul sări și el în mașina care l-aștepta trasă mai la o parte. După el, îi ordonă șoferului. O luară pe urmele Warburgului. Mașina lui Romanescu se afla înaintea lor, la o distanță de 40 de metri. Frunză o vedea bine, totuși îl îmboldea pe șofer. N-o scăpa! Romanescu ieși în bulevardul 6 martie. Încotro oare? Se întrebă Frunză, memorând itinerarul. Romanescu lăsă în urmă Cismigiul, trecu Schitul Măgureanu, iar la statuia lui Gogălnicianu o coti din nou spre dreapta. Lui Frunză nu-i fu greu să prevadă faptul că Romanescu o să oprească în dreptul Institutului de Stomatologie. Într-adevăr, nu se înșelă. De la distanță, fără să coboare, Frunză îl văzu pe Romanescu ieșind din mașină și îndreptându-se către clădirea clinicii. Trecu pe lângă portar, îl salută în grabă și dispăru. Frunză rămase la locul său. Doctorul avea ore și la această clinică. Pe semne, trecuse să vadă un pacient, iar apoi să-și continue drumul. Pândi poarta institutului vreo 10 minute. Deodată tresări și apucă nervos scotul șoferului. Fi gata! Romanescu ieși din clădire, însă nu singur, ci însoțit de un bărbat înalt, spătos, cu falca legată, de parcă ar fi avut o groaznică durere de dinți. Fantoma! Exclamă Frunză, cuprins de o nestăvilită emoție. Cei doi urcară grăbiți în mașină, Romanescu la volan, iar Fantoma în spate. Warburgul porni în viteză. Frunză se luă după el, lăsând între ei o distanță legală, așa încât cei din față să-l poată cu greu dibui. Romanescu ieși din nou pe bulevardul 6 martie și o luă spre podul Elefterie. Încotro se duc oare? Mașina Fantomei se îndrepta spre Grozăvești, pregătindu-se parcă să părăsească orașul. Se iviră casele scunde de la marginea capitalei, apoi și ele rămaseră în urmă. Șoseaua pe care o străbăteau acum era cufundată în întunericul nopții și măturată în răstimpuri de farurile puternice ale mașinilor. Urmărirea devenea primejdioasă. Frunză își dădea seama că Fantoma va descoperi că este filat și tocmai lucrul acesta ofițerul îl dorea cel mai puțin. Nu trebuia să-și trădeze prezența. Vedea în depărtare luminițele roșii ale Warburgului și îl îndemnă pe șofer să se țină după ele, fără însă a se apropia prea mult. Șoferul îl asculta supus. Avură însă ghinion. Mașina lor fu depășită de alte vehicule, iar în fața lui Frunză începură să sclipească și să se amestece între ele foarte multe luminițe roșii. Farurile Warburgului nu se mai deosebeau de celelalte. Frunză se frecă la ochi. Viteză, ordonă el. Parcă era un făcut. Ghinioanele se țineau lanț. O barieră oprise un grup de mașini. Numai Warburgul apucase să treacă. Frunză coborâ iute în drum și văzu cum se pierde noapte de-a lungul șoselei mașina lui Romanescu. Se înfurie, înjură, dar bariera era barieră și nu putea fi trecută. Mai cu seamnă că trenul anunțat era foarte aproape. Pierdu astfel minute prețioase. Când în sfârșit bariera se ridică, băgă mașina în plină viteză. Depăși alte vehicule. Warburgul însă dispăruse de parcă l-ar fi înghițit pământul. L-am pierdut, se recunoscu Frunză înfrânt. Apoi îi spuse șoferului cu tristețe, la minister. În zori, maiorul Panait fu trezit din somn și chemat urgent la minister. Se interceptase un mesaj de peste hotare. Nu fusese încă descifrat. La minister dădu peste locotenentul major Frunză, care îi raportă în ce mod stupid pierduse urma Warburgului. Șezi, îl sfătui Panait, liniștește-te. Bei o cafea. Frunză nu-și găsea locul. Înjura și blestema în gând bariera. Aștepta acum ca maiorul să-i tragă o săpuneală bună pentru insuccesul său. Întrebarea, bei o cafea, îl mai liniști puțin. Tovarășe Frunză, hai să o luăm metodic, propuse maiorul, după ce fusese aduse cafelele. La ce oră a plecat Romanescu de acasă? La orele 21:15. Bine. La ce oră a ajuns la Institutul de Stomatologie? La 21:25. A zăbovit acolo 10 minute, de unde a ieșit cu Fantoma. Ești sigur?
întrebă Panait, deși avea o mare încredere în memoria lui Frunză și în spiritul său de observație. Nu mă înșel, tovarășe major. Panait sorbi din cișcuță și gândi. Descoperirea este foarte însemnată. Iată deci unde și-a găsit fantoma adăpost. Într-o clinică. Ingenios? Spionul nu se folosește numai de mașina lui Romanescu, ci și de autoritatea sa ca medic. Asta este foarte important, tovarășe Frunză, își mărturisi Panait cu glas tare gândurile. La ce oră au pornit mai departe? La 21:35, iar la 22:05 am fost opris la barieră și am pierdut urma. Frunză se posomoră din nou. Liniștește-te, îi ceru din nou Panait. Faptul că l-ai pierdut urma nu este chiar atât de grav. Frunză se uită întrebător la major. Alta este problema. Se vor înapoia sau nu în București? Au observat că sunt filați. Fantoma se va reîntoarce la clinică sau își va găsi un alt adăpost? La întrebările acestea, dumneata trebuie să răspunzi încă în dimineața asta. Frunză înțelese. Se ridică în picioare înviorat. Îmi permiteți să acționez? Da, și ține-mă la curent. Rămân aici. După plecarea lui Frunză, maiorul ordonă ca Warburgul numărul 6 din București să fie pus sub urmărire pe tot teritoriul țării. Iar, ceva mai târziu, primi textul descifrat al mesajului. Îl interesa. Mesajul era adresat fantomei și fusese interceptat în jurul orei 5. Așadar, Romanescu și fantoma ieșiseră din oraș pentru a putea intercepta mesajul. Ajuns la această concluzie, Panait citi. Către fantoma 1. Rămâi locului. Avem confirmare. Adresa este aceea pe care o știi. Obiectul se găsește în fosta locuință. Mai mult nu știu. Acționează atent. Nu te folosi de aparat decât în situații extreme. Bobby. Pe fața obosită a lui Panait se ivi un zâmbet. Îmi părea mulțumit de ceva. De ce anume, nici el nu știa. Poate unde fantomei se poruncise să rămână locului? Sau poate pentru că întâia oară se pomenea de un obiect. Dar zâmbetul acesta de vagă mulțumire nu stărui mult pe chipul maiorului. Primi curând un telefon din partea lui Frunză. Acesta îi raporta. Nici fantoma, nici Romanescu nu s-au înapoiat în București. 21. Totuși, dentistul apare. Romanescu se ivi abia în cea de-a patra zi. Singur însă. Fantoma dispăruse. Dentistul, după ce lăsă Warburgul în fața casei, urcă liniștit în apartamentul său. Nu primi pe nimeni. Pe semne, sosise obosit și voia să se odihnească nestingherit. Știrea că dentistul, în sfârșit, își făcuse apariția, îi se comunică de îndată maiorului Panait, iar acesta își convocă urgent colaboratorii. Ei, ce facem, tovarăși? Se adresă maiorul celor doi ofițeri. Îl arestăm sau nu? Soarta fantomei, spuse Frunză părerea, este legată de a lui Romanescu, iar el s-a înapoiat în capitală fără amicul său. Dacă îl arestăm, alarmăm fantoma. În același timp interveni Lucian, el e singurul care poate să ne spună unde se ascunde fantoma. Ce propui? Îl întrebă maiorul, trăgând cu sete din țigară. Arestarea cât mai grabnică a lui Romanescu. În birou plutea un fum gros să-l tai cu cuțitul. Panai se ridică și deschise o fereastră. În încăpere năvăli un val de aer proaspăt. Nu trebuie să pierdem din vedere câteva elemente esențiale, urmă Panait, după ce reveni la locul său. Fantoma abia acum se pregătește să acționeze. Eu cere ultimul mesaj. Se vorbește acolo de o adresă, de un obiect, cu totul necunoscute nouă. Însă, de o mare importanță dacă o putere străină se interesează de ele. Să judecăm atent cu ce s-ar putea solda arestarea grabnică a dentistului. Frunză, după un timp de gândire, spuse. Să-l arestăm pe Romanescu, însă arestarea lui să nu trezească niciun fel de ecou. Așa cum a urcat în mașina lui și a dispărut fără urmă timp de 4 zile, tot așa să se efectueze și arestarea. Lucian interveni. Am o idee. Care sunt orele de consultații ale dentistului? Zilnic între 11 și 13.30, iar după amiaza de la 17 la 20. Sâmbătă el consultă numai dimineața. De la 8 la 11 e la institut. Foarte bine, zise Lucian. Mâine-i sâmbătă. Dacă nu intervine nimic deosebit, înseamnă că mâine după masă putem să stăm de vorbă cu dânsul. Unde? Se interesă Panait curios. Tovarășe major, din raportul lui Frunză reiese că Romanescu are o amantă. Da,
pe Amelia Niculescu, din corpul de balet al Teatrului de Estradă. Tot din raport, reiese că această baletistă ar fi amanta cea mai constantă a lui Romanescu. Da, se pare că are motive. E frumoasă și mult mai tânără decât el. Arestarea lui Romanescu să se efectueze în garsoniera Amaliei Niculescu. Lucian tăcu, așteptând să vadă ecoul propunerii sale. Frunză își privea îngândurat vârful pantofilor, iar maiorul se juca alene cu un creion. Oare această Amelie știe de existența fantomei, de legăturile de spionaj ale amantului ei cu un oarecare as de peste hotare? Întrebă maiorul, ridicându-și privirile. E o întrebare la care încă nu pot să răspund, mărturisi Frunză cu sinceritate. Atunci să ne lămurim. De ce să-l arestăm acolo și nu în altă parte? Maiorul își fixă privirile pe chipul lui Lucian, îndemnându-l parcă. Hai, spune, băiete! Romanescu este în măsură să ne spună unde se găsește în momentul de față fantoma. A-l aresta acasă, la clinică, pe stradă, înseamnă, așa cum s-a arătat și mai înainte, a îndepărta fantoma. N-am realizat nimic important. De fapt, ce urmărim noi? Să stăm de vorbă cu Romanescu, să-l dezarmăm, să vadă că știm de legătura lui cu fantoma și să-i cerem să ne indice unde se ascunde. Atrăgându-l sâmbătă după amiază la Amelia Niculescu, vom sta acolo de vorbă cu dânsul. De sâmbătă până luni dimineață o să avem la îndemână vreo 30 de ore. Dispariția lui de acasă sâmbătă și duminică o să fie privită ca un fapt firesc. Ce zici, tovarășe Frunză? Întrebă maiorul după ce Lucian termină. Ideea îmi place, iar în legătură cu Amelia Niculescu o să văd în ce măsură putem să avem încredere în ea. Atunci, tovarășe Frunză, preia conducerea acțiunii. Romanescu urca încet și liniștit scările. Liftul nu funcționa, iar Amelia Niculescu își avea garsoniera la etajul 3. Nu se întâlni pe scări cu nimeni și, chiar dacă s-ar fi întâlnit, aceasta n-ar fi fost pentru dânsul niciun motiv de neliniște. Cei mai mulți locatari ai blocului îl cunoșteau, știau de legătura lui cu Amelia. Se înțelegea foarte bine cu fetița asta, deși în ultima vreme se cam certaseră. Amelia îi declarase fără ocol că legătura lor nu o mai interesează. Tot spui că mă iubești, că ții la mine. Atunci, de ce nu mai e de nevastă? Îl întrebase ea printre lacrimi. El însă îi răspunsese cu o glumă proastă, ceea ce pe Amelia o supărase și mai mult. De o săptămână și mai bine, ea nu-l mai căutase, iar la telefoanele sale insistente îi trântea receptorul. Și, iată, ieri, Amelia îl chemase și vorbise cu un glas mieros, încredințându-l că îi pare rău de tot ce se petrecuse între ei. Vino, mi-e dor de tine, aștept. Așadar, ea făcuse primul pas pe drumul împăcării și acest adevăr îl măgulea. Amelia era frumoasă și încăpățânată. Chemându-l, ea arătase astfel că îi vine greu să trăiască fără dânsul, fără bătrânelul ei, fără amantul cu părul cărunt. Ajunse la etajul 3. O clipă se odihni, apoi se apropie de ușa garsonierei. Înainte de a suna, își îndreptă nodul cravatei, își trecu palma peste părul neted. Era încântat de ținuta lui. Îi deschise Amelia și el o întâmpină cu salutul din anii studenției, atât de mult îndrăgit și de tânăra lui amantă. Hello, Amy! Hello! Îi răspunse ea cu o voce stinsă. E emoționată, puștanca, zise Romanescu. Vestibul era întuneric, dar el își dădu seama că Amelia era îmbrăcată în kimonoul japonez pe care îl dăruise în urmă cu 2 sau 3 luni de zile. Intră vesel în micuțul ei apartament, ținând-o de mână, însă încremeni lângă ușă. În primul moment, crezu că Amelia își pusese în gând să-și bată joc de dânsul. Numai așa ar mai fi putut să înțeleagă prezența celor 2 bărbați. Pe urmă, presimți ceva, ceva groaznic, ceva la care se aștepta. Genunchii se înmuiară, dă drumul fără să vrea la mâna fetei. Unul din cei 2 bărbați se apropie de ușă și făcu semn dansatoarei să treacă în altă încăpere. Vă rog, domnule Romanescu, acum, dacă ați intrat, binevoiți să înaintați și să luați loc. Pe neașteptate, dentistul își regăsi calmul și răspunse flegmatic. Domnule, nu vă cunosc pentru a vă da ascultare. Amelia, își chemă el într-ajutor amanta. Cine sunt dumnealor și ce vor de la mine? În locul Ameliei răspunse maiorul Panait, care ședea într-un fotoliu. Aveți dreptate, domnule Romanescu, nu ne cunoaștem. Să ne recomandăm. Se ridică din fotoliu și, arătându-și legitimația, urmă. Sunt maiorul de securitate Panait, iar dumnealui, locotenentul major Frunză. Frunză scoase și el legitimația.
Și ce doriți de la mine? Întrebă Romanescu, la fel de flegmatic. Pe numele dumneavoastră, domnule Pavel Romanescu, a fost emis un mandat de arestare. De arestare? Se arătă el mirat. Mă rog, și de ce? Vorbea răspicat și arăta a nu-i fi teamă de nimic. Vă putem spune, se învoi Panait. Așezați-vă aici, la măsuța asta, pe scaun. Să stăm de vorbă, între bărbați. Ultimele vorbe ale maiorului îl descumpăniră. Se întreba, nu cumva Amelia o fi făcut vreo prostie? Își dădu de îndată seama că atunci ar fi avut de-a face nu cu securitatea, ci cu miliția de moravuri. Nu a avut încotro și se așeză pe scaunul arătat de maior. Bine, încuvință dentistul, să stăm de vorbă, ca între bărbați. Frunză închise ușa ce dădea în vestibul și se așeză ceva mai departe de ei, într-un colț. Îl văzu pe maior aplecându-se peste măsuță, uitându-se fix în ochii tulburei dentistului. E vorba, domnule Romanescu, de mașina dumneavoastră. Panait rosti rar și apăsat, de parcă ar fi rostit o sentință. O crispare lăuntrică întunecă chipul dentistului. Simpla pronunțare, mașina dumneavoastră, v-a cam speriat? Nu, nu, se apără dentistul. Nu știu la ce vă referiți. Unde ați fost cu mașina în seara zilei de 8 iunie? Mai exact între orele 21 și 22. A, exclamă Romanescu bucuros. Acum știu la ce vă referiți. Da, da, în seara aceea mi s-a întâmplat ceva. Nu știu dacă e ciudat sau amuzant. E drept, am tras și eu o spaimă. După ce am terminat orele de consultații, m-am schimbat și am coborât cu gândul să mă urc în mașina pe care o lăsasem în fața casei și să fac o plimbare. Dar ia mașina de unde nu-i. Dispăruse. Vă dați seama că am avut un motiv serios să mă sperii. M-am interesat la portar. Nici el nu observase nimic. Am tras concluzia că mașina mi-a fost furată. I-am spus portarului că mă duc rapid la miliție, să reclam. Înainte însă de a ajunge la miliție, îmi spun, ce-ar fi să mai telefonez odată portarului? Și bine am făcut. Înțelegeți, mașina apăruse. Fusese lăsată la vreo 50 metri de casă. Asta a fost. Dentistul tăcu, nădușise. Scoase batista și se apucă să-și tamponeze fruntea. Panait îi urmărea mișcările. Ne-a oferit un răspuns ingenios, gândi maiorul. Totuși, ne subapreciază. N-ai nimic. Lasă ne subaprecieze. Spusele dumneavoastră mă satisfac, se arătă Panait mulțumit. Am vrea să ne răspundeți acum la o altă întrebare. Unde a fost mașina a doua zi, la aceeași oră? A doua zi, la aceeași oră? Dentistul își încreți fruntea. A doua zi, la aceeași oră? Nu, nu mi-aduc aminte. Romanescu înălță din umeri, arătându-se dezolat că nu-și poate aminti. Atunci, poate că vă amintiți unde ați fost exact acum o săptămână, într-o sâmbătă seara. Sâmbătă seara, oftă Romanescu. Da, mi-amintesc și o să vă spun. N-am niciun motiv să nu vă povestesc. Știți, eu ocup și un post la Institutul de Stomatologie. Știm. Acum vreo 10 zile, un evreu, care locuia la etajul 5 al blocului unde stau, a primit un pașaport pentru Bolivia. Înainte de a pleca, a venit la mine cu un oarecare Nichifor Fuiorescu. Mi l-a prezentat ca pe un fost asociat al său. M-a rugat să-l consult. L-am consultat și am văzut că aveam de-a face cu un caz care cere internare și o serie de analize. Nichifor Fuiorescu a fost internat în clinică. Am obținut o rezervă. Recunosc, am greșit. Omul mi-a plătit și încă foarte bine. Și l-ați operat? Întrebă Panait, ca și când ar fi fost curios să afle starea sănătății lui Nichifor Fuiorescu. Nu, surse Romanescu compătimitor, n-a mai fost nevoie. După ce i-am stabilit diagnosticul și i-am recomandat tratamentul, m-a rugat prietenește să-i fac un flac de serviciu. Să trec plecă la clinică sâmbătă seara și să-l duc în comuna T. De ce vă ceruse acest serviciu? A aflat de la mine că sâmbătă seara mă pregăteam să evadez din capitală în direcția orașului Târgoviște, unde am o prietenă. Omul îmi era simpatic și am făcut și serviciul ăsta. L-am dus și l-am lăsat în comună, iar eu mi-am văzut mai departe de ablele mele. Abia după 4 zile m-am înapoiat în București. Eram supărat din pricina Ameliei, nu voia să se mai împace cu mine, așa că am încercat o evadare. Iată, vorbim ca între bărbați. Asta e tot. Ți se pare că asta e tot? Îi se adresă Panait în gând. E drept, ți-ai învățat răspunsurile ca pe o lecție. Zise,
E, dacă asta e totul, zâmbi maiorul, nouă nu ne rămâne decât să vă spunem mai mult sau mai puțin delicat că ne induceți în eroare și că sunteți foarte siguri pe minciunile dumneavoastră. O să vă dovedim că mințiți. Îmi pare rău, însă nu o să puteți rămâne la amanta dumneavoastră. Veți merge cu noi, unde veți și nopta. O să vă dăm astfel posibilitatea să meditați ceva mai adânc la situația în care vă găsiți. Cine știe, poate că o să ajungeți la concluzia că ne puteți ajuta într-o problemă. Mă rog, nu vreau să influențez cu nimic poziția dumneavoastră. Noi însă ne rezervăm dreptul de a vă dovedi până mâine că ați mințit în mod conștient organele de stat. Panait făcu un semn lui Frunză. Acesta se ridică de la locul său și se apropie de Romanescu, care se străduia din răsputeri să se țină demn. Se ridică drept și aruncă maiorului o privire de om jignit. Mă acuzați pe nedrept! A doua zi, interogatoriul lui Romanescu continuă în biroul lui Panait, de asta dată nu numai în prezența lui Frunză, ci și a lui Lucian. Romanescu se așezase pe scaun calm și sigur pe puterile sale. De fapt, era obosit. Nu dormise toată noaptea. Se zvârcolise chinuit de gândul că fusese arestat. Nu putea să creadă acest lucru. Numai atunci când în zvârcolirile sale atingea zidul umed al temniței, îi spunea îndurerat: sunt arestat. Acum, în așteptarea întrebărilor, simțea în tot corpul răcoarea închisorii. Arestat, îți menti declarația de ieri? Îl întrebă maiorul. Da, răspunse Romanescu crispat. Te-ai gândit bine, arestat? Da. Deci nu vrei să ne ajuți și în același timp să te ajuți? Bine. Atunci o să încercăm noi să-ți aducem aminte cum a fost. Panait făcu o pauză. În așteptare, dentistul încremeni. La ușa dumitale a bătut un amic. Hai să-i spunem deocamdată așa cum dumneata l-ai botezat, Nichifor Fuiorescu. Ți-a cerut sprijinul în virtutea unei vechi camaraderii. A apelat la un ajutor concret, mașina. Avea nevoie de mașină, pentru un țel bine determinat. Dumneata cunoști țelul ăsta. Primejdia era mare. Pentru orice pas se cerea creat și un alibi. În prima seară ați simulat dispariția mașinii. Numai că dumneata nu te-ai dus la miliție, ci în altă parte. Acolo unde te aștepta Nichifor cu mașina. Ai plecat cu el. V-ați oprins în strada Epureanu, colț cu calea Văcărești. Apoi v-ați întors și ai simulat găsirea mașinii. Nu e adevărat, izbucni Romanescu într-un țipăt. Liniștește-te și ascultă în continuare. A doua zi n-ați mai simulat nimic. Dumneata însă pretins că nu mai ții minte unde ați fost cu mașina. Să-ți amintesc. Ai fost tot împreună cu Nichifor al dumitale pe strada A, unde ați oprit în fața unei alte cooperative de reparat aparate de radio. Născociri! Născociri! Izbucni Romanescu. Fața i se congestionase și începuse să se sufoce. Vreți să mă face să recunosc niște neadevăruri? Frunză închise un pahar cu apă și dentistul îl bău pe nerăsuflate. Apoi se uită la Panait cu o față răvășită. Suporți greu adevărul, domnule Romanescu? Nu uita că dumneata ne-ai obligat să-ți dovedim că în mod conștient ne-ai mințit. Apoi, Fuiorescu avea nevoie de un adăpost, de o ascunzătoare. I-ai găsit un loc la clinica unde lucrezi. Nu! 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 Începu să nege urlând și dând din cap Abramovici. Uite, am ajuns și eu la Abramovici, râse Panait, prefăcându-se a nu băga în seamă indispoziția arestatului. Abramovici mi l-a adus, susținu dentistul. Minți! Lasă bazmul ăsta deoparte. Te-ai folosit de numele lui Abramovici știind că el a plecat din țară. Creând alibiul, ai uitat un lucru esențial. Rudele lui Abramovici au rămas aici. Un frate de-al său a binevoit să ne ajute. Ne-a declarat că Abramovici n-a avut niciodată vreun asociat. Cu atât mai mult, n-a avut un asociat cu numele Nichifor Fuiorescu. Dentistul își desfăcu brusc nodul de la cravată, smulgându-și nasturii de la guler. Murmură: da, am mințit, am greșit. Spun, o să vă spun. Tot Frunză întinse paharul, îngolit dintr-o sorbitură, rămase înfrânt cu privirile pierdute în gol. Unde s-a ascuns Fuiorescu? Nu știu. Mâine e luni, nu-i așa? Da. Mâine seară la orele 9:30 trebuie să mă duc să-l iau. Mă va aștepta la intrarea în comunate. 22. Taina dentistului. Înainte de a fi eliberat, dentistul Romanescu puse pe masa de lucru a maiorului Panait următoarea declarație. M-am născut într-o familie de oameni bogați.
Tatăl meu, Artur Romanescu, a fost proprietarul unor păduri întinse din munții Vrancea. A mai avut o soră, Luminița. A murit într-un accident de automobil. Liceul l-am urmat la voievodul Mihai. Am învățat bine. Eram considerat nu numai unul dintre liceenii buni, dar și unul dintre cei mai tari. Aveam bani și îmi permiteam tot felul de petreceri. Pe lângă mine o duceau bine și alții. Așa se explică de ce unii mă iubeau, iar alții mă urau. După ce am luat bacalaureatul, părinții m-au trimis la o universitate din Anglia. Am urmat cursurile universității, animat de dorința de a deveni un om cult, un intelectual de vază. Studiam mult, dar și petreceam mult. În timpul vacanțelor nu mă înapoiam în țară, ci călătoream. Am umblat aproape în toată Europa. În anul 1931, asupra mea s-a abătut o mare nenorocire. Am primit de acasă o scrisoare disperată. Eram anunțat că, în urma unui crac financiar, societatea tatălui meu dăduse faliment. Peste noapte, părinții mei s-au pomenit săraci lipiți pământului. Vestea m-a doborât. Aveam o mulțime de datorii și apoi ajunsesem în anul 2. Cum nu se poate mai rău, la mijlocul drumului. Nu voiam să-mi întrerup studiile universitare, dar nici de urmat n-aveam cum să le urmez. Mi-am blestemat zilele și într-o clipă de nebunie am vrut să mă spânzur. În ziua aceea însă m-am pomenit chemat la decanat. Cineva dorea să stea de vorbă cu mine. Am fost condus în biblioteca decanului și prezentat unui nobil englez, lordului Timothy. Nu auzisem până atunci de acest nume. Noblețea sa m-a cucerit. Mi-a explicat în cuvinte calde scopul întrevederii. În capul locului s-a dovedit a fi față de mine un om foarte înțelegător. Îmi cunoștea toate necazurile. Știa cine sunt, de unde sunt, ce s-a întâmplat cu părinții mei. Și, într-un mod direct, surprinzător, mi-a oferit sprijinul său. Mă va ajuta să-mi termin studiile și să nu duc lipsă de nimic, însă cu o singură condiție, să devin agent al Intelligence Service-ului. Între a mă sinucide și a deveni agent, am ales ultima cale. În felul acesta am putut să-mi continui studiile. În vacanța acelui an am dus la îndeplinire prima mea misiune de agent. Împreună cu mine avea să plece în România un oarecare Richard Brock, student la Facultatea de Litere, secția romanistică. Richard știa românește. Eu aveam o obligație simplă, dar plictisitoare. Trebuia să-l călăuzesc oriunde îmi cerea. Și l-am plimbat prin toate orașele principale ale țării. Cluj, Timișoara, Iași, Craiova, Ploiești. Pe părinți i-am găsit într-o mizerie de nedescris. S-au bucurat aflând că totuși urmez universitatea. După criza economică din 1932-1933, n-au izbutit să se mai refacă. I-am ajutat și eu cu cât am putut. De altfel, n-au mai trăit mult. Au murit amândoi în anul când eu îmi terminam studiile. N-am putut să asist la mormântare. N-am vrut să mai revin în țară, însă, înainte de a mă despărți de universitate, am fost invitat la Lordul Timothy. Mi-a explicat ce se așteaptă de la mine, întorcându-mă în țară. Mi-a arătat că voi primi fonduri ca să-mi deschid în București un cabinet dentar ultramodern. Cabinetul ar fi trebuit să devină, după expresia domniei sale, o căsuță poștală, precum și un adăpost pentru unii agenți englezi în trecere. Atât și nimic mai mult. Pentru întreținerea mea și a cabinetului avea să se depună lunar, la o bancă din Elveția, suma de 50 de lire. Era o propunere mult prea avantajoasă ca să o refuz. Mă consideram un om norocos. M-am conformat și am deschis un cabinet pe strada Carol. Apoi mi s-a oferit o partidă foarte bună. Să o iau de nevastă pe fica cea mare a generalului Eracle Costăchescu. Drept zestre, aveam să primesc un apartament, precum și un cabinet ceva mai modern decât cel deschis cu ajutorul Intelligence Service-ului. Fără să stau prea mult pe gânduri, m-am căsătorit cu Luiza Costăchescu. Era o femeie drăguță, moale, fără viață. Eu însă impresionam prin școala engleză, ținută, prestanță, eleganță, cinism și o anumită răceală derutantă în relațiile cu ceilalți. Intrasem în înalta societate bucureșteană și cu timpul m-am pomenit dentistul elitei. Am început să mă îmbogățesc. Ar fi trebuit să mă consider drept un om fericit, dar nu eram. Nu-mi iubeam nevasta. O uram, o ocoleam. Indiferența mea a împins-o spre suferință. S-a chinuit cât s-a chinuit lângă mine, apoi și-a pus capăt zilelor. Moartea ei a declanșat un mare scandal. Presa a început să mă învinovățească. Articole insinuante lăsau să se înțeleagă că sinuciderea nu-i decât o crimă, iar criminalul aș fi eu.
N-aș putea declara că moartea ei nu m-a îndurerat. O uram, dar nu-i doream moartea. În cele din urmă, ancheta judiciară m-a găsit nevinovat. După asta, nu m-am mai însurat. În tot acest timp, am continuat să-mi îndeplinesc angajamentul meu față de Lordul Timothy. Căsuța poștală lucra perfect. Primeam corespondență din întreaga lume. După ea, veneau la mine doi indivizi despre care nici astăzi nu știu cine sunt. Nu cunosc conținutul acestor scrisori. În 1938, am adăpostit în casa mea pe un agent, Harry Frank, sosit incognito în țară pentru tratative secrete cu mareșalul curții regale. A stat la mine o săptămână. În 1940, am mai găsit adăpost în casa mea ziaristul Robert Hill, urmărit de spionajul german. L-am ascuns la mine aproape 18 zile. A izbucnit războiul. Eu am rămas pe loc. Căsuța poștală funcționa normal. Primeam scrisori din Spania. În felul acesta, am asigurat legătura unor agenți din România cu centrul lor din Barcelona. După 23 august, n-am mai îndeplinit misiunea de căsuță poștală, ci numai de adăpost. Acum 12 zile, mă pomenesc în cabinetul meu cu un necunoscut care se plângea de o durere groaznică de dinți. Era târziu, mă simțeam obosit și n-aveam chef să mai consult. I-am spus că nu pot să-l văd în ziua aceea. Atunci el mi-a replicat: chiar nu mă mai recunoști? M-am uitat mai bine la dânsul. Necunoscutul din fața mea nu era altul decât Richard Brock, cel pe care în 1933 îl condusesem prin orașele țării. Mi-am spus fără ocol că are nevoie de adăpost și de ajutorul meu. L-am adăpostit. Am înțeles că are de dus la îndeplinire o misiune dificilă, dar ce fel de misiune nu mi-a spus. Într-una din seri mi-a explicat, cerându-mi sprijinul, că trebuie să transmită un mesaj prin radio. M-am dus cu el la gară, a scos de la bagaj o valiză în care avea ascuns un aparat de radioemisie. Mașina mea i-a ajutat foarte mult. Eu am condus Warburgul la punctele indicate de el, tot împreună am fixat alibiurile. La primul mesaj n-a primit niciun răspuns, așa că s-a văzut nevoit să lanseze în seara următoare un al doilea mesaj. Dintr-un complice indirect, devenisem un complice direct. Richard Brock este un om deosebit, de o mare stăpânire de sine, de un curaj rar întâlnit. Singur a ajuns la concluzia că nu mai poate să rămână la mine. Mi-a sugerat internarea lui la clinică pentru câteva zile. Ideea mi s-a părut bună și l-am internat. Apoi, după 4 zile, mi-a spus să vin seara cu mașina ca să-l conduc în comuna T. L-am lăsat la marginea comunei, la piatra kilometrică 133. Cred că locurile îi erau cunoscute. La despărțire, mi-a cerut să vin în seara zilei de 25 iunie la kilometrul 133, să-l aștept o jumătate de oră, iar dacă în acest răstimp nu se prezintă, să nu-l mai aștept. De acolo am plecat mai departe în orașul Târgoviște, unde am tras la hotelul Unirea. Recunosc, m-am făcut vinovat de fapte grave, vreau să le îndrept, mă angajez să-mi răscumpăr greșelile. Romanescu. După ce zăbovi câtva timp asupra declarației lui Romanescu, maiorul Panait telefonă generalului, iar acesta îl pofti imediat la el. Vii binevenit, tovarășe Panait! Ca de obicei, generalul întâmpină ca pe un vechi prieten și tovarăș de luptă. Iarăși s-au încurcat ițele. Ce bei? O cafea? Un ceai? Un ceai, tovarășe general. Simt nevoia să-mi curăț gâtul de nicotină. Generalul era puțin mai în vârstă decât Panait, dar, datorită notului, sport pe care îl practica în toate anotimpurile anului, arăta mult mai tânăr și mai viguros. Se așezară în jurul unei măsuțe rotunde și joase. Nu-mi place cum arăți astăzi, tovarășe Panait. Nu cumva din pricina lui Romanescu. I-am citit declarația și mă întreb, cum ai de gând să acționez? Panait fu servit cu un ceai, iar generalului i se aduse o cafea. Tovarășe general, oftă Panait, se pare că ne-am apropiat de țel. Se pare, numai în măsura în care ne-am încrede pe deplin în declarația lui Romanescu, precisă generalul, sorbindu-și cafeaua. Aici e buba. Maiorul făcu o pauză. Bău din paharul de ceai, apoi urmă. Întrebarea asta mă chinuie și pe mine. Cât de mult ne putem încrede în desenurile lui Romanescu? De altfel, foarte interesante. Prea le-a spus toate dintr-o răsuflare. Nu cumva pe calea asta încearcă să ne câștige încrederea. Cum e ceaiul? E fierbinte? Nu? Atunci, de ce nu-l bei? Bea-l, omule, vrei să se supere gazda? Panait duse paharul la gură. Nu știu ce să fac, tovarășe general.
Să luăm la locul întâlnirii sau nu? La întrebarea noastră dacă ar vrea să vină cu noi, el a răspuns: mie tot una. De ce este tot una? Simt că pe undeva ne duce și nu pot da seama cum. Panait tăcu și sorbi din nou din paharul de ceai. Promântarea dumitale este îndreptățită. O înțeleg. Declarația lui Romanescu ne-a pus în fața unei dileme. Acționăm sau nu? Riscurile sunt deopotrivă, așa că eu înclin către o acțiune concretă. În acest sens, ce propunere ai, tovarășe major? Să ne ducem la locul întâlnirii, însă îl luăm și pe Romanescu cu noi. Vreau ca totul să fie cât mai veridic. Lucrătorii noștri vor înconjura kilometrul 133 pe o rază cât mai mare. S-a și făcut o primă recunoaștere a zonei. Dacă Romanescu nu ne-a înșelat, atunci Brock nu ne mai scapă. Iar dacă ne-a înșelat, cu atât mai aspră îi va fi pedeapsa. Cine o să fie cu el în mașină? Locotenentul major Frunză. Foarte bine. E un ofițer încercat, curajos. Iar Lucian va fi cu dumneata la kilometrul 133? Da, tovarășe general. Îmi permite să mă retrag și să acționez? Da, însă nu înainte de a-ți termina ceaiul. 23. În noapte. Se stăpânise o noapte senină, cu cerul înstelat. Cornul lunii noi aluneca ușor printre ele, ca și când s-ar fi aflat într-o continuă și ciudată numărătoare a aștrilor. În alunecarea ei răspândea peste pământ o palidă lumină argintie. Varburgul lui Romanescu gonea pe șoseaua învăluită în această pulbere siderală. La volan se afla însuși dentistul. Conducea atent, știindu-se supravegheat. Într-adevăr, de pe bancheta din spate, Frunză îi urmărea fiecare mișcare. Șoseaua la ora asta era pustie și rare ori întâlneau în calea lor către un turism sau un camion. Reflectoarele Varburgului sfredeleau întunericul, însuflețind umbrele fantastice ale copacilor ce străjuiau șoseaua. Lui Frunză îi plăcea jocul umbrelor ce izbucneau din însăși ființa copacilor și fâlfâiau înspăimântătoare deasupra șoselei, apoi să piară noapte. Se bucura de cerul senin și aerul străveziu. Strălucirea stelelor, cornul lunii ușurau îndeplinirea operației. În jurul pietrei de kilometraj de la marginea comunei, capcana fusese întinsă cu grijă. Fantoma nu mai avea cum să scape. Trecură de bariera unde ultima oară pierduse urma Varburgului. Vezi, domnule Romanescu, bariera asta te-a salvat în noaptea aceea, îi vorbi Frunză în gând. Romanescu conducea în tăcere, scârbit parcă de volanul pe care îl ținea în mâini. Ar fi vrut să apese pe accelerator și să țâșnească în noapte, dar n-avea voie să depășească o anumită viteză. Simțea în ceafă privirile ofițerului de securitate. Bănuia că nu erau lăsați singuri, că nu numai el era supravegheat, ci și mașina, așa că se mulțumi să gonească egal cu aceeași viteză. Conduce bine, gândea Frunză, uitându-se la mâinile înmănușate ale dentistului. Are reflexe bune, se vede că șofează de multă vreme. De când urcaseră în mașină, nu scoseseră o vorbă. De altfel, nici nu aveau ce să spună. Drumul era cunoscut lui Frunză. Făcuse de dimineață împreună cu Lucian o călătorie de recunoaștere a șoselei. Nu mai aveau mult, vreo 15 minute. Instinctiv își controlă arma. Era la locul ei. Deodată, în bătaia reflectoarelor, apăru un convoi de căruțe. Orbiți de lumină, țăranii își feriră ochii. Stinge! Ordonă Frunză supărat. Romanescu se supuse. După ce lăsară în urmă convoiul, reaprinse reflectoarele pentru ca apoi să le stingă din nou. Ceva mai târziu, trase la marginea șoselei și frână. Am ajuns, răsuflă Romanescu ușurat. Am mers bine, gândi Frunză. Am ajuns la țanc. Se uită la ceas. Mai aveau 4 minute până la ora 11. Acum poți să cobori, ordonă ofițerul. Dentistul coboru și se opri lângă capota mașinii. Rămase acolo nemișcat. La anchetă explicase că așa se înțelesese cu Richard Brooke. Să-l aștepte în picioare lângă capotă. Numai așa s-ar fi apropiat de turism. Frunză, pierdut în întunericul din interiorul mașinii, vedea bine silueta dentistului. Încremenise locului, căci știa că n-are cum să fugă, fiind încercuit. În depărtare se zăreau luminile comunei, sclipind ca niște tainice chemări. Pe cer, luna dispăruse și, parcă în direcția unde se topise, stelele deveniseră și mai strălucitoare. Țârâiau greierii. Frunză urmărea atent ceasul. Fantoma trebuia să pice dintr-o clipă într-alta, iar lui îi revenea partea cea mai dificilă a misiunii, imobilizarea spionului. Atunci, ca la un semnal,
ar fi sărit din întuneric și ceilalți. Minutele însă treceau și fantoma nu se mai ivea. Totuși, nu-și pierdu încrederea. Romanescu nu dădea niciun semn de nerăbdare. Continua să stea nemișcat, lângă capotă, de parcă ar fi adormit în picioare. Trecură astfel 30 de minute de așteptare. Romanescu își cercetă ceasul, se dezlipi de la locul său, veni mai aproape de portiera unde se găsea Frunză și zise cu un glas copleșit și de amărăciune. Nu mai vine. Cum asta nu mai vine? Se revoltă Frunză. Nu mai vine. Așa cum am scris și în declarație, am convenit să-l aștept o jumătate de oră. Dacă în acest interval nu vine, să nu mai aștept și nici să nu mă mai duc să-l iau. Da, asta așa e, îi dădu Frunză în gând dreptate. Operația dăduse greș. Ce fac? Întrebă Romanescu supus și trist. Frunză coboră din mașină, scrută șoseaua pustie și pierdută în noapte. Tot mai trăgea nădejdea că fantoma se va ivi. O tăcere apăsătoare se întindea din hotar în hotar. Se întorse spre Romanescu și se uită cu ură la dânsul. Nu-și putu stăpâni o întrebare. Care e adevărul? Cel din declarație, răspunse Romanescu fără șovăire. Urcă. La volan? Da. Romanescu trecu la volan, iar Frunză se așeză încruntat lângă dânsul. Întoarce. Dentistul ambreie motorul, făcu 2-3 manevre și întoarse mașina. Încotro, se interesă Romanescu. Dă-i drumul. Mașina porni în viteză. Romanescu stătea aplecat peste volan, de parcă ar fi vrut să vadă mai bine șoseaua luminată de farurile mașinii. E și el nervos, zise Frunză. Avea și el o șansă și a pierdut-o. Sau poate că n-a pierdut. Poate că n-a pus nimic în joc. Se uită pieziș la Romanescu. Acesta conducea crispat, dar cu aceea siguranță. Ne-a scăpat, stă Frunză. S-a dus dracului și ultima urmă. Văzut din depărtare luminile puternice ale unei mașini care venea cu viteză spre ei. Apoi luminile se stinseră. În bătaia farurilor Warburgului se ivi conturul unui camion de mare tonaj. Romanescu stinse și el luminile, numai pentru o clipă. Stinge! Strigă Frunză. De asta dată Romanescu nu-i dădu ascultare. Apăsă pe accelerator și își îndreptă mașina în direcția camionului. Totul se petrecu fulgerător. Frunză sesiză intenția lui Romanescu. Cele două mașini, orbindu-se reciproc, se apropiau cu mare viteză. Frunză se aruncă peste dentist și apucă volanul. Acum, patru mâini răsuceau volanul, când la stânga, când la dreapta. Frunză își încordă puterile și lovi scurt cu capul. Acesta gemu, slăbi volanul și Frunză izbuti în ultimul moment să vireze Warburgul. Mașina ocoli camionul, derapă și, datorită numai unei întâmplări, nu se răsturnară. În partea din spate a Warburgului se lovise puternic de o piatră de kilometraj care îi frână brusc viteza. Frunză căzu pe spate și se pomeni cu Romanescu peste el. Geamurile caroseriei se sparseră. Farurile însă rămaseră întregi și aprinse. Camionul oprise la o distanță de 10 metri, iar șoferul și ajutorul său veniră în goană spre ei. Frunză îi văzu și îl împinse pe Romanescu într-o parte. Acesta gemea, ținându-se de brațul drept. Ce e, tovarăși? Ce s-a întâmplat? Aveți nevoie de ajutor? În lumina reflectoarelor, șoferul îi se păru lui Frunză foarte palid. Se apropiase și deschisese portiera. Din pricina efortului, ofițerul coborâ stăpânindu-și cu greu un tremur nervos. E cineva rănit? Cu ce pot să vă ajut? Frunză îi zâmbi recunoscător, dar zâmbetul ăsta a avut darul să le enerveze pe șofer. Amintindu-și dintr-o dată cine era vinovatul principal al accidentului, începu să înjure și să țipe. Vă arde de chefuri! Beți ca niște porci! Vă urcați la volan! Vreți să ne norociți oameni nevinovați! Paraziților! Dacă mă lovei, mă! Frunză îl lăsă pe șofer să-și descarce tornăduful. Îl asculta fără să-l piardă din ochi pe Romanescu. Stătea la volan, ținându-se de frunte. Acolo lovise Frunză cu capul. Bine că s-a terminat așa cum s-a terminat, încercă Frunză să-l îmbuneze. Nu, zău! Îți închipui dumneata că eu o să te las așa? Nu, dacă mă loveai. Mă nenoroceai pe viață. Dialogul ar mai fi continuat multă vreme dacă în dreptul lor n-ar fi oprit o pobedă. Șoferul înțelese de îndată că nu mai era cazul să insiste. În pobedă coborâră doi ofițeri de securitate. Tovarășe major,
Îi se adresă Frunză bucuros, dar imediat tăcu. Șoferul se mulțumi să mai spună, bine că nu s-a lăsat cu victime, apoi se retrase și își porni camionul. Lucian aprinse lanternă și lumină pe Romanescu. Dentistul se ghemuise, încremenind în fața volanului. Cei trei îi văzură ochii mici și aprinși de ură. E rănit? Se interesă Panait. Nu, tovarășe major. Eu l-am lovit. I-am ars un cap. N-am avut încotro. Cercetară mașina. Nu mai putea fi folosită. Coboară, domnule Romanescu, îi se adresă Panait. Sper că pot să cobor și fără ajutorul nostru. Romanescu ieși și o clipă se uită cu tristețe la mașină. Lucian îl împinse spre pobedă. Mișcă! Șchiopătând, Romanescu se îndreptă spre portiera deschisă a pobedei. Se așeză la mijloc, încadrat de Lucian și Frunză. Panait trecu la volan, iar șoferului îi ordonă să rămână de pază lângă Warburg până la sosirea miliției. Romanescu ședea pe scaun fără vlagă, cu gulerul cămășii răsfrânt. Fața îi era răvășită, iar ochii îi jucau speriați în fundul capului. De nervos ce era, începuse să-și mănânce unghiile. Părul, altădată îngrijit și netezit mereu de palma sa grijulie, acum atârna în lațe. Nu voise nici să se spele, nici să se pieptene. Așa cum se sculase, cu hainele boțite și părul răvășit, se și prezentă la interogatoriu. Ne-ai înșelat, domnule Romanescu? Întrebarea maiorului îl făcu să-și înalțe privirile. Într-o parte îl zări pe Lucian, într-altă parte, în stânga sa, pe Frunză. Răspunse sarcastic. Da, m-am înșelat. Am vrut să vă înșel. Și, mutându-și privirile pe fața maiorului, continuă în ciudat. Înțelegeți, am vrut să vă înșel. Așa am avut chef, să mă răzbun. Îți menții declarația pe care ai semnat-o? Da, minus angajamentul de a vă ajuta. Ei, ce ziceți? Vă place cum v-am ajutat? E tardiv, doctore, ca să te bucuri. E ultima mea bucurie înainte de a-mi primi pedeapsa, vorbi el cu cinism, și nu o să mi-o puteți răpi. Aveai sau nu întâlnire cu Richard Brooke? Da. Unde? Acolo, la marginea comunei. Când? Ieri seară, între orele 22 și 23. Și de ce n-a venit? I-am dat de veste că e în primejdie. Când? Chiar aseară, dumnealui lângă mine. Romanescu arătă cu un gest desprețuitor al brațului către Frunză. Și cu voi toți în preajma mea. Și cum l-ai pus în gardă? Simplu. Chiar dacă nu m-ați fi luat dumneavoastră, tot l-aș fi pus în gardă. Întâlnirea o aveam nu la piatra de kilometraj 133, ci undeva mai aproape, la kilometrul 131. Aveam cu dânsul o înțelegere. Dacă totul este în ordine, opresc mașina. În caz de primejdie, nu opresc și îmi văd mai departe de drum. Ceea ce am și făcut. De ce ne-ai înșelat? Lordul Timothy s-a purtat cu mine ca un adevărat gentleman. N-aveam dreptul să mă port cu trimișii lui altfel. Ți-e mai aproape de inimă un patron decât țara în care te-ai născut? Precum se vede, da. Apreciez sinceritatea dumitale de gentleman. Ce e adevărat și ce nu e adevărat în declarația dumitale? Totul. Știam că odată căzut în mâinile securității, nu mai aveam nicio șansă de scăpare. Voiam însă să vin în ajutorul lui Richard Brooke. Știam că nu vă puteam câștiga încrederea decât printr-o declarație autentică. Mai devreme sau mai târziu, tot ați aflat de la mine cine sunt. Am ajuns la concluzia că e mai bine să folosesc această mărturie în folosul planului meu. Planul mi-a izbutit. Pe mine ați pus mâna, dar pe Richard nu. Arestatul se bucura sincer și și-a arăta fața radioasă celor trei ofițeri. La cine s-a ascuns Brooke? Nu știu. Și chiar dacă aș ști, n-a spună. Richard nu mi-a spus niciodată unde se ascunde, iar eu nu l-am întrebat. De ce ai vrut să te sinucizi? Pentru ce să mai trăiesc? Tot ceea ce mai puteam să fac, am făcut. L-am salvat pe Richard. De ce să mai rămân în viață? Și apoi, aveam chef să mor cu un ofițer de securitate lângă mine. Romanescu izbucni într-un râs batjocoritor, dar Panait îi tăie pofta de râs. Te înșeli închipuindu-ți că l-ai salvat pe amicul tău, Richard Brooke. E în mâinile noastre. Și foarte curând o să vă creăm posibilitatea de a vă continua studiile universitare în pușcăriile noastre. Nu mai râzi, domnule Romanescu? De ce oare? Panait nu mai așteptă răspunsul spionului. Deschise dictafonul și ordonă plin de dispreț.
Luați-l de aici! Panait rămase singur. Ceasurile erau destul de înaintate, dar el nu se îndura să se ridice și să plece. Recapitula mereu în gând cele petrecute. Se bizuise într-o oarecare măsură pe angajamentul lui Romanescu și acesta îl trăsese pe sfoară. Umblasere după Richard Brock fantoma în vârful picioarelor și totuși dentistul izbutise să-l avertizeze. Primejdie, sunt pe urmele tale. Fantoma trebuie să fi intrat în stare de alarmă. Ce va întreprinde de acum înainte? Pe masa de lucru a maiorului se găsea dosarul celor trei omoruri, dosarul fantomei. Se adunaseră acolo tot felul de documente, rapoarte, fotografii, analize, concluzii. Le răsfoia, medita, apoi iar le răsfoia, ca și când printre ele ar fi putut găsi drumul ce ducea la prinderea fantomei. Își aprinse o nouă țigară, acâta în ultimele 24 de ore. Tot fumând și răsfoind dosarul, se văzu nevoit să recunoască faptul că dintre toate cazurile care îi trecuseră prin mână, cel al fantomei era cel mai dificil. Și cu cât înțelegea mai mult acest adevăr, cu atât înțelegea că și miza politică aruncată de dușmani în joc era foarte mare. Și tocmai această concluzie îl neliniștea și îl îngrijora mai mult. Că se afla în fața unor rămășițe ale ultimului război mondial, nu mai încăpea nicio îndoială. Dar ce anume urmărea dușmanul? Cu ce scop încerca să dezgroape niște morți? Se gândi la situația internațională. Era din ce în ce mai încordată. Flota de război americană manevra în apele grecești și turcești. Trupe americane debarcaseră și continuau să debarce în Italia. Flota britanică se concentra în Cipru. Concentrări de trupe se mai semnalau la granița Israelului cu Egiptul. Trupe aparținând blocului NATO efectuau manevre în Germania Federală. Presa și posturile de radio din apus desfășurau o largă campanie anticomunistă. Și Panait se întreba, cu care din aceste evenimente trebuie pusă în legătură acțiunile și căutările dușmanului de pe teritoriul țării noastre? Cu una din ele sau cu toate la un loc? Răsfoi din nou dosarul. Ce izbutiseră? Să stabilească cine sunt cele trei victime. Originea băieților din Pireu, originea fantomei. Și, mai departe, își pusese speranțe în Romanescu. Jucase o carte, dar iată că dușmanul nu se dezmințise. O singură concluzie îl mai liniștea un pic, încurajându-l. Fantoma se afla în plină ofensivă. Ataca, ceea ce poate însemna că încă nu și-a atins obiectivul, că se lovește de anumite greutăți. Și, deci, atâta timp cât spionul mai ataca, nici el, Panait, n-avea voie să dezarmeze, ci să depisteze urmele acestor atacuri. Rămase nemișcat, cu ochii închiși, chinuit de una și aceeași întrebare. Unde s-o fi ascunzând fantoma? În cele din urmă, se hotărâ să plece, când cineva bătu la ușă. Panait răspunse. Ofițerul de serviciu intră și raportă că se interceptase un nou mesaj. Panait se trezi parcă dintr-o stare de visare. Cum? Un nou mesaj? Se uită la ceas. Era 5 dimineața. Ofițerul îi întinse textul mesajului descifrat, după care se retrase. Panait citi. Atenție! Către Fantoma 1. Suntem informați că în ziua de 21 iulie va sosi în București Hans Helmut. Este trimis cu același scop. Obiectul nu trebuie să ne scape. Avem încredere în tine. Acționează calm. Bobby. Ce mesaj ciudat gândi Panait. Se amintește din nou cuvântul obiect. Se subliniază. Nu trebuie să ne scape. Cine o fi acest Helmut Hans sau Hans Helmut? Și cu ce scop sosește în capitală? 24. O întâmplare ciudată pe stradă. Un bărbat trecut de prima tinerețe, îmbrăcat ușor de vară, străbătea alene strada R. La ceasul acela de după amiază soarele dogorea. Se vedea că omului era cald și că nădușa. În răstimpuri se oprea, își căuta prin buzunare batista și se ștergea pe față și pe gât. Strada R era foarte liniștită și trecătorul mirat puse acalmia străzii pe seama căldurii. Doar trei puși stăteau pe bordura trotuarului, jucând 5 pietre, iar ceva mai sus, în fața unei brutării, un bărbat stătea de vorbă cu o femeie care, judecând după halatul alb, părea să fie chiar vânzătoarea. Trecătorul înregistra mecanic atât jocul copiilor, cât și conversația celor doi. Își urma nestingherit și alene drumul său. Când ajunse în dreptul casei doamnei Petrescu, se opri și scoase batista. Își tamponă fruntea și ceafa, iscodind grădina neîngrijită ce împrejmuia imobilul văduvei.
Văzu în fundul curții casa cu marchiză. Părea părăsită și lăsată în paragină. Făcu un pas spre poartă, gata să intre, dar se răzgândi. O porni mai departe, tot ștergându-și fața. Lăsă în urmă strada R, apoi un scoar. Nimeri pe o stradă îngustă, străjuită de niște castan tineri. Auzi în spatele său niște pași. Se uită peste umăr. Un trecător încerca să-l ajungă din urmă și să-l depășească. Vru să se oprească. Spre uluirea sa, însă, se simți luat de braț și strâns cu forță. Guten Tag, Herr Helmut! Dacă necunoscutul nu l-ar fi ținut de braț, cu siguranță că Helmut ar fi căzut, de parcă cineva l-ar fi lovit scurt și puternic în moalele capului. Fii bărbat, Herr Helmut, îl îndemnă celălalt. Te așteptam. Știam că ai să treci pe strada R și te-am pândit. Nici tare schimbat, dar tot te-am recunoscut. Mustața te schimbă. Vai, Herr Helmut, fii ceva mai tare! Hans Helmut Wolf ar fi vrut să se împotrivească, dar puterile îl părăsiseră fără milă. Hai, domnule Helmut, dă-i drumul. Mișcă! În numele legii ești arestat. Helmut simți strânsoarea și amenințarea celuilalt. Să nu cer să fugi, că nu o să-ți meargă. Văd că în colțul gulerului cămășii ai o fiolă de ceanură. Las-o acolo, nu te atinge de ea. Hai, mișcă! Agentul îl împinse și Helmut își urni cu greu picioarele. După câțiva pași, își reveni și își măsură adversarul. Era mai înalt și mai voinic decât dânsul. Blond, cu o privire rece și ironică. Se gândi să-și apuce cu gura colțul stâng de la gulerul cămășii. Agentul însă, ca și când i-ar fi simțit intenția, îi apucă gulerul și îi strivi fiola cu ajutorul unei batiste. Gata, domnule Helmut, s-a dus și fiola. Urmează-mă atent, nu te împotrivim. O să luăm o mașină, un taxi. Suntem doi prieteni, bagă de seamă. Lasă mutra asta și zâmbește. Helmut schiță un zâmbet trist, deznădăjduit. Da, norocul de altă dată îl părăsise. Cădea dintr-o nenorocire într-alta. Totul mersese bine. Antrenamentele, debarcarea, era convins că își va duce misiunea cu bine până la capăt. Iar acum se rămâna pe el chiar din prima zi. Își aminti de Gedlin și de ultima lor convorbire. Înțelesese atunci că el era ultima speranță în clarificarea operației AO3. Zâmbește, domnule Helmut, trec oameni pe lângă noi. Ce mai faci? Bine, murmură el. Vezi că poți să faci conversație. O femeie mai în vârstă trecu pe lângă ei și se uită cu compătimire ca după doi bețivi. Uite, vom lua mașina aia. Mașina aia era un taxi cu o caroserie neagră și veche. Nimerise întâmplător pe acolo. Șoferul le deschise portiera, deși îi privea cu neîncredere. Mai cu seamă pe cel în cămașă milaneză. A băut, gândi șoferul. Numai să nu-mi verse în mașină. Încotro, întrebă el, după ce-și văzu clienții în mașină. Agentul se aplecă la urechea șoferului și șopti ceva, apoi îi arătă o legitimație. Acesta dădu din cap în semn că a înțeles despre ce-i vorba. Mașina porni. Nu te supăra, domnule Helmut. Apleacă-te. Caută să nu te uiți nici în stânga, nici în dreapta. Supus, Helmut se aplecă și își lipi fruntea de bancheta din față. Da, totul se sfârșise. Cât de repede! Ca într-un vis, prin câte i-a fost dat să treacă. Îi venea să-și plângă de milă. Unde este dus? Ce se va mai întâmpla cu dânsul? De ce îi se luase ultima posibilitate de a-și curma onorabil viața? Nu luase cu el decât fiola, arma și-o lăsase la hotel, ascunsă bine printre lucruri. Își propusese să facă o primă recunoaștere a locuinței lui Leonardo la Riu, să se convingă că va avea de-a face cu Siegfried când colo. Și cum îi mai umbla prin cap parola, aveți de vânzare o carte cu partidele jucate de Alehin? Mașina străbătea o stradă prost pietruită și caroseria se scutura ca niște fiare vechi. Unde mă duce individul ăsta? N-o se mai osteni să caute vreun răspuns. Era limpede. Se prăbușise de la primul pas. Apoi tresări neliniștit. Numai de nu m-ar tortura. Își aminti de interogatorul ce-i fusese luat în patrie și carnea îi se încrâncenă. Aici? Întrebă șoferul. Nu, nu, acolo. Stai așa, domnule, nu te mișca. Mașina frână. Helmut nu îndrăzni să-și ridice privirile. N-avea niciun rost să-și întărâte adversarul. Îl simți din nou ridicându-se și aplecându-se spre șofer. Coborâm, îi se adresă agentul și îl luă de braț. Hai, n-ai voie să te uiți nici în stânga, nici în dreapta. Coborâră. Văzu în fața sa nu clădirea Ministerului de Interne, ci un bloc cu 4 etaje și nu se miră. Știa din proprie experiență că uneori sediile se găsesc amenajate și în clădiri particulare. Intrară în bloc ca doi prieteni la braț.
Nu se întâlniră cu nimeni. Luară liftul. Mâna agentului apăsă un buton. Helmut stătea cu ochii în pământ, rușinat parcă. Fața-i devenise pământie. Privirile ironice ale agentului îl ardeau. Din lift ieșiră într-un coridor întunecos și se opriră la una din cele trei uși. Agentul sună. Ușa se deschise imediat și Helmut văzu o femeie drăguță, îmbrăcată într-o fustă neagră și o bluză albă de nylon. Tovarășul major a venit? Se interesa agentul. Nu. A lăsat ceva vorbă pentru mine? Să dați dovadă de inițiativă. Atât? Atât, tovarășe capitan. Helmut asculta atent convorbirea și rămase impresionat de ingeniozitatea securității. Un apartament mobilat după toate legile confortului, transformat într-o cameră de anchetă. Nu se vedea niciun alt agent, dar Helmut le simțea prezența. Capitanul, îmbrăcat modest într-un costum din stofă ieftină, îl condruse într-un birou cu storurile trase și luminat puternic de cele patru brațe ale unei lămpi de fier forjat. O bibliotecă înțesată cu cărți îmbrăca pereții încăperii și impresiona plăcut vederea. Helmut se lăsă perchiziționat. Nu avea asupra lui decât actele false. Capitanul zâmbi, scoase haina, o puse pe speteaza scaunului și se așeză la birou. Intră și femeia. Ea se așeză în dreptul mașinii de scris. Șezi, Herr Helmut, îl pofti capitanul, arătându-i un scaun. Capitanul dădu drumul unui ventilator. Magnetofonul, gândi Helmut. Pala de răcoare iscată de ventilație ajungea și la fața lui răcorindu-l. Ce o să urmeze? Mai de nu m-ar tortura. Deci, domnule Hans Helmut Wolf, te-ai întors. Helmut auzi țăcănitul mașinii de scris și înțelese că dactilografa alcătuia procesul verbal al interogatorului. Te-ai întors, Herr Helmut, repetă capitanul de astă dată mai mult admirare decât a întrebare. E drept, e schimbat, dar noi tot te-am recunoscut. Ce mai face Herr Gedlen? E bine? Sănătos? Tot mai are idei fixe, superioritatea rasei germane, etc., etc. E un caragios acest Gedlen al dumitale. Nu te așteptai să pici în mâna noastră, nu-i așa? Nu, recunoscu Helmut. Acum, domnule Helmut, sau, după cum arată actele dumitale de acum, Grigore Nicolescu, de profesie achizitor, să ne spui de ce te-ai întors în țară. Să trecem acum peste faptul că ai fugit. De ce te-ai întors? Helmut nu răspunse imediat. Se uită stânjenit prin birou, descoperind un colț, un Goethe în germană, Faust, și-și aminti că de mult nu mai luase în mână o carte de literatură. Apoi o zări pe dactilografă așteptând răspunsul lui. Din proprie inițiativă, minți Helmut fără tragere de inimă. Domnule capitan Hans Helmut Wolf, țin să te avertizez că nu avem timp de pierdut. N-are niciun rost să te joci cu noi. Știm cine ești, știm că ai fost unul dintre prietenii cei mai buni ai lui von Kramer, că te-ai ascuns, că ai fugit, că, în sfârșit, te-ai întors, că în strada R îl căutai pe Leonardo Lariu, mai exact pe Siegfried. Precum vezi, știm mai multe decât închipui dumneata, așa că te poftesc să treci direct la fundul problemei. Helmut îl privi cu interes pe anchetator. Avea doi ochi reci, ageri, expresivi, inteligenți. Da, jocul se sfârșise. N-avea niciun rost să nege, să le nerveze, să-l determine să treacă la alte forme de interogatoriu. Vorbești? Întrebă capitanul amenințător. Vorbesc. Bine, încuvință anchetatorul și, adresându-se dactilografei, spuse. Să nu-ți scape un cuvințel, tovarășe Mariana. Am înțeles, tovarășe capitan. Când am ajuns în țară, începu Helmut să vorbească cu privirile în pământ, am fost primit de către Gedlen. Te-a făcut o primire bună? Da, minți Helmut. M-a primit ca pe un compatriot, ca pe un vechi ofițer al armatei germane. S-a bucurat știind că este dat să întâlnească pe unul dintre colaboratorii apropiați ai lui von Kramer. Am stat mult de vorbă. Gedlen se interesa de caseta lui von Kramer, de mica sa arhivă și de cheia operației Annie Ondra. I-o luă capitanul înainte, zâmbind sarcastic. Da, exclamă Helmut și mai uluit de ceea ce știa securitatea română. Din păcate, n-am putut să-l ajut prea mult. De ce? După cum bine știți, von Kramer a murit la 24 august. Acum Helmut nu se mai îndoia că securitatea română știa totul. Prea multe n-am știut nici eu de operația Annie Ondra. Înainte de a muri, a apucat să-mi spună că mica lui arhivă se află ascunsă în apartamentul său și într-un tablou. O fotografie ascunde... Atât am mai apucat să-mi spună. Cunoști apartamentul, nu-i așa? Cum să nu? Îl cunosc.
Ăsta este și motivul pentru care Gedlen mi-a propus să mă reîntorc în țară, să încerc să pătrund în fostul apartament și să găsesc orice preț caseta. Văd însă că acum totul este deprisos. Dumneavoastră, pe semne, ați și intrat în posesia arhivei. Deslușesc în cuvintele dumitale undă de curiozitate, surâse flegmatic anchetatorul, pe care nu o pot satisface din motive lesne de înțeles. Te rog, continuă. Helmut își umezi cu vârful limbii buzele uscate și urmă. Misiunea asta trebuia să o duc la îndeplinire cu ajutorul lui Leonardo Lariu, a lui Siegfried. Gedlen însă mi-a atras atenția că are date contradictorii cu privire la depistarea și existența lui Siegfried și mi-a cerut să fiu prudent. L-am cunoscut personal pe Siegfried și l-aș fi identificat ușor. Astăzi de dimineață am sosit în capitală. Am luat o cameră la hotelul 30 decembrie. Apoi am așteptat să se facă orele 17 când știam că Olariu se întoarce de la serviciu. Mi-am propus să-l pândesc și să mă conving dacă Olariu este una și aceeași persoană cu Siegfried. Dar am avut ghinion. Helmut tăcu privind stingherit un punct de pe covor. Și dacă l-ai fi identificat? M-aș fi prezentat la domiciliul lui. De altfel, el știa că cineva o să vină la dânsul. Parola ne-ar fi ajutat să realizăm legătura între noi. Cred că m-ar fi recunoscut și s-ar fi bucurat că, după ani și ani, ne este dat să acționăm împreună. În ce consta parola? Eu l-aș fi întrebat, aveți de vânzare o culegere cu partidele jucate de Alehin? Iar el mi-ar fi răspuns, nu, domnule, n-am. Acum însă, ce să-i faci, Herr Helmut? Asta-i viața, îl aprobă capitanul plin de înțelegere. Olariu, alias Siegfried, nu mai există. Povestiți-ne pe ce căi ați ajuns înapoi în România. Tovărășe Mariana, fii drăguță și scoate din frigider sifonul ăla rece și două pahare. Helmut era un om disciplinat. Știa că atâta timp cât lipsește dactilografa trebuie să tacă și tăcu. Aștepta însă nerăbdător să bea ceva rece, înviorător. Se bucură când anchetatorul îi întinse un pahar cu sifon rece. Bău și mulțumi respectos. În România am sosit ieri pe vasul comercial Regina Cristina, sub pavilion turcesc, ca simplu marinar. Vasul avea să ajungă la gurile Dunării, iar de acolo avea să urce pe Dunăre în sus. Noaptea, vaporul a ajuns în apropierea Galațiului. Am fost lansat pe întuneric, un costum de scufundător, având cu mine o valiză impermeabilă cu îmbrăcămintea de schimb. Mi-a mers bine până în clipa când m-ați arestat. Ingenios, recunoscu capitanul entuziasmat. Nu-i așa, tovarășă Mariana? Foarte, tovarășe capitan, aprobă dactilografa. De, domnule Helmut, n-am ce să-ți fac, îl compătimia anchetatorul. Spionul pică o singură dată în plasa inamicului, dar atunci când pică, pică bine. Conform legislației noastre socialiste, pentru dumneata n-avem decât o singură condamnare. Din păcate, una capitală, plutonul de execuție. Ochii rece ai anchetatorului văzură cum pe fruntea galbenă a lui Helmut năvăliră broboane de sudoare. Ai și un trecut glorios? Ai fost colaboratorul lui von Kramer? Te-ai ascuns? Ai fugit? Există însă o scăpare. Totul depinde de dumneata. În afară de Siegfried, cu cine mai urma să iei legătura? Cu nimeni, răspunse Helmut, abia auzit. Uite ce, domnule Helmut, zise anchetatorul, ridicându-se în picioare și începând să se învârte în jurul arestatului. Nu ți ascundem faptul că avem nevoie de dumneata. Din pricina asta te-am arestat atât de discret. Vei înțelege îndată de ce te-am adus aici. Ești un ofițer de carieră, un ofițer de informații și contrainformații. Ai o șansă, una singură, să devii agentul nostru, agent dublu. Să-mi trădezi patria, gemu Helmut. Sau, continua anchetatorul, prefăcându-se că nu-i bagă în seamă ultimele cuvinte, să accepți plutonul de execuție. La propunerea noastră știu că nu poți răspunde imediat. Îți dăm însă 2 ore de gândire. Deși îi vâjea capul, Helmut reținuse exact cuvintele anchetatorului. Avea de ales între pușcherie și libertate, între moarte și trădare, între... Deodată îi încolți un gând. Să moară? De ce? Urind, ar mai fi putut să fie oare cu ceva de folos Germaniei? Nu. Rămânând în viață, da, ar mai putea întreprinde ceva. Spionajul cunoaște multe, chiar foarte multe exemple când unii spioni, devenind agenți dubli, n-au încetat niciodată să-și ajute cu adevărat patria. De ce n-ar căuta și el o posibilitate de a lupta până la capăt? I se oferea o șansă. S-o lase să-i scape din mâini? Ei,
Ce ne răspund, Herr Helmut?" îl grăbi capitanul. Dați-mi un timp de gândire." Poftim," zise capitanul foarte generos. Ai 2 ceasuri la îndemână." Lăsară singur. Dactilografa i-a aduse o cafea turcească și un pahar cu apă rece. Helmut, de fapt, luase o hotărâre. Va accepta propunerea. Însă știa că nu e bine să o mărturisească dintr-o dată. Ar fi dat de bănuit. Folosindu-se de cele 2 ceasuri ce-i se acordaseră, va lăsa impresia că hotărârea luată este rodul unor frământări în limita unui timp bine determinat. Accept, rosti Helmut, când exact după 2 ore îl văzu pe capitan. Ai procedat foarte înțelept, domnule Helmut. Știi ce urmează? Vei scăli un angajament. Acum chiar. După care, de aici, te vei duce la hotelul unde ai tras. Nimeni nu te va stingheri. Bani ai deocamdată, nu-i așa? Să nu încerci să fugi. Oamenii noștri vor fi mereu pe urmele dumitale. Te lăsăm liber. Când vom avea nevoie de dumneata, te vom găsi. Legătura dumitale sunt numai eu și nimeni altcineva. Ai înțeles? Înțeles. Pe mine mă cheamă Victor Gelmez. Ai înțeles? Da. Repetă. Capitan Victor Gelmez. Uităm gradul. Ai înțeles? Înțeles. Dactilograful aduse o coară de hârtie pe care era bătut la mașină un text prea lung. Citește și scălește. Helmut luă coala de hârtie. Fără să vrea, mâinile îi tremurau. Citi, apoi vrut să mai citească o dată, dar literele prinseră să se amestece între ele ca un roi de musculițe negre. Iscălești sau ce naiba? Se înfuria anchetatorul. Un stilou, ceru Helmut. Iscăli și în aceeași clipă a avut sentimentul că ieșise din captivitate. Se ridică în picioare. Victor Gelmez îi strânse mâna și l-avertiză din nou. Bagă de seamă! Cobori în stradă, faci la dreapta și la stânga e bulevardul Dacia. Pe acolo trece autobuzul 47 care te duce până în bulevard. Da, ce te învăț eu pe dumneata? Cunoști Bucureștiul la fel de bine ca și mine. La revedere! Și așteaptă primul semn din partea mea. Până atunci, fii atent! Gelmez îi înapoie actele, îl conduse până la ușă, îi mai strânse odată mâna, îl urmări cum coboară treptele, apoi se retrase. Închise ușa și răsuflă ușurat, nevictorios. Ești nebun, Richard! Îl dojeni, nu fără plăcere, femeia. Ce-ai făcut tu acum este curată nebunie. Știu, Kitty. Na, n-aveam încotro, înțelegi? Helmut trebuia izolat, speriat, timorat, împiedicat să pătrundă primul în apartamentul lui von Kramer. Trebuie să fiu recunoscător lui Bowie că mi-a dat de veste. Ești nebun, Richard. Știu, Kitty. L-am înnebunit însă și pe Helmut. Uite ce a semnat. Faimosul Hans Helmut. Acum o să stea frumușel la hotel și o să aștepte un semn de viață din partea capitanului de securitate, Victor Gelmez. Și dacă ar fi acceptat cealaltă variantă, adică plutonul de execuție, ce ai fi făcut? Aș fi intrat într-o mare încurcătură. Uite însă că Helmut e un băiat bun. N-a vrut să-mi dea prea multă bătaie de cap. Richard Brooke izbucni în râs. Vino în brațele mele, tovarășe Mariana. Kitty, cea mică și credincioasă. Vino să te sărut. Te-ai jucat foarte bine rolul. Acum trebuie să te pregătești pentru celălalt rol. Helmut ieși din clădire. Înopta se dea binelea. În stradă a avut senzația că cineva se luase după dânsul. Urmăritorul se topi în întuneric. Ajunse la stația de autobuz. În timp ce aștepta, veni un tânăr care se prefăcea că nu-l bagă în seamă. Helmut înțelese. Tânărul urcă după el în autobuz. Îl văzu făcând un semn discret unui om mai în vârstă și, când Helmut coborâ, omul acela mai în vârstă coborâ și el. Își dădea seama că este urmărit, că 10 de ochi îl priveau în același timp din toate părțile. Simți cum o placă de plumb îi se așează pe creier. Grăbi pasul. Îi se păru că și urmăritorii făcură la fel. Iar ajunge mai repede la hotel. Capul îl durea îngrozitor. De ce puseseră pe urma lui atâți agenți? La hotel, portarul îl salută surâzându-i profesional. Dar lui îi se păru că omul ăsta știe de acum tot ce îi se întâmplase. Pe semne că Gelmez îl avertizase. Fii atent la cetățeanul de la 43. Pe coridor se întâlni cu femeia de serviciu. Aceasta, văzându-i fața pământie, crezu că omului este rău și se uită cu milă după dânsul. De ce au nevoie de atâția urmăritori? Se întrebă Helmut, disperat. Intră în cameră și se încuie pe dinăuntru. Da, mâini nevăzute îi cotrobăiseră în valiză. Totuși, arma era acolo. Nu-i o luaseră. De ce? Auzi niște zgomote în balcon și stinse repede lumina.
Se apropie de ușa balconului și o deschise brusc. Balconul era pustiu. Închise ușa la loc și se trânti îmbrăcat în pat. De cum închise ochii, văzu fața mare a lui Ghelmez, surâzându-i sarcastic. Bagă de seamă, l-amenința. Îți vom urmări fiecare mișcare. Se zvârcoli multă vreme. Un zgomot îi atrase atenția. Cineva umbla la ușă forțându-i clanța. Se ridică în capul oaselor. Transpirase și cămașa îi se lipise de spinare. Nu se mai auzea niciun zgomot. În schimb, un tablou de pe perete începu să se miște. Hans Helmut Wolf se mai chinuie o vreme. Apoi se ridică din pat amețit de teamă, se duse la valiză și scoase de acolo un pistol cu amortizor de sunet. Îl găsiră mort, căzut pe covor. Miliția telefonă organelor din Brăila, iar de acolo se răspunse fulger. În evidența orașului nostru, numele cetățeanului Nicolescu T. Grigore nu figurează. 25. Fantoma atacă. Richard Brock, fantoma, cercetă încă o dată actele. Era mulțumit de ele. Ștampila era perfectă. Actele îl recomandau cetățenilor din București drept un inspector al spațiului locativ al orașului, împuternicit să controleze apartamentele locatarilor. Controlă și actele colaboratoarei sale, Kitty. Prezentau aceeași autenticitate. Kitty, da, dragul meu, sunt aici, răspunse ea ieșind din baie. Ești gata? Mai întrebă el, ridicându-se de la birou. Gata. Cu cine avem plăcerea? Cu Ileana Duțescu de la spațiul locativ, răspunse ea prompt, apropiindu-se de el. Mulțumită, iubitule! Perfect! Ia actele de aici și nu uita cine sunt eu. Vai, tovarășe Marinescu, se poate una ca asta? Să uit un coșcogeamită inspector? Kitty, draga mea, îmbracă-te sobru. Asta e caracteristica femeilor comuniste, sobrietatea, o sfătui el. Avem o misiune grea. Știu, Richard, vorbi ea înțelegătoare apropiindu-se de el. M-am rugat Sfintei Maria să ne ajute. Nu râde, Richard. Ții minte atunci... Brock n-o lăsă să termine. Tema asta îl plictisea. Cunoștea marea ei slăbiciune pentru Sfânta Maria. Mi-aduc aminte. Hai, grăbește-te, Kitty. Eu cobor și te aștept jos, în colț. Își strânse hârtile de pe birou într-o servietă ponosită. Făcuse rost de câteva col speciale, oficiale, pe care se treceau dimensiunile spațiului, de un metru de tâmplărie, și le băgă în servietă. Apoi ieși. Grăbește-te, Kitty! În stradă, cât timp o așteptă pe Kitty, își revăzu în gând planul. Pe strada R, în apartamentul care aparținuse în anii războiului lui von Kramer, locuia acum familia unui sinistrat, Sandu Dima, profesor universitar. Apartamentul alcătuia, de fapt, o vilă pentru o singură familie, iar imobilul, din punctul ăsta de vedere, contrasta cu celelalte clădiri care aveau mai multe etaje. Brock se interesase și aflase câteva date importante. În fostul apartament al lui von Kramer locuiau acum 6 persoane. Sandu Dima, soția lui, cei 2 copii, mama lui Dima și o femeie de serviciu. Cei 2 soți erau plecați la Bușteni, în concediu, cu copiii. Casa rămâsese în grija bătrânei, care, avea sau nu trebuință, pleca de dimineață la piață după cumpărături și se întorcea acasă după ora 9. Brock își fixase prima recunoaștere după această oră și era convins că va izbuti. De altfel, acțiunea decisivă se cerea organizată în zilele cât Sandu Dima se găsea în concediu. Sunt aici, tovarășe Marinescu, raportă Kitty conchet. Brock îi aruncă o privire de om îndrăgostit. Ochii lui reci și cenușii se îmbunară parcă. Într-adevăr, Kitty se îmbrăcase sobru, o fustă albă de doc și o bluză ușoară de culoarea cerului. Ea însă fiind înaltă, suplă, până și în toaleta ei sobră căpăta o anumită distinție. Luară autobuzul și călătoriră în tăcere până la Piața Romană. De acolo porniră pe jos. Kitty pășea lângă Brock și l-admira cu coada ochiului. Îl cunoștea de mulți ani. Îl revedea la mari răstimpuri. Însă, de fiecare dată, o cucerea calmul și marea sa stăpânire de sine. Toată ființa lui degaja putere, liniște, siguranță. Știa că el are de trecut un examen greu și era convinsă că va reuși. Ți-e teamă, Kitty? O întrebă el în șoaptă. Nu. Când sunt cu tine, nu-mi e teamă de nimic. Îți mulțumesc. Să nu faci decât ceea ce-ți spun ei. Ai înțeles? Da, dragul meu. Ajunseră pe strada R în jurul orei 10. Tei bătrâni străjuiau cartierul. Mergeau acum ca 2 funcționari aflați în interes de serviciu. Casa lui Dima părea nu o clădire, ci un cub enorm îmbrăcat în iederă.
Brock deschise o portiță de fier forjat și intră urmat de Kitty. Urcară apoi câteva trepte și se opriră în dreptul unei uși din lemn masiv de nuc. Brock sună, iar după un minut sau două, bătrâna deschise. Se uită curioasă la ei și întrebă ce doresc. Avea o voce blajină, obosită parcă. Trebăluise pe semne, căci capotul ei răspândea un miros de ceapă prăjită. Suntem de la spațiul locativ al capitalei, se prezentă Brock cu un zâmbet prietenos cărăcuceri pe bătrână. Nu de la spațiul raional, ci de la capitală, sublinie el. Și ce doriți? Mai întrebă bătrâna, aruncându-i o privire și lui Kitty. Venim într-o problemă importantă. Să vă arătăm mai întâi legitimațiile noastre. Intrați, vă rog, în casă, îi pofti bătrâna. Poftiți! Intrară într-un hol destul de strâmt. De acolo trecură într-o sufragerie mobilată în stil florentin. Se opriră în dreptul mesei lungi, împrejmuită de 8 scaune. Brock își puse servieta pe masă și întinse bătrânei legitimațiile. Trebuie să facem niște măsurători. Ne iertați de deranj. Trebuie. Ce să facem? Vedeți, dumneavoastră, vor începe acum lucrări mari de supraetajare. Și s-ar putea, nu știm încă, să vedem. Bătrâna le înapoie legitimațiile. Nu și ascunse faptul că era nemulțumită. Prea mult mai bat capul și ăștia de la spațiu. Abia în toamna trecută au tot măsurat. Le trebuiau cică date exacte pentru noul contract de închiriere. Bine, se învoia. Apucați-vă de lucru. Ridică storul de la o fereastră și în sufragerie se revărsă lumina limpede a zilei. Ne permiteți să lucrăm la masa asta? Întrebă Kitty. Bătrâna aprobă dând din cap. Se uită lung la cei doi funcționari. Din servietele lor ieșiră creioane, linii, radiere, col de hârtie, pe care ea le mai văzuse la niște măsurători anterioare. Da, cum e cu supraetajarea asta? Se interesă bătrâna. Inspectorul, pregătindu-și metrul de tâmplărie, răspunse arătându-se preocupat de sarcina ce o îndeplineam. Ei, tovarășe, e o problemă complicată. Deocamdată se tatonează, se inspectează. Rezistă casa? Nu rezistă? Și o să ne mai pună un etaj? Dacă temelia nu permite, atunci... Da, mai e până atunci. Calcule, măsurători. Începem cu holul, se adresă Brock lui Kitty. Se îndreptară spre hol. Bătrâna i-o luă înainte și aprinse lumina. Brock cercetă holul și începu să măsoare dictând. Lățimea 1,75 m, lungimea 2 metri. Ușa principală, ușa ce dă în sufragerie și, în timp ce măsura și dicta, Kitty desenă schema apartamentului la dimensiunile unei scări dinainte stabilite. Dar Brock cercetă cu acest prilej foarte atent fiecare colțișor în parte, unde și ce tablouri atârnă pe pereți. Își ștergea des fruntea transpirată. Bătrânei i se făcuse milă de ei, se duse la bucătărie și se întoarse cu dulceață și apă rece de la gheață. Ce mobilă frumoasă, admiră Kitty. Da, e foarte frumoasă, de acord bătrâna. Și dintr-o dată limba îi se dezlegă, deveni mai binevoitoare. Aici a stat un neamț, un hitlerist, o mare căpetenie. A stat tovarăș de unul singur în toată casa. Mă întreb cum de n-a nebunit, să stai singur, cuc. La 23 august hitleristul a fugit, în casa a rămas poporului. Pe noi ne-au bombardat nemții, apoi am primit casa asta, cu tot cu mobilă. Bătrâna vorbea mult. La început nu i-a plăcut nici locuința, nici mobila. Pe urmă s-a obișnuit. Nimic nu-i mișca din casa asta. Așa cum am găsit-o, așa a rămas. Numai camera copiilor a mai amenajat-o. Brock măsura într-una, trecând dintr-o cameră într-alta. Dicta, iar pe corile lui Kitty se împlinea planul apartamentului. Aproape în fiecare încăpere atârna câte unul sau două tablouri în ulei. Brock a avut posibilitatea să le cerceteze, să se uite în spatele lor, să vadă dacă nu cumva descoperă prezența vreunui safe. Treaba asta a început să se-l plictisească. Ar fi lăsat o baltă și ar fi revenit a doua zi, dar miza acțiunii era mult prea mare ca să plece. Știa că, după îndeplinirea misiunii, se va retrage, va trece în rezervă. Avea și el dreptul la odihnă. Va călători mult și își va scrie memoriile. Măsuratul și efortul lor îi se păreau acum inutile. Von Kammer a fost un idiot. A conceput nu o operație, ci un joc pentru copii. Mult mai trâncănește și bătrâna asta. Aici ce e? Camera mea, răspunse bătrâna. Putem intra? Cum să nu, dragii mei? Intrați! Brock deschise ușa și în aceeași clipă făcu o descoperire care îl îndemnă să creadă că efortul său va fi răsplătit din plin. Pe un perete, deasupra unei măsuțe bătrânești,
atârna o fotografie mare, înrămată elegant, a artistei Annie Ondra. Nu cumva este artista Annie Ondra?" întrebă Brock, în vreme ce chipul său bărbătesc și energic se lăsa înmuiat de un surâs copilăresc. Ea e! Fotografia asta stătea într-alt loc, în bibliotecă, pe birou. Ginerele meu au vrut să o arunce, eu însă nu l-am lăsat. L-am rugat să-mi o dea mie. Eu am văzut o mulțime de filme cu dânsa. A fost o artistă foarte drăgălașă." Brock se apropie. Annie Ondra zâmbea șăgalnic, cu capul lăsat puțin pe spate, arătându-și dantura albă, superbă. A, dar are și un autograf. Ce scrie oare?" Am întrebat și eu odată pe cineva ce scrie. Nu mai țin minte ce mi-a spus. O amintire sau așa ceva. Știți, ea a fost la București în urmă cu ani." Știu," zise Brock și izbuti să descifreze scrisul actriței germane. Ți-ți amintești mereu aceste versuri, Annie?" Ce zici, tovarășe Dulțescu? Frumoasă femeie?" A fost." Ei," zise bătrâna, toți ne trecem." Brock era convins că ăsta era tabloul de care pomenise von Kramer în clipa morții. Acum nu se mai îndoia că fotografia din față ascunde taina operației AO3. "Tovarăș, îmi permite să mă uit mai aproape? Artista asta mi-amintește de tinerețea mea, de unele zile." "Nu te știam și sentimental, tovarășe Marinescu," îl ironiză Kitty. Bătrâna scoase tabloul din cârlig și îl dădu inspectorului. Îi plăcea cum se minunează acest bărbat înalt, frumos, de existența unei asemenea fotografii. "Ce fac?" gândea Brock, admirând-o pe Annie Ondra. "Cum intru în posesia fotografiei?" Aici, între fotografie și carton, von Kramer și-a ascuns marea lui taină. Simplu, dar ingenios. Tabloul trebuie desfăcut încet, cu precauție. Întâi ramele. Îmi pierd timpul cu tot felul de divagații. Cum intru în posesia fotografiei? Încă bătrâna nu se cade să mă pun rău. Poate că mâine trebuie să revin, să caut. Trebuie să obțin fotografia fără scandal, fără zgomot. Înapoi tabloul oftând, spuse. O fotografie rară, doamnă. Ce n-aș da să am și eu o copie? La lucru, tovarășă Dulțescu. Continuă măsurătorile. Avea nevoie de ele. Acum avea nevoie să cunoască apartamentul până în cele mai neînsemnate amănunte. După munca asiduă de mai bine de 2 ceasuri, planul locuinței se afla în mâinile lor. Kitty lucrase excepțional și Brock îi mulțumi printr-o strângere ușoară a mâinii. Începură să strângă hârtiile, să le bage în servietă, cerând scuze bătrânei pentru deranj. Apoi Brock, cuprins subit de un val de melancolie, spuse: "Mi-a rămas inima la fotografie. Îngăduiți-mi să o mai văd odată." "Ei, tovarășe, te pomenești că ești și căsătorit," glumi bătrâna. "Poftește." Brock nu-și ascunse tristețea. Se uită la Annie Ondra ca la femeia visurilor sale. Oftă. "Dacă aș avea o copie." "Tovarășă, sunt cam îndrăzneț. V-aș da oricât să mă lăsați să fac o copie." "O copie, doamnă." "V-aș lăsa garanție orice. Legitimația mea de inspector, buletinul, o zi, două, să fac o copie. O să o aduc înapoi intactă. Zău, tovarășă." Vorbea cald, rugător, că ți se rupea inima ascultându-l. Bătrâna nu rezistă acestui atac. Se învoi, dădu fotografia, luând în schimb buletinul de identitate al inspectorului. În stradă, Brock nu se mai putu stăpâni. Cuprinse umerii lui Kitty, o strânse puternic, sărutând-o pe obraz. "Ai nebunit, Richard?" îl îndepărtă ea obosită. Acasă se apucă îndată de lucru. Desfăcu atent tabloul și, după căutări răbdătoare, făcu o descoperire senzațională. Pe o coală de hârtie japoneză, von Kramer desenase cu cerneală simpatică o parte din încăperile apartamentului și locul unde se afla ascunsă arhiva. În culmea fericirii, Brock lansă încă din seara aceleia zile un mesaj. Mesajul lansat de fantomă în seara zilei de 22 iulie fu interceptat de posturile de goniometraj ale securității de stat, în calculele stabilirea locului emisiunii undeva într-o pădurice din apropierea capitalei. Cercetările fulger la fața locului nu dădură niciun rezultat. Maiorul Panait primi textul descifrat al mesajului la o oră, când colaboratorii săi, Frunză și Lucian, se aflau la dânsul. Discutau despre tăcerea dentistului Romanescu, despre faptul că oaspetele lui Leonardo Lariu încă nu sosise. Se opriră din discuție. Panait citi documentul, mai întâi în gând, apoi cu glas tare. "Către Bovi,
Urgent. Am nevoie de un ajutor. Indică-mi un om. Urgent. Sunt la un pas de victorie. Fantoma. Cei doi îl văzură pe Maior încruntându-se. Se ridică apoi furios de la birou și începu să se învârtească cu pași mari prin încăpere. Înțelegeți? E la un pas de victorie, dar nu-și poate îndeplini misiunea. Are nevoie de un ajutor. Cere să-i se indice un ajutor. Acționează, acționează, iar noi nu izbutim să-l dibuim. Deodată, Maiorul se opri din mers și se uită îngândurat la colaboratorii săi. Băieți, am o idee. Trebuie să riscăm. N-avem altceva de făcut. Trecu vesel la masa de lucru și începu să-și expună ideea. 26. Apare un vânzător de flori. Fantoma se trezi în zori. Kitty dormea. Trecu în vârful picioarelor în bibliotecă. Închise ușa în urma sa. Lumina cenușie a zorilor pătrundea în încăpere printr-o fereastră nu prea mare și acoperită de o perdea. Dincolo de zidurile încăperii, orașul începea să se trezească. Se auzea de departe zgomotul unor tramvaie. Brock scoase dintr-un dulap un aparat de radioemisie și recepție și l-așeză pe birou. Se uită curios la aparat. Căscă, își frecă pieptul păros, apoi se așeză pe scaun. Răsuci un buton. Se uită la ceas. Mai avea 5 minute până la lansarea semnalelor. Căscă din nou și se gândi că intrase, cum îi plăcea să spună, pe ultima turnantă. Peste o zi, două, misiunea va fi îndeplinită. Totul însă mai depindea și de răspunsul ce avea să-l primească de la Bobby. Avea nevoie de un om, de un ajutor de nădejde. Nu-i plăcea misiunile deosebite ce îi se încredințau să lucreze cu mulți oameni. Își pusese multe speranțe în Romanescu, dar el a picat, nu mai e și nu l-a trădat. Ba, dimpotrivă, i-a semnalat primejdia. Pe Kitty nu putea folosi în ceea ce își propusese să facă. Pentru a depista ascunzătoarea casetelui Fond Cramă, avea nevoie de un bărbat. În afară de Romanescu și Kitty, n-avea nicio altă legătură. Se uită la ceas. Așteptă ca secundarul să ajungă în dreptul orei 12, după care lansă 4 semnale scurte care pentru Bobby însemnau: te ascult. Trecu pe recepție, apucă creionul și rămase în așteptare. Ceva mai târziu, încăperea se oblu de sunetele tainice ale unui post de radio. Brock notă, descifrând direct textul: bravo, Richie! La florăria Codlea de pe bulevardul Magheru lucrează ca vânzător un om al nostru. Întrebi: cine-i tovarășul Kazan? Și îi spui: vii din partea lui Bobby. Îți va răspunde: îmi pare bine, cu ce flori vă pot servi? Ai încredere, te va ajuta. Succes, te așteptăm, Bobby. Sunetele pieiră. Liniștea în încăpere se refăcu. Brock închise aparatul și rămase cu ochii ațintiți pe coala de hârtie. Citi, memoră, zâmbi misterios unui gând. Se ridică, ascunse aparatul în dulap. Apoi, luă textul mesajului, îl rupse în bucățele mici pe care le aruncă la toaletă. Revenind dormitor, tot în vârful picioarelor, și se culcă lângă Kitty. Simțindu-l în somn, femeia murmură ceva, se strânse lângă dânsul, fără să-l trezească. Brock cunoștea florăria Codlea. Nu odată trecuse prin fața vitrinelor ei și admirase niște orhidee. Ba, dacă își amintea bine, într-o zi intrase și ceruse câteva garoafe. Simțise nevoia unor flori în camera de hotel unde locuise cândva. Soarele ardea puternic. În ciuda arșiței, bucureștenii umpluseră trotuarele. Era un dute vino ca în ajunul unei mari sărbători. Brock se opri în fața florăriei. Se uită atent în stânga și în dreapta sa. Nu observă nimic neobișnuit. Înainte apoi spre vitrină. Îmi părea că îl interesează aspectul unor coșulețe cu flori. De fapt, îi scodea magazinul. În afară de o tânără vânzătoare nostimă, din pricina unor gropițe care îi punctau obrajii ori de câte ori zâmbea, mai văzu un bărbat voinic, îmbrăcat într-un halat alb, care vorbea cu două cliente. Ăsta e, zise. Vânzătoarea trecuse la casă și se apucase să glumească cu casierița. Brock intră și se îndreptă direct spre vânzător. Acesta tocmai terminase cu cele două cliente și le întrebă politicos: ce doriți? Cine-i tovarășul Kazan? Întrebă Brock. Eu. Vin din partea lui Bobby. Vânzătorul se lumină la față ca la aflarea unei știri pe care o așteptase multă vreme. Îmi pare bine. Cu ce flori vă pot servi? Aș vrea să aleg, răspunse Brock, arătându-se și el bucuros de întrebarea vânzătorului. Kazan ieși de la teșghea și trecu cu noul său client lângă vitrină. Am niște garoafe foarte frumoase, zau gura leului. Priviți ce culori! Cu ce vă pot fi de folos? Brock se aplecă să vadă niște flori și șopti:
Trebuie să stau de vorbă cu dumneata." Apoi, cu gloasă tare, întrebă: "Orhidee nu mai aduceți?" "Nu, de mult. În toamnă însă cred că o să avem. Magazinul se închide la 1. Așteptați-mă la Dallas, în față." "Deci, cu ce vă servim?" "Îmi pare rău, dar aș fi vrut niște orhidee." Brock ieși. Nu se depărtă de florărie. Își alese un loc de unde izbutea să țină magazinul sub observație. Vânzătorul își vedea mai departe de ale sale, liniștit, respectos, ca și când n-ar fi primit vizita nimănui. "Tipul e simpatic," zise Brock. "Să văd însă de ce-o fi în stare." Până la închiderea magazinului mai erau 2 ceasuri. Intră într-un cinematograf, urmări cu interes un film franțuzesc, iar la ora 1 fix se ivi la locul întâlnirii. Kazan nu întârziase prea mult. Brock îl văzut de departe și spuse că vânzătorul trebuie să fie de vârsta lui. Avea un mers de sportiv și asta îl bucură. Ieși în întâmpinare. Își strânseră mâinile și o porniră unul lângă altul. Brock era mai înalt și mai voinic decât Kazan. "Eu zic să intrăm la berăria asta de aici," propuse vânzătorul de flori. "N-am nimic împotrivă." Intrară într-o grădină și se așezară la o masă mai retrasă. Kazan fu primul care deschise vorba. "Cu ce vă pot fi de folos?" Întrebarea răsunase grav, serios, și lui Brock îi se păru că omul din fața sa se arată altfel decât îl cunoscuse în magazin. "Ăsta este rostul meu în București. Să-i ajut pe-ai noștri în anumite împrejurări, așa că vă rog să nu pierdem timpul." Lui Brock îi plăcu tonul oficial și autoritar al lui Kazan, vânzătorul de flori. Li se aduse berea, ciocniră. "Iată despre ce e vorba," începu Brock să povestească după ce goli jumătate de halbă. Relată în cuvinte puține ce aștepta de la dânsul. Acțiunea era periculoasă, iar Brock sublinia acest adevăr mai mult decât se cuvenea, vrând să vadă cum va reacționa Kazan. Acesta însă l-ascultase ca și când Brock nu i-ar fi cerut să-și riște libertatea sau chiar viața, ci i-ar fi cerut un buchet de flori. "Da," răspunse Kazan în cele din urmă, "dificilă chestiune." Duse halba la gură, bău, apoi continuă: "Înțeleg, înțeleg. Trebuie să vă ajut. Sunt obligat să o fac. În sfârșit, conștiința mi-o cere. Și apoi, Bob este pentru mine ceea ce este și pentru dumneata." Rămaseră încă multă vreme și discutarea amănuntele acțiunii. Ultimul atac și cel decisiv trebuia dat într-o joi după amiază. Planul stabilit de Brock era simplu. La orele 4:30, femeia de serviciu va fi plecată. Ziua ei liberă. Bătrâna va fi singură în toată casa. Ei vor suna la ușă. Bătrâna le va deschide. Ea doar îl cunoștea de acum pe tovarășul inspector. O vor imobiliza și, nesigheriți de nimeni, vor începe, pe baza schemei lăsate de von Kramer, căutarea casetei. Așa și făcură. La orele 4:30 după amiază, după ce constatară plecarea femeii de serviciu, îi pândiseră plecarea, sunară la ușa locuinței lui Sandu Dima. Bătrâna le deschise. "A, tovarășul inspector," exclamă ea bucuroasă, "ați venit iar pe la noi. Poftim." Brock și florarul rămaseră în vestibul până ce bătrâna încuie ușa. Apoi urmară spre sufragerie. Spionul intră primul și în aceeași clipă încremeni. Văzu un ofițer de securitate ridicându-se de la masă. "Bine ați venit, Mr. Brock," le întâmpină ofițerul, aruncându-i un zâmbet bajocoritor. "Nu, nu se poate," gândi Brock. "Nu e el. Pe acela l-am împușcat eu, cu mâna mea." "Nu, am halucinații." Observă însă că bătrâna se dedu la o parte ca să-i facă loc ofițerului. Instinctiv, Brock vrut să se retragă. Îl opri însă glasul vânzătorului de flori. "Stai, sus mâinile." Simți în coasta apăsarea unui revolver și înțelese că nu aiurează, că-i pierdut. Ridica nevoie mâinile. Lucian se apropie de el și, cu același surâs pe buze, îi spuse: "Mr. Brock, în numele legii ești arestat. Mă bucur că m-ai recunoscut." 27. Sfârșitul fantomei. Romanescu intră în biroul maiorului Panait și salută respectos pe cei 3 ofițeri de securitate. Ultimele zile îl îmbătrâniseră, nu se mai țimea semeț ca odinioară. Pungile de sub ochi deveniseră și mai evidente. Se opri în mijlocul încăperii, mirat la vederea celor câteva scaune goale, puse parcă anume în fața biroului. Atât maiorul cât și colaboratorii lui erau bine dispuși, că această constatare îl tulbură și umplu inima de presimțiri ciudate. "Șezi, domnule Romanescu!" Îi se arătă un scaun, primul din cele 4 care alcătuiau un semicerc în jurul biroului lui Panait.
Se așeză încet și temător, de parcă ar fi bănuit că dintr-un minut într-altul scaunul va sări în aer. Domnule Romanescu, eu, de felul meu, sunt un om care mă țin de cuvânt. La ultimul interogatoriu, ți-am promis că în curând îl vei vedea aici și pe Mr. Richard Brock. Fața gălbejită a dentistului se schimonosi într-un surâs care se voia ironic. Pe oricine, numai pe Richard Brock, nu. Contraspionajul hitlerist l-a căutat ani de zile și n-a izbutit. O să izbutiți dumneavoastră, să fim serioși. Și trebuie să recunoașteți că spionajul hitlerist... Panait se uită amuzat la Lucian și Frunză, apoi deschise dictafonul. Să fie adus arestatul Richard Brock. Oricine, numai Richard Brock, nu. Contraspionajul hitlerist l-a arestat de 4 ori și tot de atâtea ori s-a constatat că nu era Richard Brock. De aceea îi se spune fantoma. Apare și dispare. O fantomă să fie arestată? Ușa se deschise. În încăpere fu introdus Richard Brock. Îl văzu pe Romanescu, dar niciun mușchi al feței nu se clinti. Romanescu izbucni într-un hohot de râs. Rădea și se bătea cu palmele peste genunchi. Printre hohote, anchetatorii auziră. Ăsta-i Brock? Ăsta-i? Ha, ha, ha! Ăsta nu-i Brock, domnilor! Nu-i Brock! Ha, v-am spus! Pe toți îi puteți prinde, numai pe Brock nu! Ăsta nu-i Brock! Încetează odată, idiotule! Izbucni fantoma. Romanescu se opri brusc din râs. Cum îmi vorbește așa? Se indignă dentistul. Pentru ce, Mr. Brock, mă jignești? Pentru că am fost gentleman și am vrut să te scap? Cetățene Romanescu, întrebă Panait, recunoști în persoana dumnealui pe Richard Brock? Da, recunosc, mărturisi Romanescu, lăsându-și capul în piept. Mulțumesc, zise Panait satisfăcut. Apoi se adresă dictafonului. Arestatul Romanescu să fie luat de aici. Intră un plutonier și făcu semn dentistului să se ridice și să-l urmeze. Romanescu se supuse. Îndreptându-se spre ieșire, trecu pe lângă Brock. Se opri pentru o clipă. Șuieră printre dinți un ticălosule, apoi ieși cu pași grăbiți. Ați loc, domnule Brock! Spionul se așeză și, uitându-se nu fără curiozitate la cei din jur, întrebă de parcă s-ar fi pomenit la un cocktail și nu la o anchetă. Cu cine am onoarea? Cu maiorul de securitate Panait. Pe dumnealui ați avut de acum plăcerea să-l cunoașteți. Este locotenentul major Lucian Viziru, cel pe care ați vrut să-l împușcați în casa lui Leonardo Lariu și, pe cum vedeți, n-a murit. Celălalt ofițer este locotenentul major Frunză, un alt colaborator al meu. Spionul se uită admirativ când la unul, când la celălalt. Îmi dați voie? Eu sunt Richard Brock. Colonelul Richard Brock, se prezentă el, ca și când ar fi vrut să sublinieze ideea. Vă dați seama pe cine a spus mâna? N-am de gând să vă mai dau bătaie de cap. Vă voi răspunde la toate întrebările, cu o condiție însă. Una singură. Se uită în ochii maiorului să vadă dacă este dispus sau nu să-i primească condiția. Să ascultăm, se învoi Panait. Și tot iscodindu-l pe acest celebru spion, își aminti că Lucian îi reținuse semnalmentele și că le reținuse exact. Iată, domnilor ofițeri, în ce constă condiția mea. Așa cum am mai declarat, voi răspunde la toate întrebările. Înainte de toate, însă, aș vrea să-mi explicați cum de-ați izbutit să mă prindeți într-un moment când eram mai aproape ca oricând de victorie. Cu plăcere, domnule Brock. Schimbul de mesaje dintre dumneata și Bobby a fost interceptat și descifrat de noi. Iată-le aici. Panait ridică de pe birou un dosar și îl arătă. Sunt toate. Nu ne-am mulțumit numai cu descifrarea lor, ci am studiat și particularitățile emisiunii. Am stabilit astfel că emisiunile erau precedate de 4 semnale scurte. Ale lui Bobby, la fel. Am stabilit că dumneata îți lansai mesajul seara, la orele 21:30, și așteptai răspunsul în zori, la orele 5. Au fost și cazuri când Bobby nu ți-a răspuns. Ultimul dumitale mesaj, în care cereai ajutor, ne-a indicat nouă că te apropii de obiectul din strada R. Și, dacă nici acum nu te prindem, ne scapi, așa cum ne-ai mai scăpat. Atunci, așa cum o cer uneori treburile noastre, am mers la marele risc. Am hotărât să-i o luăm lui Bobby înainte. Am fost mai operativ decât șeful dumitale și ți-am trimis în cale un florar, care să-ți dea o mână de ajutor. Momeala a prins. Celebrul Richard Brock a apucat cârligul undiței. Pe fața mare și expresivă a spionului apărură pete mari de roșață. Se încruntă de parcă s-ar fi mâniat pe ființă nevăzută. O ploapă începu să-i se zbată nervos și maiorul observa acest lucru. Domnilor, zise Brock, vă stau la dispoziție.
Aștept întrebările dumneavoastră. Voi răspunde la toate. Am 44 de ani. De mai bine de 24 de ani sunt ofițer de informații. Spionajul a fost și va rămâne pasiunea vieții mele. Primejdia o trăiesc la cea mai înaltă tensiune și îmi creează stări sublime. M-am împăcat de mult cu gândul morții. Știu cum se pedepsește spionajul. Istoria este plină de exemple. Cei mai mari ași și-au încheiat socotelile în fața plutonului de execuție. Mi-am băgat în cap că nu pot fi prins. Dar, în același timp, mi-am spus, îmi voi scoate pălăria în fața celui care se va dovedi superior mie. Ați dovedit-o. Sunt un gentleman, domnilor, și mă țin de cuvânt. Gentleman. Nimic de zis. Un gentleman ucigaș, constată Panait cu ironie. Știu la ce vă referiți. Da, în cariera mea am și ucis. Am tras fără să ezit ori de câte ori a fost nevoie. Cu ce scop ați fost trimis în Republica Populară Română? Am acționat în România de foarte multe ori cu misiuni speciale. Nu mi s-au încredințat niciodată fleacuri. De asta dată am fost trimis cu scopul de a da de urma fostei rețele hitleriste de spionaj din țara dumneavoastră, de a afla unde a fost ascunsă arhiva lui von Kramer, șeful serviciului hitlerist de spionaj din România. Tu m-ai izbutit să dai de urma rețelei. Se știa că von Kramer și-a organizat rețeaua. Se știa că reorganizarea s-a făcut în cadrul operației AO3, adică operația Any Ondra. Treiul din coadă a rămas pentru mine o taină. Cheia operației la fel. Locul unde Kramer și-a ascuns arhiva nu mi-era cunoscut. Am aflat mai târziu. Precum se știe, von Kramer a murit ucis la 24 august de bombele aviației germane. Mi se încredințase o misiune grea, vă dați seama. Brock se uită pe rând la cei trei ofițeri de securitate. Din întreaga sa ținută se degaja un aer de mândrie și orgoliu. Da, domnilor, mi s-a încredințat o misiune foarte grea. O țigară? Îl întrebă Panait, întinzându-i un pachet de carpați. Mulțumesc! Luă țigara și maiorul își aminti din nou de semnalmentele reținute de Lucian. Mâini mari, puternice, de sportiv. Trase fumul de țigară în piept, apoi se așeză mai comod pe scaun. Nu este pentru nimeni un secret, continuă spionul, că Gedlen, deși trece în momentul de față drept aliatul nostru principal, nu se dă îndărât de la spionarea noastră. Agenții lui s-au strecurat și în rândurile noastre. Același lucru îl facem și noi. Depistarea arhivelui von Kramer, Gedlen a început-o mai demult. Am fost informați că agenții lui Gedlen ar fi identificat în persoana unui oarecare Leonard Olariu pe un vestit ofițer de informații, Siegfried, pe numele său adevărat Hermann Braun. Siegfried îl cunoscusem cândva în anii războiului. Am fost parașutat atunci în România cu scopul de a-l convinge să lucreze pentru noi. În ce perioadă s-a petrecut acest fapt? În primăvara anului 1944, cu câteva luni înainte de 23 august, am izbutit să am o întrevedere cu dânsul. Însă Braun, ca și von Kramer, ca și Helmut, Hans Helmut Wolf, îl întrerupse Panait. Exact. Au fost niște fanatici. Braun mai continua în zilele acelea să creadă în victoria Germaniei. Îmi vorbea ca și când Germania s-ar fi aflat nu în pragul prăbușirii, ci în cel al victoriei. A refuzat propunerea noastră. Acum urma să-l revăd, să constat mai întâi dacă este unul și același cu Hermann Braun. Trecuseră doar atâția ani. Când și cum ați trecut granițele țării noastre? În primăvara acestui an, la sfârșitul lunii martie, am fost lansat de pe un submarin. Am folosit de o identitate falsă. În dosarele de evidență ale hotelurilor apăream drept un inginer din Brașov. Inginerul Leontin Șerban. Exact, domnule major. La începutul lunii aprilie, dădusem de urmele lui Leonard Olariu. Se schimbase mult, l-am recunoscut cu greu. Mi-am propus ca o vreme să-l urmăresc, să văd cu cine am de-a face, dacă nu cumva a devenit omul securității. Cu acest prilej am făcut o descoperire importantă, chiar senzațională într-o seară. Urmărindu-l, am ajuns în Parcul Libertății. Acolo a luat-o pe o alee mai dosnică. S-a așezat pe o bancă. După un timp, un individ s-a așezat lângă el. Au avut amândoi o discuție destul de lungă în limba germană. Cuvinte răzlețe, fără un sens, ajungeau și până la mine. Deodată am auzit o bufnitură și l-am văzut pe Brown ridicându-se și plecând în grabă. Celălalt căzuse grămadă de pe bancă. Am înțeles atunci că Brown săvârșise un omor. Am devenit și mai prudent. Nu mi-încetasem însă urmărirea. După un timp a intervenit. Crima din Parcul Ioanid. Da, a doua crimă m-a cam derutat. Nu știam ce trebuie să întreprind.
Îmi permiteți încă o țigară? Luă țigara și și-o aprinse calm, cu mișcări degajate. Nu știam ce trebuie să întreprind. Mă chinuia întrebarea. Olariu e unul și același cu vestitul spion german Siegfried? Ce se petrecea cu el? Trebuia să iau o hotărâre. Am aflat unde lucrează. L-am căutat la telefon. Nu i-am spus cine sunt, însă i-am spus că am să-i comunic ceva din partea unui vechi camarad al său. Mi-a fixat întâlnirea pe aleea șahiștilor din Cismigiu. N-am putut să nu constat că avea o slăbiciune pentru parcuri și alei. M-am dus la întâlnire înarmat. O armă cu amortizor de sunete, îl completă maiorul. Pentru orice eventualitate. Și n-ați regretat că ați luat-o? Nu. Am fost amândoi punctuali. El m-a recunoscut de îndată și acest lucru a însemnat pentru mine o confirmare că în fața mea se găsește vestitul Siegfried. A, Mr. Brock, m-a întâmpinat el. Cum ai dat de mine? Am cercetat mai atent. Nu mai era cel de altă dată. Părea un om distrus. Starea lui am pus-o pe seama celor două crime săvârșite în ultimele două săptămâni și al căror martor ocular, fără să vreau, fusesem. M-a întrebat cu ce scop îl caut. I-am explicat. Mi-a surâs amar. La toate întrebările mele n-avea decât un răspuns. Nu știu, nu știu. N-a putut să mă convingă că nu știe nimic de operația Any Ondra. Am hotărât atunci să-l șantajez. I-am spus că îl urmăresc de mai multă vreme și că l-am văzut săvârșind cele două crime. Asta l-a înfuriat. Ochii s-au umplut de ură și a dus mâna la armă. I-am luat-o înainte și n-am ezitat să-l împușc, așa cum își împușcase și el amicii. Ce credeți că l-a determinat pe Brown să-și ucidă amicii? Presupun că rețeaua organizată de crimă urma să stea un timp la conservare. Se pare că cei trei depuseseră un jurământ pe altarul Marii Germanii. Dacă în decurs de 10 ani Camă nu va izbuti să restabilească legătura cu Brown și prin el cu ceilalți, atunci cei trei ar fi fost obligați de jurământ să se sinucidă. Dar, precum se vede, au întârziat să o facă. Atunci Brown s-a hotărât să aducă la îndeplinire nu după 10, ci după 12 ani cerințele jurământului. Cu siguranță că dacă eu nu l-aș fi împușcat, Brown s-ar fi sinucis. Și după ce l-ai împușcat pe Brown, ce ai făcut? Simțind că lucrurile pot lua pentru mine o întorsătură neașteptată, am dispărut urgent din România. Am plecat pe calea pe care sosisem. O barcă v-a dus în larg. Un submarin v-a așteptat în afara apelor teritoriale românești. V-a scufundat, iar barca a sărit în aer. Constat cu surprindere că a fost mereu pe urmele mele. Acum îmi dau seama. Capcana pe care mi-ați întins-o n-a fost o simplă întâmplare. N-am obișnuit să subapreciez capacitatea celor de la securitate. Am considerat întotdeauna că profesiunea noastră nu poate fi practicată decât de o elită ofițerească. M-am înșelat. Dacă prin absurd m-aș regăsi în libertate și aș fi pus să acționez din nou pe teritoriul României, vă asigur că nu v-aș mai subaprecia. Vă rog să mă iertați, dar noblețea mă obligă la o asemenea mărturisire. Nu numai noblețea, domnule Brock. Ce vreți să spuneți, domnule Maior? Mai obligă și faptul că dosarul dumneavoastră este complet. În corpurile delicte sunt prezente. Martorii, la fel. Locotenentul major Viziru e în fața dumitale. Mi se pare că ați avut cu dumnealui un mic diferent. Ați crezut mort. Iată, trăiește. Un agent inteligent și pe deasupra gentleman nu poate să nu țină seama de piesele care se găsesc la dosar și care obligă. Încheie Panait fără să-și ascundă ironia vizibilă. Lucian și Frunză se uitau cu drag la șeful lor. Maiorul smulsese cu o singură mișcare, dar abilă, blazonul de nobleță al spionului. Aveți dreptate, recunoscu Brooke, nu fără o undă de amărăciune în glas. Care a fost motivul reîntoarcerii dumneavoastră în România după asasinarea lui Brown? Agenții noștri strecurați în aparatul lui Gedlan ne-au informat că, totuși, Gedlan a intrat în legătură după ce eu îl lichidasem pe Siegfried cu Siegfried. Mie mi-a venit să râd, doar cu mâna mea îl lichidasem. Șefii mei s-au alarmat. Nu ne era indiferent cine va ajunge mai întâi la caseta lui von Kramă. Am primit din nou misiunea să plec în România și să lămuresc adevărul în cazul lui Hermann Brown. Îl rănisem numai, se vindecase. Agenții lui Gedlan intraseră în legătură cu el. Miza aruncată în joc era mult prea mare ca toate aceste întrebări să rămână nelămurite. Am ajuns cu bine în România. Prima chestiune am lămurit-o destul de repede. Ne-am dat seama că agenții lui Gedlan intraseră în legătură cu un ofițer de securitate. Brock îi aruncă lui Lucian o privire rece, apoi urmă. Romanescu m-a ajutat mult. M-a ascuns în clinică o vreme. 4 zile? Da.
Apoi ei am cerut să mă ducă în comuna T. Acolo am stat ascuns alte câteva zile, în casa fostului negustor Niță Troianescu. Romanescu trebuia să vină să mă ia. Aveam cu dâns o înțelegere, să-mi semnaleze primejdiile. S-a ținut de cuvânt. De înapoiat însă nu mă mai puteam înapoia la Troianescu. Am ajuns la București cu un vehicul ocazional și mi-am găsit adăpost în apartamentul unei vechi colaboratoare de-a mea, Kitty Praporgescu, soția inginerului Ion Praporgescu, mort într-un accident de automobil. De aici mi-am continuat cercetările în vederea găsirii casetelui von Kramer. N-aș fi ajuns cu cercetările mele atât de departe dacă n-ar fi intervenit Hans Helmut Wolf. Ați auzit de el? Majorul deschise dosarul și citi cu glas tare textul mesajului prin care Bobby îl încunoștința pe Brock de sosirea lui Helmut. Helmut a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui von Kramer. Îl cunoscusem bine, îi urmărisem activitatea, îi întinsesem pe vremuri o cursă, văduva unui colonel care lucrase în timpul războiului pentru noi. Femeia era frumoasă și Helmut s-a prins. Așadar, eu îl cunoșteam, dar el nu mă cunoștea. Faptul că Hans Helmut intra pe fir mă neliniștea. Devenise limpede că omul lui Gatlin mi-o lua înainte. Era acum în joc onoarea mea. Trebuia să barez calea lui Helmut. Eram convins că primul pas îl va face către locuința lui Siegfried. Am presupus că îl va căuta la o oră când îl căutasem și eu, ora când se întorcea de la slujbă. Trebuia însă să mai aflu câte ceva despre Helmut. Mi-am adus aminte de văduva colonelului și am hotărât să-i fac o vizită. Spre norocul meu, am găsit-o în vechea ei locuință. De la ea am aflat că, după 23 august, Helmut a stat ascuns la dânsa sub masca unui emigrant polonez și că se căsătoriseră. Am aflat că, nu de mult, Helmut fugise din țară în Germania. Adunase multe date despre Helmut. Brock povesti apoi toată primirea pe care el o organizase în cinstea lui Helmut, cum izbutise să-l păcălească, obligându-l să spună tot ce știa în legătură cu arhiva lui von Kramer. Prin el am ajuns în câteva zile pe urmele casetei. Iar de acolo, aici, la noi, îl completă Panait. Sub ce nume se ascundea Helmut? Sub numele Nicolescu Grigore și locuiește la hotelul 30 decembrie. Ne-am înțeles să aștepte un semn din partea mea. Cum ați spus? Nicolescu Grigore? Panait deschise sertarul biroului și căută o hârtie. O găsi și după ce o citi spuse. Hans Helmut Wolf nu mai așteaptă nimic. S-a sinucis. A tras un glonte în cap. Meseria noastră se întâmplă și așa ceva, preciză Brock cu cinism. Dumneata ai fi făcut-o? Da, dar n-am mai avut când. Am obosit. Aș vrea să mă odihnesc. Se poate? Drept răspuns, Panait deschise dictafonul și ordonă scurt. Luați arestatul de aici. Când intră plutonierul să-l ia, Brock se ridică în picioare, salută respectos și voi să iasă, dar se opri lângă ușă. Domnule major, știu că aici dumneavoastră sunteți cel ce pune întrebări. Totuși, v-aș ruga să-mi permiteți și mie niște întrebări. Vă mărturisesc fără ocol că spionajul mi-a intrat în sânge ca o otravă dulce. Vă rog să mă înțelegeți. Știu care sunt legile României. Știu că nu pot evita în niciun chip rigorile lor și voi primi pedeapsa. Totuși, v-aș ruga să aveți un pic de înțelegere pentru un spion bătrân și viciat și să-mi răspundeți. Ați găsit caseta? Maiorul zâmbi. Da. Și arhiva? Da. Și ce însemnătate are treiul din coada inițialelor AO? Că multe mai vrea să știe și acest Mr. Brock, gândi Panait. Doar n-am să mă apuc acum să-l informez că 3 înseamnă de fapt cheia operației. Kramer ar fi urmat să țină legătura cu 3 agenți. Browner, Pröll și Höffel. Aceștia, la rândul lor, aveau să mențină legătura cu alți 3. Ce așa mai departe? Răspunse în cele din urmă cu un aer grav. Domnule Brock, treiul nu înseamnă altceva decât cele 3 nopți de dragoste petrecute de Kramer în alcovul artistei Annie Ondra. Stupiditate prusacă, aprecie Brock. Domnule major, vă rămân recunoscător pentru acest act de încredere. Aș fi suferit mult de aici încolo dacă n-aș fi aflat aceste amănunte. În fond, viciat cum sunt, pot să declar că din pricina acestor amănunte mi-am pierdut libertatea. Vă rămân îndatorat și, dacă îmi veți permite, mă voi apuca să-mi scriu memoriile. Un vechi vis al meu. Vă vor fi de folos. Adio, domnilor! La revedere, Mr. Brock, insinuă Panait. Rămas singur, cei 3 se priviră în tăcere. Maiorul Panait zâmbea obosit, în picioare.
Surprizându-i surâsul, lui Lucian i se umplu sufletul de o stimă nemărginită pentru omul din fața sa. Frunză oftă și spuse într-o doară: ne cam dat de furcă acest gentleman al mantiei și pumnalului. Nu-i așa, tovarăși? Octombrie 1962. Sfârșit.